Să trăiți și să rămână! bine v am regăsit la episodul numărul 5 din emisiunea Cultural Storytellers. Îl am alături de mine pe Damian Anfile și în acest episod. Salut, Damian! Cirio! Cirio! Dacă nu v-ați dat seama, dai mai! Dar nu, ai din altă Mafia. țară! Uhum. Așa! Uh, astăzi vom vorbi despre, la un moment dat, uh, Imperiul peste care soarele nu apunea, deși o să vedem, am văzut de fapt în episodul trecut că este luată de la Carol Quintul, vorbim despre regina mărilor într-o perioadă din istorie. Persidul și... Albion, într-o altă perioadă a istoriei, la un moment dat s-au intercalat. Și despre, probabil, țara care ne-a dat nou în momentul ăsta o lingua franca nouă, care ne-a dat nouă limba engleză, care ne-a care ne influențat în ultimul secol mai mult decât ne-a influențat francezii în secolul XIX. Este vorba despre Anglia, regatul unit separat în lom. Astăzi este strict despre Anglia cu capitala la Londra. Exact. Am mai spus-o și în alte emisiuni, Alex, Istoria merge pe periodizări, dar periodizările nu sunt o treabă organică, nu se întâmplă brusc de la data de, anul de, să se schimbe total realitatea. E vorba de o evoluție istorică. Noi, ca să putem discuta cât mai complet, să spunem, despre uh, Regatul Angliei, transformat ulterior în Regatul Marii Britanii, devenit în prezent Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, fost. Imperiul Britanic, încercând să acoperim o perioadă de istorie care să fie relevantă pentru discuția asta. Deci, nu vom întrerupe discuția despre Anglia în 1707, când apare Regatul Unit, însă ne concentrăm pe istoria englezilor, ca să fim mai lămuriți în ceea ce urmează să facem. Și despre cei care se întreabă de unde avem principala sursă, avem aici o carte adusă, bineînțeles, de Damian, Istoria Angliei de Andrei Moroa. Moroa am pronunțat bine că eu cu franceza nu mai da, este. Ai nimerit-o. E probabil cea mai sinceră istorie Angliei, dat fiindcă e scrisă de un francez. Este... Uh, sunt cărțile, că sunt două volume, uh, de pe care am început eu să învăț istoria Angliei, Evident că nu sunt singurele, acestea au apărut în România în perioada socialistă, dar eu le consider una dintre cele mai bune uh, tratate de istoria Angliei până în prezent. Evident că nu acoperă perioada contemporană, dacă sunt publicate în secolul 20. Dar înainte de a începe, doresc să vă spun din nou că dacă intrați pe www.damiananfile.ro puteți să aveți parte de emisiuni, tururi și bineînțeles sub anumite circunstanțe, întâlniri personale cu Damian. Toate sunt pe site-ul www.damiananfile.ro și majoritatea evenimentelor sunt anunțate și pe conturile de social media, Facebook, Instagram, uneori și TikTok. Stau să mă gândesc puțin cât de norocos ai putut să fi la faptul că ai găsit domeniul de internet cu numele tău la 30 și ceva de ani de la lansarea internetului. Am să-i mulțumesc familiei mele că mi-au dat un nume care e destul de rar spre unic. Am încercat uh, acum câțiva ani să caut un domeniu cu numele meu, era luat din 98, înainte să mă nasc. Na, popa se mai găsește, dar S -s singurul mulți. popa stă cu mine la masă. Dar zic și unde nu se găsește popa. În Anglia. În Anglia nu, se găsește Pope. Alexander Pope este un scriitor britanic. Ok. P aproape, să zicem. Au dar zice... să nu începem cu detalii. Haideți să luăm istoria englezilor, că avem destul de furcă și încercăm să avem măcar așa un 1% din audiență trează până la final. Este un podcast maraton, asta a fost și primul motiv pentru care am ales să separăm pe națiuni Regatul Unit. Așadar, în podcastul următor vom vorbi de Scoția și țara galilor, Wales, separat în cadrul Regatului Unit, iar astăzi, cum am spus, ne concentrăm pe istoria englezilor. Istoria englezilor, care începe înainte de momentul 1066, când se constituie forma curentă, să spunem, a Angliei, cel puțin potrivit istoriografiei. Insula Marii Britanii e o insulă care multă vreme a fost considerată ca aflându-se la marginea lumii cunoscute. Grecii o plasau, grecii antici o plasau în ținutul hiperborean. Acolo unde se termină lumea, unde au fost exilați Titanii, unde trăiesc monștrii, că bineînțeles întotdeauna o margine de hartă trebuie să aibă niște monștri, că, altfel nu arată bine când o tipărești. Uh, și o concepție care s-a prelungit destul de mult în lumea antică. Celții probabil că nu erau la curent cu ideea asta. Ei sunt cei care emigrează în, ma în masă. Emigrează în sensul modern al cuvântului, care trec în masă în insulele britanice, atât în uh, Marea Britanie cât și în Irlanda, și fondează primele civilizații despre care avem oarecare informații. Până astăzi, nimeni nu a pus punctul pe ei în privința, de exemplu, monumentului de la Stonehenge, la ce foloseau băieții ăia, sunt mai multe teorii. Nimeni n-a putut să spună în detaliu cum erau organizate aceste societăți, decât prin paralele cu alte exemple de societăți tribale celtice din antichitate. Prima uh, referință. Să spunem așa, istorică, la spațiu britanic cel puțin cunoscut, mai cunoscută, este, bineînțeles, campania lui Iuliu Cezar, primul cuceritor al lumii antice, care vizează și insulele britanice, încearcă o expediție acolo terminată cu un eșec. Na, și geniile mai au eșecuri, dar romanii se dovedesc, ca în multe alte cazuri istorice, fiind destul, ca fiind destul de insistenți, așa că odată ce ani încep să se numere crescător, am trecut în era după Hristos, în timpul domniei împăratului Claudius se organizează o nouă invazie romană a insulei Marii Britanii sub comanda lui Agricola, care de data asta este un succes, nu total, Băieții reușesc să cucerească în mare parte teritoriul actual al țării Galilor și Angliei, se opresc în nordul insulei în fața triburilor picților, unde 100 și ceva de ani mai târziu, împăratul Hadrian fixează cea mai nordică graniță a Imperiului Roman. Este vorba de celebru zid al lui Hadrian care mai poate fi vizitat până astăzi. Acolo în mare parte, chiar dacă a existat un zid mai la nord al lui Septimius Severus, se fixează și limita lumii civilizate. Scoția și Irlanda au rămas permanent în afara arei de expansiune romană. Acolo civilizațiile native s-au dezvoltat fără niciun fel de interferență. Iar această perioadă de dominație romană a, a mare parte din insula Marii Britanii durează până în anul 402. Acum, ca o mică paranteză, voi puncta de-a lungul expunerii de astăzi mai multe astfel de exemple, pentru că englezii britanici, cum doriți, o să fac de multe ori alăturarea asta nu vreau să fie interpretată greșit, eu mă refer la cultura engleză când a devenit britanic. Între timp, au una dintre cele mai bune culturi cinematografice în domeniul istoriei abundă cinematografia de la inventarea ei de la începutul secolului 20 până la în zilele noastre de filme istorice, de seriale istorice privitoare la istoria spațiului britanic, spațiului anglofon și despre uh, cucerirea romana a Britaniei avem un serial relativ recent, cred că acum 10 ani a fost difuzat, serialul Britania, care prezintă bineînțeles într-un context uh, ușor fantezist, că bagă foarte mult druiz pe acolo, Druizii fiind o prezență de altfel reală, dar nu știm mare brânză despre ei, o să detaliem asta în cazul Franței. Pentru că sunt o civilizație eminamente orală, care n-au lăsat scrieri, automat nu prea ai de unde să afli exact ceea ce făceau. Prezența asta romană are clar o influență uh, pregnantă asupra Angliei, unele dintre cele mai vechi orașe englezești, inclusiv Londra anticul Londinium, sunt uh, create cel puțin ca structură de oraș în acea perioadă. Avem, bineînțeles, și unele manifestări considerate de independență britanică timpurie, dar e o, o metaforă asta, uh, cum este răscoala reginei Budica una dintre cele mai cunoscute uh, conducătoare din Insula Marii Britanică, este total prematur să vorbim de englez, vedem imediat de ce. Și ajungem în anul 402, când un imperiu roman deja devenit de apus pentru că se separase uh, apusul de răsărit, simțind tot mai acut presiunea barbarilor care tocmai spărseseră frontiera de Perin și pătrunseseră în Galia, în provinciile romane, caută să-și replieze forțele, drept urmare împăratul Honorius, ordonă legiunilor romane staționate în Britania, cum se numea provincia, să treacă înapoi pe continent, astfel nu este o provincie propriu zis pierdută, este o provincie abandonată de Imperiul Roman. Aici observăm o similitudine cu cazul Dacii în, caz, în uh, partea asta de uh, Europa, cu diferența că în Dacia romanii au stat uh, give or take, să zicem, 150 de ani pe când în Britania au stat aproape patru secole, ceea ce bineînțeles că a influențat uh, destul de puternic civilizația, după retragerea legiunilor romane, asta vis a -vis de periodizarea istoriei, nu vine cineva și stinge lumina și zice, acum urmează epoca barbară. Nu se întâmplă chiar așa. Nu se întâmplă ca la teatru. Nu, e un declin al societății, nu mai există o autoritate centrală, există niște comunități mai mult sau mai puțin locale care se autoguvernează. Se păstrează traiul urban, dar nemai existând administrația centrală, traiul ăsta cu timpul decade. ductele sunt lăsate în paragină, străzile nu mai sunt îngrijite, nu mai e o administrație municipală sau nici nu știm exact ce fel de administrație se dezvolta. Britonii, cum este cunoscută sinteza dintre celți și romani, deci celții romanizați, reușesc să-și organizeze o civilizație de sine stătătoare care durează o perioadă destul de îndelungată Durează până astăzi, tehnic, în zona uh, Țării Galilor și Cornwall, unde au fost ultimele refugii al acestei civilizații. Pentru că ei sunt nevoiți să se retragă treptat din est spre vest, odată cu invaziile barbare, în cazul insulei Marii Britanii, popoarele barbare care o invadează sunt Anglii, Iuții și saxonii, populații originare de, de, pe partea cealaltă a Mării Nordului, fie din peninsula Jutlanda, fie din spațiul nord-germanic sau chiar frisian. La un moment dat, asta dă până astăzi conceptul de anglosaxon, de la Anglii și saxoni. Aceștia ocupă, dar nu ocupă deodată insula Marii Britanii, ba chiar există mișcări de rezistență ale populației indigene, populației native. Avem consemnat bătălia deși este un pic, uh, un pic mai mult de fapt semilegendară de la Mons Badonicus undeva în secolul 6, când britonii organiză sub conducerea unui și mai legendar Arturius reușesc la un moment dat să-i oprească pe invadatori, o bătălie care se presupune că ar fi avut loc undeva în centru Angliei de astăzi pe lângă Oxford probabil uh, iar acest uh, legendar Arturius dă bineînțeles o legendă Legenda, probabil una dintre cele mai cunoscute legende ale lumii, este legenda regelui Arthur ce a cântat de trubadurii medievali, ceea ce a și făcut să fie plasată de multe ori eronat, atât ca decor în artă, în pictură, în cinematografie, este de multor plasată în perioada Evului Mediu plin. Nimeni nu-și dă seama că e undeva la sfârșitul antichității începutului Evului Mediu, Bun, pe regele Arthur se grefează apoi o întreagă literatură, apare figura vrăjitorului Merlin, un oarecare moștenitor al civilizației druizilor, o ultimă rămășiță de păgânism, mai ales că în spațiul ăsta s-a produs convertirea la creștinism, bineînțeles, dar ea a avut un caracter ceva mai lent. În general, înspre nord se observă că nu prinde la fel de rapid religia creștină. Avem mult cântata uh, legendă a lui Arthur cu Guinevere și cu Cavalerii Mesei Rotunde, Cretian de Troas și alți uh, scriitori medievali o tratează pe larg, sunt la un moment dat epopei ale cavalerilor individual, Lancelot, Gawain și alții, uh, majoritatea fiind în căutarea Sfântului Graal acel vas la fel de legendar pentru că nu este trecut în tradiția creștină, în care ar fi picurat sângele lui Isus de pe cruce și care la fel de fantastic ar fi fost luat de Iosif din Arimatea, cel care a donat mormântul său ca să devină mormântul lui Hristos și dus ca să nu fie distrus de către romani până în insule britanice pe legendara insula Avalon. Și de aici se grefează o întreagă serie de legende concretizate în perioada cinematografiei într-o serie de filme foarte de succes, cel mai recent dintre marile producții fiind uh, filmul King Arthur din 2005, avându-i în rolurile principale pe Clive Owen și Kira Knightley. E un melanj fabulos acolo între ultimele rămășițe romane, civilizația autohtonă, invazia saxonă. Filmele istorice, da, sunt filme, că nu respectă adevărul istoric, dar te ajută să ai o atracție față de epoca respectivă. Nu este nici pe departe singurul. Mi-aduc aminte din copilărie un film cavalerii mesei rotunde care îl avea în rolul principal pe Sir Sean Connery. Bond, James Bond. Da, da. domnul care n-a putut să joace James Bond, că dacă spunea Save the Queen, el, Save the Queen, el ar fi spus Shave the Queen. <laughs> Așa. Uh, dar acolo băieții aia sunt costumați, zici că e din Star Trek. Nici poveste de uh, perioada antichității târzii sunt în armuri de uh, sfârșit de F-mediu început de renaștere. Trecem peste. Uh, menționez filmele astea pentru că, într-adevăr, ele sunt unele dintre cele mai bune uh, începuturi de pasiune, să spunem, pentru studiul Clive, Filmul cu Clive Owen, dacă nu mă înșel, e și cel care se setează cel mai bine în timp față de celelalte. Da, Din punctul îl, meu de vedere. Măcar îl placează la... Uh, imediat după retragerea romaniei el, el îl pune prea imediat. A, adică de numai nici... ce au plecat romanii și bum, urmează invazia saxonă. Nu se întâmplă chiar așa. Și am spus, invazie în termenii de acum 1500 de ani nu înseamnă invazie militară de astăzi, când de cu armată organizată și în decurs de câteva luni, un an, ocupă întregul teritoriu. De data asta sunt bande care de multe ori au ca simplu obiectiv jaful. Vin, pradă, ard, violează, etc. și se întorc la ei acasă. La un moment dat, la unii dintre ei apare ideea: Bă, dar de ce nu rămânem noi aici? că oricum suntem cam aglomerați de unde am venit. Și în felul ăsta, treptat, în decursul secolelor 6-7, VI, mergând spre secolul 8, se formează regatele anglosaxone, în mare parte pe spațiul actualei Anglii. Pentru că, deși vorbim de Regatul Unit, încă se păstrează clar. Până astăzi, dacă circule asta o știu și eu, deși n-am călcat niciodată, dacă circul prin regatul unit, la un moment dat o să întâlnești plăcut plăcuță, welcome to Scotland sau welcome to Wales. Da. Adică se păstrează uh, granița culturală istorică dintre aceste uh, foste națiuni acum reunite într-un singur stat. E bine, Pe teritoriul actual al Angliei, cum am spus, migrația este spre vest a populațiilor native, ele se constituie într-o serie de mici stătulețe pe teritoriul actual al țării Galilor și în Cornwall. Cornwall fiind absol, absol, absorbit primul, nu mai păstrează o conștiință a statalității, deși până astăzi, nici nu știu dacă a dispărut sau e pe cale de dispariție, există limba Cornish, care este tot un dialect breton, briton se face de multe ori între Bretagne, care este provincia nordvestică a Franței, și Britania. Uite, cu o lucru o ăsta mi-ai trezit două întrebări. Unu, care e până la urmă asemănarea sau diferența între Britani și Britoni, adică partea fran, regiunea franceză versus, Anglia, versus insula? Parte din Britonii, din Marea Britanie, emigrează la un moment dat, în fața invazilor, trec pe continent și se așează în bretani, De acolo vine numele. Uh -huh. Alții se retrag, cum am spus, spre vestul țării, unde uh, formează niște regate de sine statuare și unde conservă vechea civilizație celto-romană cu amănuntul foarte interesant că ăștia nu-și conservă atât de bine latinitatea cât mai mult se receltizează. Revine la suprafață fondul celtic substratul, cum ar fi. Uh -huh. La noi în istoriografie spunem că avem un substrat dacic, un strat roman și un alt ad strat adus de migratori. Este exact același lucru și în cazul uh, rămășițelor ăstora ale britonilor, cu diferența că la ei cultura evoluează un pic diferit. Uh, Marchez acum deși ar fi fost relevant pentru Wales, faptul că termenul de Welsh este tot aia cu termenul de Valon, partea francofonă a Belgii, și tot aia cu termenul de Valach. Din țara românească este termenul Voloch, din vechea germană, care desemnează populații latinofone. Populații vorbitoare de limbi latine, aflate la frontiera de expansiune a triburilor germanice. Deci asta este uh, linia de corelare și într-adevăr, Valonii sunt situați în provincia Belgica, provincie de graniță, Welsh știm unde sunt, Valahii știm unde sunt și cei doi dintre cei trei amintiți sunt că vorbesc o limbă latină. Valonii vorbesc franceză, valahii vorbesc română. wales ce s-a schimbat? De ce nu mai la La Wales lămurim la Wales, că dacă ne apucăm okay. să explicăm Wales acum, o să adoarmă toată lumea până la final. Dar asta este procesul de constituire al regatelor anglosaxone, cele care unindu-se mai târziu au dat naștere Angliei. Regatele principale constituite până prin secolul VIII sunt în nord Northumbria, în zona centrală a Angliei, Mercia, sub regele Ofa cel Mare, ăsta devine puterea principală în insula Marii Britanii. Mai avem regatul de mai puțină anduranță East Anglia, Anglia de Est, și bineînțeles regatul Wessex, care este prescurtat de la West Sex, regatul saxonilor din vest. Până astăzi avem Wessex, Essex, din est, Sussex, în sud. Astea sunt principalele regate care se bat între ele, întrețin relații, întrețin și o formă de cultură medievală foarte interesantă. Epicentrul ei este în Irlanda, când avem acest F mediu întunecat, călugării, în mare parte irlandezi. Păstrează moștenirea creștinismului, realizează minunatele manuscrise luminate care sunt o luminiță așa prin nevul mediu întunecat, care n-a fost atât de întunecat pe cât ne place nouă să credem. Civilizație care bineînțeles că iradiază și în insula Marii Britanii, o altă legendă arondată spațiului anglofon, este legenda lui Tristan și Isolda. Un ultim film, sau unul dintre cele mai recente, este tot prin 2004, îl are rofă Sewell în uh, distribuție, Tristan și Isolda se numește filmul, cu o principesă irlandeză care pentru a face pace este logodită cu regele din Cornwall, dar se îndrăgostește de cavalerul acestuia fiului adoptiv Tristan și de aici decurge o întreagă dramă. E face parte din ciclul marilor legende ale lumii, povestite de Alexandru Mitru, de exemplu, în limba română. Uh, Asta dă o perioadă de oarecare supremație, cel puțin culturală irlandeză. După care, în 792, sper să nu încurc anul, oricum este finele secolului 8, se produce un cataclism, de data asta uman. Marea Britanie nu are vulcan sau altceva. 792 apare rugăciunea ferește-ne, Doamne, de furia nordicilor. Pentru că în Scandinavia învecinată, iarăși vom dezvolta subiectul când vom vorbi de țările scandinave, populația deja în plus nu prea mai are resurse uh, pentru a se hrăni, pentru a se uh, extinde în teritoriu, și atunci începe să se uită dincolo de Marea Nordului, începe să se uite înspre insulele britanice, băieții ăștia fiind la momentul respectiv printre cei mai buni, dacă nu chiar cei mai buni navigatori din lume, pe celebrele longboats, folosind ca mijloace de orientare exclusiv bolta cerească. Ăștia se urcă frumos primăvara pe dracare și uh, auzind faptul, cum e un celebru meme pe Facebook, tu vrei să-mi spui că există acolo niște induse, insule unde niște băieți numai să roagă nu să bat și țină verde aur? Foarte interesant! <laughs> Uh, drept urmare, 792, sper că am spus anul corect, este momentul primului raid viking asupra uh, insulei Marii Britanii pe o insuliță de pe coasta de est, Lindisfarne, care adăpostea unul dintre marile lăcașe creștine de rugăciune din perioada aceea. Jaful, bineînțeles, călugăr morți, tezaur prădat, mănăstire arsă, ceea ce se generalizează ulterior la întregul nivel al insulilor britanice, că băieții nu iartă nici spațiu devenit Scoția ulterior, regatele picților de la vremea aceea, nu iartă nici Irlanda, ocupă în mai multe etape insulițele adiacente, insula Man, Hebridele, Orkney, Shetland, astea au rămas până prin secolul XIII. În sfera de dominație scandinavă exista chiar și un regat al insulelor, la un moment dat separat cumva de uh, corpul uh, insulei mari. Și toate astea culminează pe la mijlocul secolului IX cu Marea Armată Păgână, foarte, uh, devenită foarte celebră în urma celebrului serial Vikings, despre care eu, din punct de vedere istoric, n-am o părere foarte bună, dar iarăși, dacă e bun să strezească interesul pentru istorie, foarte bine, de ce să nu te uiți? Marea Armată Păgână, o coaliție a mai multor seniori războinici din Scandinavia care debarcă în Anglia și rade totul în calea ei, subjugă regatele Northumbria, East Anglia, Mercia și nu poate fi oprită decât de rezistența ultimului regat saxon, Wessex regii din Wessex, între care se remarcă Alfred cel Mare singurul monarh din insulele britanice până astăzi care a primit epitomul de cel Mare băieții sunt uh, destul de conservatori let's keep it simple hai să nu dăm cel Mare, parcă prea îl gonflăm este omul care reușește să organizeze rezistența uh, saxonilor, că nu vorbim încă de englezi în fața expansiunii vikinge. el la rândul său Uh, surprins destul de bine istoric în uh, serialul The Last Kingdom, care arată tensiunile dintre uh, vikingii care la fel, asemenea saxonilor, s-au transformat în colonizatori, din invadatori, uh, se creează celebrul Daneland, ținutul danezilor, și se percepe tributul cunoscut ca Danegeld, banii care sunt datorați danezilor, ținut care pare la un moment dat să cuprindă întreaga Anglie, până când urmează această contraofensivă a regilor din Wessex, care își unesc efortul la un moment dat cu ceea ce mai rămâne din regatul central din Mercia și reușesc să-i respingă pe nordici înspre nord, bineînțeles, centrul dominației vikinge asupra insulei Marii Britanii se concentrează în jurul orașului York de astăzi, care chiar e fondat de vikingi. Până când sunt absorbiți în cele din urmă de Athelstan, primul suveran din insulele britanice care se poate numi rege al tuturor englezilor. Aici apare prima formă de coagulare. Athelstan reușește în secolul X, sper că iarăși am plasat corect, să unifice toate fostele regate saxone. Deci îi lăsăm la o parte pe picți care urmează să devină scoțien foarte curând. De fapt, există deja regatul alb al Scoției, dar încă nu ține supremația întregului nord al insulei. Îi lăsăm la o parte pe Welsh, pe cei din țara Galilor și prin Cornwall mai sunt urme de independență, dacă cum am spus, ăștia intră primii în sfera de dominație saxonă. Se constituie un prim regat unitar, Istoria e departe să fie așezat, pentru că nordicii și-au o revanșă strălucită la începutul secolului XI, odată cu victorile lui Cnut sau Canut cel Mare, cel care fondează un veritabil imperiu al Nordului, statului îmbracă Marea Nordului fiind la apogeu rege al Angliei, mă rog, al ținuturilor anglosaxone, Danemarcei și Norvegiei. Este chemat de papa în această calitate, fiind considerat al doilea suveran al lumii creștine după împăratul Romano-German, călătorește până la Roma în această demnitate și revine în glorie pe tron, murind în glorie la anul 1035. Fiul lui încearcă să menține imperiul, dar nu are nicio șansă. Ăsta se scindează imediat după moartea sa și cam ăsta este cântecul de lebădă al dominației nordice în insula Mari Britanii. Uite că aveam eu o întrebare legată de prescurtarea. Bine, de fapt, două întrebări. Băieții ăștia prescurtează numele orașelor foarte mult, foarte des. sunt și Soho, dacă nu, South Houston, South Houston, un cartier din Londra. La ei, de ce a funcționat la cultura britanică? Mereu m-a pasionat. De ce, a putut să, de ce pot ei să prescurteze? Dar noi n-am putea zice, uite, mă duc cu trenul la Tâng Jiu sau tât Mureș. de ce există în cultura lor această normalizare a prescurtărilor la britanici? E o treabă care ține de oralitate la ei. De-a lungul timpului limba vorbită a dat regula și în limbajul scris. Nu sunt nici de profesie ca să știu să detaliez chestia asta. Ah, uite așa un mic indiciu. Orice oraș uh, britanic se termină cu Chester, ăla e castru roman. Manchester, Winchester, toate au fost inițial fortificații romane pe care s-au dezvoltat ulterior uh, regatele anglosaxone și au fost integrate apoi în regatul unitar al englezilor momentan. Încă nu vorbim de Anglia. Ultima personalitate din perioada asta pre-engleză, să-i spunem, este uh, minunatul rege Edward Confesorul, personalitate foarte religioasă, care unifică din nou sub stăpânire anglosaxonă teritoriul Angliei și care moare uh, înaintea anului 1066, nu mai știu dacă moare în 1066 sau un pic înainte, lăsând o succesiune deschisă pentru că nu a avut moștenitori direcție. Oricum, treaba cu succesiunea la tron încă nu e fixată nici pe aici și asta da, dă în general uh, destul de multe uh, neplăceri. Istoric, începe ăștia să se bată ca chiorii cine să moștenească tronul. Ei bine, moștenitorul prezumtiv al acestui Edward Confesorul este un nobil saxon, cel mai bogat om din Marea Britanie la vremea aceea, numit Harold. Harold pare să aibă o mare uh, dificultate în a prelua tronul până când apar probleme pe afară respectiv. O altă rudenie a regelui Eduard Confesor, un văr, era uh, fiul bastard al ducelui de Normandia, nordicii nu se vărsaseră doar în Marea Britanie, se vărsaseră cam prin toată Europa Occidentală și nu numai, vorbim mai mult când ajungem la spațiul scandinav, mai fondaseră un stat în actuala Normandie, care vine de la Northmen, oamenii din Nord. Deci și acolo este tot prezență vikingă. Ducatul Normandiei crea de rolo, zis umblătorul, ăla care se presupune că era prea mare ca să se urce pe vreun cal, bineînțeles că mai exagerează istoria din când în când, îl dă pe acest Wilhelm, Cunoscut pentru prieteni ca bastardul, dar pentru istoriografia oficială drept cuceritorul. Pentru că ăsta este ultimul om care cucerește Anglia cu o invazie din afara insulei, să spunem așa. Bun, nu este el primul care reclamă tronul englezilor. Primul care o face nu știm exact dacă intenționa să cucerească insula sau doar să prade, este ultimul mare viking al istoriei, Harald Hardrada, regele Norvegiei, care fură startul de primul în nordul Marii Britanii, nordul Angliei, de fapt, și uh, încearcă să avanseze. Harald e nevoit să mărșeluiască cu trupele sale saxone, cu huscarli în elită, rapid către nord, și îl întâmpină, îl ia cumva prin surprindere pe Harald, cât de repede la Stamford Bridge, bătălie unde, în ciuda unor eforturi epopeice, cum ar fi al berserkerului norvegian care s-a pus pe pod, să nu-i lase pe uh, saxon să treacă și a ucis vreo 40, ne spune cronica, până să fie ucis de o suliță băgată de unul mai inteligent pe sub pod. Harald e ucis de o săgeată trasă în ochi și în felul ăsta dispare definitiv amenințarea nordică, cel puțin asupra corpului mare al insulei Mari Britanii, pentru că, așa cum am spus, prin insulițe, ăștia încă mai bântuie vreo trei secole, liniștiți de acum încolo. Ceea ce n-a luat Harald în, în calcul, e interesant că Harold cu Harald sunt unul și același, doar că unul este anglicizat, altul este norvegian, E faptul că William, Wilhelm, în Guillaume, în franceză, pentru că ăsta vorbea franceză, de fapt, el își spunea si ești Guillaume, lui uite, William. Uite, asta nu știam că William tradus în franceză e Guillaume. Guillaume, uh -huh, așa, prinde ocazia și debarcă la rândul său în sud. Drept urmare, trupele saxone sunt nevoie Am învins, hai, fuga jos, <sus> că iar avem... Hop, 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 hop. <sus> și, bineînțeles, se trezesc cu niște trupe saxone destul de obosite, pe care le înfruntă în celebra bătărie de la Hastings. Considerat actul de naștere al Angliei actuale. Victoria pe care o obține William acolo este marcată în celebra tapiserie de la Bayeux. Este forma veche de poster uh, sau de meme în care îi vedem desfășurarea pe soldații în din bătălie. Îl vedem pe Harold încasând o ce ironie, se pare că să ai numele Harold nu prea-ți noroc în perioada aia, încasând la rândul său o săgeată în ochi, ceea ce bineînțeles se uh, încheie cu moartea acestuia și urmează Într-o perioadă relativ scurtă, abia acum, vorbind de o cucerire fulger, cel puțin la standardele medievale, supunerea Angliei, deși încă nu are numele ăsta, a teritoriului care va constitui Anglia, în fața cuceritorilor normanzi. Deci, normanzii se întind până la frontiera Scoției, respectiv până la frontiera Țării Galilor. Cuprind țara, o unesc cu posesiunile lor de pe continent cu Ducatul de Normandia și se așează biruitor la Londra aduc niște caracteristici clare, mai ales în privința fortificațiilor. Aici apare chipul normand, fortificația de tip normand cu un donjon, cu un turn central, înconjurată de valuri de fortificații, ridicat unor pe un moti, pe o movilă de multe ori creat artificial, puse în puncte cheie ca să poată să controleze cât mai rapid insula, dat fiindcă seniorii ăștia erau ilustri vorbitori de limbă franceză. Și rămân așa vreme de peste 100 de ani. Deci regii englezi vorbeau franceză și aduc o întreagă transformare lingvistică limbii vorbite de băștinași, că deja și saxonii devin băștinași între timp. Aici intervine diferența de la animal versus carnea pe care o dă. Cum e cheau, animalul este de origine germană sau... Cue, da. Cuie, da iar bif vine din franceză, la fel și chicken cu poultry. Da. Cine era... Se vede că elita mânca acea carne făcută, beef. elita mânca orice era carne. <cute> Corect, păcând țăranul creștea cau, dar nu mânca bif. Afirmația genială a sociologului Vintilă Mihăilescu despre țăranul român, acest vegetarian fără voie, se aplică în cazul tuturor țăranilor din perioada medievală. Ăștia erau supuși, adică sistemul ăsta de sclavie al țăranului este extins pe întreaga Europa la momentul respectiv. Seniorii normanzi au nevoie de aceste chipuri ca să aibă un spațiu fortificat în care să retragă în caz de primejde și unde își țin celebrii cavaleri. Este prima apariție a cavalerului. Saxonii favorizau infanteria, huscarli, aia care alcătuiau al, elita trupelor saxone, preferau să lupte pe jos. Normanzii sosesc cu celebra cacofonie acceptată, tactica cavaleriei, cavaleria grea care își asigură supremația, își asigurase deja supremația pe toate câmpurile de luptă europene și va dura treaba asta până târziu, spre sfârșitul evului mediu. Și în felul ăsta se formează un regat, cum am spus, pe ambele maluri ale canalului Mânecii, a fâșia de apă care separă insula Marii Britanii de continentul european se creează totodată o situație foarte interesantă de politică internațională, pentru că ducele Normandiei este nominal cel puțin vasalul regelui Franței. William Guillaume rămâne al regelui Franței și când își adaugă stăpânirii sale teritoriul Angliei, ajungându-se la o situație paradoxală, finalizată abia în 1453, când se încheie războiul de 100 de ani între Franța și deja Anglia la vremea aceea, ca uneori vasalul să fie mai puternic decât suzeranul. La un moment dat, regii de la Londra aveau mai multă putere militară-economică decât regii de la Paris. Dar vom observat că și mai târziu în istorie, cei de la New York sau Washington aveau mai multă putere decât Londra. Adică Anglia o pățește la da, Istoria are prost obicei să se repete și orice imperiu odată ajuns la apogeu se pregătește frumos să coboare pe derdeluși. La facultate mi-a zis cineva o vorbă foarte frumoasă, zis că istoria nu se repetă, dar imează. Da, nu e neapărat cadru identic, dar principiile de bază nu prea expiră. Orice imperiu, odată ce cunoaște apogeul, bineînțeles că nu mai are unde să ducă în sus și atunci... Decât în jos. Da. Mai repede sau mai lent. În cazul Imperiului Britanic este unul dintre imperiile cu un declin lent. Pentru că este un imperiu, eu îi zic, civilizațional. Un imperiu care nu se bazează doar pe forță brută, dar să nu uh, anticipăm. Că mai mm -hmm. avem mult până la Imperiul Britanic. Acum, William, Wilhelm Cuceritoru, eu îmi cer scuze pentru faptul că o să plim numele ban varianta românizată, ban varianta anglicizată, ban varianta uh, franțuzită. Vorbesc de una și aceeași persoană. William organizează stăpânirea Angliei, se face un celebru recensământ cunoscut până astăzi ca Doomsday Book, Cartea Judecății de Apoi, în care sunt inventariate toate domeniile din ceea ce va constitui ulterior regatul Angliei, ce state, ce cutare, este o primă un prim recensământ, dacă vrei, foarte important pentru cunoașterea istorică. Wilhelm va muri în posesiunea lui inițială, în Normandia. Va face, cel mai probabil, o uh, populară este încurcătură de mațe, ocluzie intestinală, uh -huh. la călărie. Între timp, bătrânețea al făcuse să fie cam obez. Uh, și drept urmare de ce să se produce subit și are loc un spectacol grotesc al înmormântării călugării de la Abația unde a ales să fie înmormântat neputând să-i bage corpul în groapă pentru că era un pic mai lat decât groapa și tot împingându-l provoacă o ruptură a abdomenului regelui ceea ce rezultă într un mireasmă minunată Sunt sigur că da. în abație pe care nici tămâia, nici nimic nu pot să o astâmpere. Bun, îi să închide mormântul în cele din urmă și așa dispare cu ceritorul Angliei din istorie, lăsându-i moștenirea fiului său, Wilhelm sau William al doilea zis Rufus, și acum vine bineînțeles întrebarea, bă, dar asta era de la Roma, de unde era de vorbea latină? Latina este limba cultă a întregii Europe Occidentale. La momentul acela și va rămâne încă multă vreme, Rufus înseamnă cel roșu, că Gagiu era un pic roșcovan. Ginger, ar spune britanicii. Prima mențiune a omorului britanic se spune că ăia ginger n-au suflet. Și sunt, în general, subiectul glumelor, Celebre ale umorului britanic, fiind cumva una dintre genele condamnate la dispariție în viitorul genetic apropiat al umanității, o genă care nu sub, nu primează odată ce se amestecă un pic trăsăturile. Deci, roșcații sunt probabil prima, cum să spunem, formă estetică a umanității care va dispărea odată ce globalizarea face să nu mai rămână. Strict în mediul lor nativ. Uh, William al ii Rufus, nu e un rege fabulos al Angliei. Eu am zis că cea mai bună istorie uh, englezească o faci pe seama regilor, pentru că până una alta, uh, His Majesty's Kingdom este una dintre cele mai consecvente monarhii din istorie. La un moment dat, la finele celor de război mondial, mai aveam monarhie în Regatul Unit și în Suedia. Și Danemarca? Ei uh, au fost detronați de naziști. Au revenit. Pe ah, tron, tu zici în timpul celui de -a, A fost -a un -a moment în istoria Europei când nu mm -hmm. mai existau dintr-un continent stăpânit de la cap la coadă de regi în perioada mm -hmm. medievală, mai rămăseseră să-mi doi doi. Dar Anglia, cu un scurt intermezzo dat de perioada protectoratului, când s-a fondat Commonwealth-ul, este permanent o monarhie. Este cea mai consecventă nație în ceea ce privește forma de guvernământ și monarhia englezească evoluează încă de timpuriu spre o formă unică, fentând absolutismul care se manifestă pe continentul european lui XIV, letat se moa, statul sunt eu, Spania și alte uh, state europene continentale, evoluând spre o monarhie de tip parlamentar, care se pare că a fost una dintre cheile succesului economic și ulterior politic al uh, Regatului Englez devenit Regatul Unit și devenit Imperiul Britanic. Dar, iarăși să nu extrapolăm, al treilea rege este Henry I, unul dintre numele care va face carieră în istoria uh, englezească, având 8 reprezentanți până astăzi ultimul, e cel mai savuros, bineînțeles, Henrik I ne arată cât de, este, cât de englez este prin cognomenul său, Boclerc. Englez? 100%. 100% da, Absolut. Ăsta da, okay. este la fel uh, un senior normand care stăpânește asupra Angliei și ruda lui Matilda se căsătorește cu un domn Geoffrey Plantagenet, bineînțeles, uh, tot din spațiu francez, care va da naștere primei dinastii oficiale, după normanzi, cea care va și moșteni, de fapt, regatul Angliei, pentru că de regatul Angliei vorbim după moartea ultimului rege de direct din Wilhelm cu ceritorul Stephen I. Mi se pare că ăsta moare într-un accident destul de cusut cu ață albă într-o pădure la vânătoare. Rămâne o piatră pusă până acum numele lui. Ia o săgeată în ochi, tradiție britanică, uh, și dispare de pe scenă și automat, pentru că uh, nu avea urmași direcți, urmează copiii pe linia Matildei, așa că uh, rege și al Angliei devine Henric al ii Plantagenet, cel care deține de fapt un imperiu european. Este la vremea sa cel mai puternic suveran al Europei Occidentale, este fondatorul acest, ce a ceea ce s-a numit ulterior Imperiu Angevin, pentru că teritoriile originale ale familiei sunt în Comitatul Anjou, în Franța, de acolo Angevi. E o dinastie care va iradia ulterior până în Ungaria, trecând prin Napoli, care Robert de Anjou este din aceeași familie cu Henric al II-lea. al ii este unul dintre regii cei mai cântați în prima fază, apoi studiați, că întâi istoria s-a cântat de către trubaduri, de către scriitorii medievali și după aia a devenit obiect de studiu având acest imperiu stăpânește mai multă Franță decât regele Franței uh, îi fură inclusiv nevasta pe celebra Eleanor de Aquitania, cea mai boca cea mai bogată feudală a vremii sale, cea care stăpânește uh, provincia Acuitaniei, cea aflată astăzi, în aflată și atunci, bineînțeles, dar în uh, sud-vestul Franței actuale, în Golful Biscaei, și realizează un imperiu destul de improbabil pentru vremea medievală, de sublinia faptul că majoritatea monarhilor din dinastia Plantagenet, atâția câți au fost, au fost mai degrabă uh, împărați și au fost împărați continental. Anglia era o posesiune adiacentă pentru acești regi, dar el este primul care primește titulatura de rege al Angliei. Deci de aici începem să vorbim, propriu zis, de un regat englez. Henry al doilea, celebru pentru disputa sa cu uh, regele Franței, cu lui, scap al câtelea era asta, că Franța are asta, zi, -mi, zi -mi 18 pe regei Franței, Ludovic. Da, da, da voi Și am urmă. zis tot, așa, îi fură nevasta, cum am spus, alături de ea are o serie de băieți, unul mai năbădăios decât celălalt, dintre care și doi viitori regii Angliei, este vorba de Richard I. Coeur de Lion, de Lionheart, Richard din Imă Leu, și John, zis mult mai puțin glorios, Lackland, cel fără de țară, ajungem imediat și la ei, în uh, a doua perioadă a domniei lui Henric al II-lea, acest militar genial care reușiște, reușise, cum am spus, să cucerească mare parte din regatul suzeranului sau regele Franței, uh, începe să aibă probleme pentru că pe cât de bine se descurcă în treburi de stat, pe atât de prost stă în afacerile familiale. Așa că fiii săi se răscoală de mai multe ori, la un moment dat începe să se împută treaba și cu Franța, unde mai slabul su suveran din generația lui Henri este locuit de fiul său, Filip al II-lea August, unul din marii regi francezi dezvoltăm când ajungem la Franța. Așa că situația lui Henrik este din ce în ce mai agitată. Probabil că cel mai bine este surprinsă asta de o altă producție cinematografică în două exemplare. Vorbim de data asta de unul dintre filmele mele preferate, Leul în iarnă, The Lion in Winter. Este una dintre cele mai spumoase piese istorice pe care le-am întâlnit. În varianta originală, prin anii 70, mi se pare, îl are pe Peter O'Toole și pe Catherine Hepburn, în lorurile principale, Henrik și Eleonora de Aquitania. Îl vedem și pe Anthony Hopkins, tânăr, dacă puteți să credeți. Mai e și în Mayflower, dacă nu mă înșel, până în anii exact. 70. Tot are treabă cu uh, istoria britanică. Și ulterior, într-o producție Hallmark, de prin anii 2000, cu Patrick Stewart și Glenn Close. Dar mm. replicile uh, este desfășoară în Crăciun, de Crăciun toată uh, piesa. Henrik, pentru că uh, Eleanor a condus mai multe rebeliuni împotriva lui, o închide pe Eleonora, deci propria lui soție este ținută captivă, la fel cum la un moment dat încep și fiii lui să fie ținuși captivi. Favoritul lui este John, care pare cel mai obedient, la un moment dat să răscoală și ăsta împotriva lui. Îi cheamă pe toți să petreacă Crăciunul, inclusiv pe regele Franței și urmează o serie întreagă de înțepături caracterizate prin expresia What should we hang? The holy or each other? Ce să spânzurăm? Vâscu sau unul pe alălalt? Mm -hmm. He's got a knife. Of course he's got a knife. We all have knives. It's the 12th century and we are all barbarians. Astea sunt niște replici. Îmi cer scuze pentru accentul meu care nu e foarte british, uh, dar sunt niște replici absolut geniale vis-a-vis -vis de atmosfera perioadei. Henric al doilea va muri în 1215 de inimă frântă, pentru că toți fiii lui se vor fi răsculat până atunci împotriva sa. Moartea lui duce la eliberarea acestei doamne de fier, anticipând-o pe Margaret Thatcher, a Imperiului Algevin, că încă nu este Anglia, Eleanor de Aquitania, care încearcă cumva să conducă treburile statului. Mai avem figura absolut legendară în epopeile cu cavaleri ale trubadurilor lui William Marshall, acest cavaler fără Prihană, cum era idealul medieval, care încearcă la rândul lui să țină coeziunea statului, aflat o parte în Europa, o parte în Marea Britanie. Însă să spunem că regele Richard I, inimă de leu, pe cât de mult material a oferit trubadurilor și regizorilor ulterior, pe atât de puțin interesat a fost de Anglia, este regele care în toată domnia lui petrece vreo șase luni, propriu zis, pe insula Marii Britanii, în teritoriile sale engleze. Uh -huh. Este angajat în fel de fel de dispute uh, la nivel european, culminând, bineînțeles, cu cea de-a treia cruciadă, unde, alături de Filip al II-lea August al Franței și de Frederic I Barbarossa, pleacă spre Palestina, spre Țara Sfântă, numai uh, cel al Angliei și cel al Franței ajung până în Palestina. Frederic I se neacă, ouă ce glorios, Într-un râu în Cilicia, și este trimis înapoi într-un butoi cu saramură. Dar asta este pentru istoria Germaniei. Asta nu e o legendă? Nu este deloc o legendă. Bun. Așa. O în schimb, Richard I navighează legea calea mai simplă: că pe vremea aia să călătorești pe uscat din vestul Europei până în Palestina, era o aventură în sine. Recomandă romanul lui Eric Lundqvist, Îndoiește-te, Cruciatule, unde prezintă experiențele traumatice trăite de ăștia care sperau să găsească mântuirea pe pământ. Și ce găsesc ei pe drum, de fapt. Dar Richard din Imădeleu sosește în Țara Sfântă unde tocmai fusese cucerit Ierusalimul de către Salahadin sau Saladin, oferind material de balade atât lumii creștine cât și lumii musulmane, Rămân celebre, așa zisele lui, conflicte cu Salahadin. Greu de spus dacă băieții ăștia s-au întâlnit, propriu zis, dar e cert că s-au bătut în mai multe zone din Țara Sfântă, petrece o perioadă generoasă prin țara sfântă, tot încercând să restaureze uh, puterea statelor cruciate, cât de mult succes a avut efortul este discutabil. Ceea ce putem spune concret este, este că este primul britanic, pentru că primul englez, măsură care este englez, foarte multe relativități pe aici, uh, care cucerește insula Cipru, nu va fi și ultimul desprinde insula Cipru condusă de un despot bizantin cumva independent față de Imperiul Bizantin aflat în declin și creează acolo un regat cruciat. Va fi, de fapt, ultimul regat cruciat supraviețuitor, discutăm mai mult la Cipru, sub familia de Luzinho. Acel okay. ghid de Luzinho uh, prezent în Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven se petrece înaintea lui Richard. Richard apare la final când îl avem pe Orlando Bloom, celebru Belian de Ibelin, cel care apără Ierusalimul, trecând la rândul lui în cruciadă prin sătucul unde ăsta își reluase profesia de fierar. Ăla e, and I am the king of England, ăla este Richard I, inimă de leu, plecat în cruciadă. Toate bune și frumoase, expediția aia a costat cât nu face Imperiul European al lui Richard I inimă de leu, care în cele din urmă alege să se întoarcă în Europa de data asta luând opțiunea riscantă, să meargă pe calea uscatului. Drept urmare, foarte bine că în Austria, ducele Austriei pe care ăsta îl insultase în vari momente, fiind cunoscut ca un om care nu prea avea filtru, uh, îl ia prizonier. Mm -hmm. Și, drept urmare, avem o problemă cu regele Angliei, ținut captiv într-o temniță din Austria, uh, și omul, practic trăind într-un roman cavaleresc, ăsta nu cred că e în contact cu realitatea, uh, se cere a fi răscumpărat, cum era legea cavalerescă la vremea aceea, păi a bogaz nu e o i-a putea să plătească. Drept urmare, uh, regatul. Angevin, Anglia și teritoriile Franceze sunt nevoite să strângă o colectă generoasă ca să-l scoată păsta din închisoare. Se pare că-i scot pibu pe un an, dacă nu mai bine în măsura în care putem să vorbim de PIB în perioada medievală, Tot ca intern. să revină Richard în uh, uh, teritoriile sale. Richard nu mai ajunge niciodată în Anglia, pentru că, uh, în vederea recuperării unor fonduri, omul pradă frumos fortărețe și până când, încercând să-și impulsioneze trupele, aici filmele nu exagerează deloc, în fața unei fortărețe franceze, îmi scapă numele ei, dând o mică șarjă, este lovit în gât doar baletă, zice se de un bucătar care abia atunci să urcase pe ziduri, asta a fost faptul ar, Arbaleta este prima armă ignobilă pentru că în general trebuia să fie idealul ăsta cavaleresc, că ne batem, ne măsurăm în abilități, O arbaleta care este un, un arc static, tragi mm -hmm. drept poate să fie folosită de oricare țăran cu minimul de instrucție, ăsta este începutul declinului epocii cabalerești pe care îl va încheia praful de pușcă, odată ce apare pum! scena din Indiana Jones, cu care face figuri cu sabia Dele, de. și și-a un glonț în cap, că se pare că Harrison să cam cufurea și n-avea timp să bată. Uh, adio cavalerism. Și în felul ăsta, în o moare acest rege cavaler, trubadur, poet, o personalitate într-adevăr medievală, dacă e să luăm idealul. Uh, se pare că n-a murit cum arată filmele din prima a mai zăcut până când a murit de cangrenă, chemând femei în patul lui de suferință, că na, sufer, sufer, dar nu poți să suferi așa <laughs> în singurătate. Toată partea asta a istoriei britanice este cel mai bine cuprinsă, tot într-o legendă, bineînțeles, este minunata legendă a lui Robin Hood and the Merry Man of Sherwood. Deci, acest Robin Hood, unul dintre personajele legendare cele mai celebre la nivel de mapamond astăzi și unul dintre cele mai simpatice personaje legendare ale uh, culturii britanice-engleze. Putem uh... să numim pe Robin Hood un protocomunist? <laughs> Că furat de la bogați și luat de la săraci? Asta e doar o întrebare peribilă de mea, mm -hmm. dar chiar dacă mă întreb pe mine, comuniștii n-au furat de la bogații, i-au luat și n-au dat nimănui. Mm -hmm adică s-ar putea să fie mici uh, variațiuni la temă, dar acest Robin Hood care căuta să-i jefuiască pe bogat, să-i mențină pe săraci într-o fiscalitate apăsătoare, am spus de ce era fiscalitatea atât de apăsătoare, Anglia a trebuit să se plătească o răscumpărare fabuloasă pentru Monsieur Richard, care numai bine că a fost răscumpărat, că nu s-a mai întors vreodată în țară, și după aceea a încăput pe mâinile fratelui său mai mic, John I, unul dintre cei mai detestați regi ai Angliei, de aici are și cognomenul de Lackland, fără țară, pentru că a fost detronat de către proprii supuși, dar să nu ne grăbim. Și în legenda clasică Robin Hood îl avem pe reprezentantul local al autorității regale, șeriful din Nottingham. Foarte interesant denumirea asta de șerif, care vine tot pe filieră franceză, se cristalizează în uh, Marea Britanie, dar după aia emigrează liniștit în spațiul american, dar căpătând o, o, o oarecum o altă conotație, deși nu departe de adevăr, este agentul local cel care percepe impozitele și care, bineînțeles, că ia suprește pe toți, nefiind interesat dacă ăia mai au bani să trăiască, ci doar să colecteze impozitul regelui, mergându-se până la minunatele prevedere ale dreptului medieval, inclusiv că domeniile regale nu erau deschise vânătorii, deci că prioarele erau căprioarele regelui și mm. nu aveai voie să le vânezi. Uh, rezistența organizată de Robin Hood și ai săi Mary Men în pădurea Sherwood, într-o perioadă în care Marea Britanie încă mai avea niște păduri masive, astăzi este uh, țara cu cel mai mic fond forestier din lume, Bun. atât de, țapăn -au de au defrișat băieții între timp. Vedem la Revoluția Industrială. Da. Uh, reușește să se impună cumva în fața uh, nedreptului Prinț John, că momentan ăsta e regent în numele fratelui plecat în cruciadă. Uh, Legenda are un happy end care nu e istoric, că se întoarce regele Richard, după cum am spus Richard nu mai niciodată în Anglia, dar bineînțeles că întotdeauna o poveste bună este ceea ce vor oamenii să audă, așa că Robin Hood a fost scris, a fost ecranizat, a fost prezentat în N variante. Eu citez pe unele dintre cele mai cunoscute, 1973, avem o animație Disney, Robin Hood este o vulpe, uh, Little John este un urs, bineînțeles Prince John și Richard sunt lei, dar Prince John nu are coamă ca să se vadă cine e ăla inferior în toată treaba, sunt niște voci celebre pe acolo, inclusiv un aligator care este unul dintre cei mai uh, uh, buni bași din istoria muzicii Candy Candido. Attention everyone! Ăla. Oh, wow, s -ai, s -ai. Hey, mai putem și noi pe falset. Așa. Recomand, există animația în online uh, și bineînțeles o serie întreagă de filme, iarăși nu mă refer la cele de peste 100 de ani de cinematecă, o să citez unul singur de cinematecă, au prezentat oamenii aproape din toate perspectivele legenda lui Robin Hood. Uh, primul este Robin and Marian. se centrează asupra poveștii dragoste dintre Robin Hood și uh, uh, Maid Marian. Uh, Robin Hood fiind Robin of Locksley, de fapt un senior britanic ușor renegat, așa, cu Sean Connery și Audrey Hepburn în rolurile principale, mergând în anii 90 cu celebrul Robin Hood, The Prince of Thieves, Robin Hood, Prințul Hoților, cu Kevin Costner în rolul principal, la fel de celebra și de ce nu parodie Robin Hood Men in Tights, bărbații în care a constituit unul din de delicile copilăriei mele, și ajungând până aproape de perioada noastră, 2010, ultima ecranizare cunoscută, știu că sunt și mai recente, dar n-am apucat să le văd, cu Russell Crowe și mereu uit numele actriței ăsteia, mi-am notat-o pe, mi notat pe undeva? Păi tot, Kate Blanchett. Ah, okay. Așa, cu o variantă care s-ar vrea mai aproape de adevărul istoric. Bun, e un pic hilar să vorbești de adevărul Bun. istoric în cazul unei legende. Nimeni n-a putut să demonstreze până astăzi existența unui Robin Hood, dar un sâmbure de adevăr pe undeva este faptul că locuitorii insulei, insulelor britanice, ai mai Marii Britanii, au fost nevoiți la un dat să-și facă singur dreptate, dat fiindcă stăpânirea nu le o făcea. O legendă care astăzi, din păcate, a fost un pic eclipsată, dar a fost foarte cunoscută, mai ales datorită romanului lui Sir Walter Scott, este Ivanhoe. Contemporan cu Robin Hood, de altfel, dar pentru că s-a bucurat de mult mai puține ecranizări. Ivanhoe, ultimul film celebru, este în 1982, joacă Anthony Andrews și o variantă tânără al lui Gimli din Game of Thrones, pentru că este același actor, John Rhys Myers, un actor welsh, care are aproape 2 metri și a jucat un pitic în stăpânuinele lor, dar să nu ne ducem mai departe iarăși. Iar în anii 90, prin 1997, a fost o miniserie Ivanhoe. El ne arată de fapt declinul aristocrației anglosaxone, ăia care erau băștinași în Anglia. Ivanhoe este ultimul reprezentant al casei regale saxone și ceea ce au ei de suferit de la Săzinerii normanzi, care iarăși sunt, o, atât de englezi, front de bœuf sau de bracy, Asta îmi amintește de gluma aia cu Ceaușescu în perioada comunistă. Ceaușescu se duce undeva în zona trăgului Secuiesc, ia un copil, îl pupă și îl întreabă Cum te cheamă pui de dac? Ioana Șotila, știi? Așa și Tot din perioada comunistă avem gluma unei prime delegații a Republicii, Munci... Re... Re... Republicii Populare Române în Regatul Unit. Și se prezintă membrii delegației de partea britanică. Săr cu tare, săr cu tare, De partea română, Gheorghe Cutare, Gheorghe cutare, Gheorghe cutare. La dineu de după, un britanic îl întreabă pe un român. Uh, nu vă supărați, dar uh, domnul Gheorghe cu cum de este Gheorghe atât de tânăr? Na, fiecare cu titlurile lui de noblețe. Cert este că uh, asta arată o perioadă de prefaceri în uh, regatul Angliei. John I. Lackland este omul care, pe de-o parte, moștenind o situație destul de dificilă de pe urma lui fratesu, care, cum am spus, falimentase finanțele Angliei, dar ne nici el vreo lumină, un rege arogant, certăreț, fără viziune de ansamblu, produce o serie de dezastre până când proprii lui baroni, seniorii feudali, din Anglia, pentru că erau cei seniori normanzi plasați ca să stăpânească teritoriul, se răscoală împotriva lui și îl obligă la Runnymede în 1215 să semneze uh, primul act care prevede cumva democrația ce urmează în regatul uh, Marii Britanii, respectiv Magna Carta Libertatum. Da? Este prima prevedere a drepturilor seniorilor care nu se mai lasă conduși absolut de un monarh suntem la lumină încă distanță de democrație parlamentară, dar aici se consideră că sunt de fapt germenii uh, acestei uh, situații. Bun, uh, nu încheiem perioada asta a evului mediu în plină glorie, fără să mai menționăm o figură, este tot uh, arondată domniei lui Henry al ii biserica engleză, S-a fondat la Canterbury, în coasta, pe coasta de sud-est a Angliei, în Kent, fiind locul de unde se presupune că a început, potrivit tradiției, convertirea insulei Marii Britanii la creștinism în perioada Antichității Târzii. Acolo rezidă până astăzi primatul, arhiepiscopul primat. Arhiepiscopul Canterbury? Da. Acolo a scris Geoffrey Chaucer una dintre primele scrieri celebre a literaturii engleze, cronicile din Canterbury, jucate până astăzi în teatru. Pentru cine are chef să citească, este totuși un manuscris medieval, dar este, un manuscris, este o operă medievală, că e tipărită de mult, dar este o operă foarte amuzantă. Eu personal am citit-o cu Deliciu, este echivalentul anglosaxon al de Cameronului lui Boccaccio. Și echivalentul la Hanului Iancuței. Da, numai că ăsta arată mai multă fustă decât arată Hanul Iancuței, ah, În okay. sensul că au și scene de-a dreptul porno băgate pe acolo, Era sunt aspectele vieții. Uh, da, pudibonderia asta, arondată Evului Mediu, este o producție a erei victoriene, mult mai târziu, la fel cum sunt coarnele de pe furle vikingilor. Dar, iarăși, să nu ne ducem mai departe cu treaba asta. Uh, acest Thomas Becket, inițial un aliat fidel al lui Henry II în perioada medievală, nu prea puteai să concepi uh, o, o, o stăpânire de succes a unui stat dacă nu aveai. Uh, acordul bisericii și colaborarea bisericii, pentru că biserica la vremea aia făcea la propriu legea în domeniul spiritualului, dacă îți spunea uh, episcopul local sau mai era o papa că ai să ajungi în Iad sau te excomunica direct, uh, seniorii tăi, vasalii tăi erau... Uh, liber să te detroneze, în teorie cel puțin. E bine, acest Thomas Beckett la un moment dat cade în uh, într-o extremă puritanistă așa avant la letră, că încă n-au apărut puritani în Anglia, crezând că biserica trebuie să conducă totul și începe să se bage peste rege. Urmează replica celebră spusă de Henry la un ospăț așa dramatic Who will rid me of this turbulent priest? Și, drept urmare, vreo doi cavaleri se auto-însărcinează cu ajutorarea regiului, ducându-se și asasinându-l. Pe Thomas Beckett s-au scris piese de teatru, pe tema asta iarăși o întreagă literatură arondată. Cel mai probabil a fost direct dorința regelui și planul regelui să scape de un cleric devenit cam incomod, dar, cum spuneam, până astăzi sediu central al bisericii anglicane, devenit în prezent, chiar dacă uh, întâi stătătorul este monarhul. Este la Canterbury. Acolo se consideră că este punctul zero al creștinismului în insula Mare Britanii. Bun, a murit și Richard din Imedeleu, am ajuns la John, am trecut frumos prin Robin Hood și Ivanhoe, și ajungem la motivele dispariției lui John, când și biserica are o perioadă de apogeu în Anglia. Pentru că John, în disperare de cauză, dat fiindcă îi se răsculau baronii și era amenințat de regele Franței, cheamă aliați de orunde. Într-o fază îi scrie sultanului Marocului, spunându-i că o să închine Anglia la islam dacă primește ajutor. Sunt convins că a făcut destul de multă rumoare la curtea marocană scrisoarea asta unui rege englez. Și după aia, prinzându-se că, băi, e un pic nerealist băieții ăștia să chine până Spania, nu să ajungă până în Anglia, îi scrie papei oferindu-se să transforme regatul Angliei în fief papal. Oh, se de, de să pagate. transforme insula Marii Britanii într-un mare avignon, pentru că sur le pont d'Avignon și papalitatea de la Avignon Avignon era o feudă papală în buricul Franței. Mm -hmm. Asta ar fi vrut să facă el cu întreaga uh, posesiune engleză în insula Marii Britanii uh, prin uh, cuvintele arhiepiscopului Stephen Langton, care devine uh, treptat unul din principalii adversari ai lui John Până la urmă, Papa își dă seama că mai bine să ai un rege acolo decât un arhiepiscop care la un moment dat are gânduri de a funda un soi de domeniu ecleziaschit independent, ceva foarte amestecat. Așa că Papa îl mandatează pe John să-i recupereze domeniu, John se plimbă prin Anglia în fruntea unor trupe majoritar compuse din mercenari. Avem și aici un film care uh, prinde perioada asta, se cheamă Ironclad îl are pe James Purf Purfoy și pe Brian Cox în rodurile principale, dar este un pic cam tras de păr, că îi prea îi în chestiune, iar mercenarii sunt nordici, mm -hmm. trecuse vremea. Uh, poate au fost și nordici, dar nu e invazie vikingă în Anglia în 1200. În cele din urmă, în schimb, John eșuează în eforturile sale de a, rei de a readuce la ascultare pe seniorii britanici și moare de dizenterie. Unii zic că a mâncat prea multe piersici. Mm -hmm. Uh, în felul ăsta, uh, lăsând cumva o prezență mai puțin plăcută în istoria britanică, locul său fiind luat vreme de aproape un an de un monarh pe care istoriile britanice preferă să-l treacă sub tăcere, că este un pic francez. Uhum. Este chiar uh, un rege al Franței, Ludovic, pe numele său. Al câtelea? Uh, păi dacă suntem în 1215, ăsta este Ludovic al VIII-lea. Sper să nu uhum. confund eu. Devenit, bineînțeles, Ludovic I-ul, în, în insula Mare Britanică, nu mai serveau ei uh, chestiuni dintre astea. Bun, nu durează foarte mult domnia lui, și pe tron urcă unul dintre cei mai longevivi uh, monarhi englezi, deși nu și uh, cei mai de succes să spunem, Henry III. -lea. E bine, Henry III are o istorie amestecată. Baronii care primiseră un gust de libertate, începând cu Magna Carta își impun voința în fața regelui, mare parte din domnia lui este dominată de figura foarte autoritară a lui Simon de Montfort, conducătorul baronilor, la un moment dat este un veritabil război civil în regatul Angliei, intervin și niște principi e, galezi, Lenin ap Griffith, o oh, oh. să discutăm de sper că mi-a ieșit pronunția, am exersat, am scuipat monitorul de la mâne Stai să la. vezi că tu să ai de exersat pentru episodul următor. Tocmai. Așa. Uh, Henry Caldoria în general văzut ca un rege slab în domeniul militar politic, dar un rege patron al artelor. În timpul lui este ridicată celebra Westminster Abbey până astăzi, una dintre cele mai cunoscute catedrale din Marea Britanie și domnia lui îndelungată căzută cumva în penibil spre sfârșitul vieții și o amantă foarte tânără care la un moment dat îl joacă pe degete. Fiul lui mult mai capabilul Edward care va deveni rege sub denumirea de Edward I Longshanks, picioare lungi îl lasă la un moment dat de izbeliște. Ăsta este ultimul <coughs> uh, viitor suveran britanic care călătorește în scopuri militare, bineînțeles, în țara sfântă. Suntem la momentul final al existenței regatelor cruciate. Vor fi distruse un pic mai târziu de mameluci. Cele de pe continent rămâne Cipru. Edward merge într-o nouă expediție cruciată, încearcă să mai salveze ce poate vede că nu prea are șanse, intră în legătură cu mongolii din Persia, la un moment dat încercând să perfecteze o alianță, este în pericol să fie asasinat de hașașini, cei care mm -hmm. au devenit secta asasinilor, fumătorii de hașiș, și în cele din urmă uh, au reulat de glorie, adevărat, pentru că este unul dintre ultimii, Uh, suverani europeni, chiar dacă este principe moștenitor în momentul ăla, care iau standardul cruciadei, cruciada va dispărea ca ideal european foarte curând, chiar dacă se manifestă sub forma ei târzie până târziu la asediu Vienei, uh, revine în țară și în cele din urmă reușește să se impună în fața lui Simon de Montfort și să preia domnia după moartea tatălui său, devenind unul dintre cei mai de succes regii Angliei, cel puțin sub aspect militar reușește să zdrobească odată rebeliunea Țării Galilor, care intrau ușor- ușor în sfera de influență engleză. Levelin este ucis, uh, mi se pare că și fratele său David. Și uh, în momentul ăsta se creează, dacă am înțeles eu corect din istoria britanică, titulatura de Prince of Wales, care va rămâne până astăzi desemnând succesorul la titlul britanic ca să încerce să lipească țara Galilor de Anglia să asigure loialitatea, regii englezi își vor desemna succesorii ca Prince of Wales, în felul ăsta, arătând demnitatea pe care o acordă supușilor lor galezi. Uh, existând până astăzi are și o întreagă literatură despre ura etnică prezentă între Welsh și uh, British. English, de fapt, scuzați-mă. Legat de asta, există anumite. Nu am fost în Wales personal, am fost doar în Anglia, însă există anumite trăsături faciale, în afară de cele lingvistice. Nu aș putea să spun, mm -hmm. sincer. Nu avem puțin, nicio descriere. Astăzi osmoza e destul de puternică încât să nu mai vorbim de așa ceva și limba galeză e o limbă bună, nu e pe cale dispariție, dar aproape toată lumea din țara galilor vorbește engleză azi. Mai vorbesc și galeză, este uh, second language, ca să zicem așa o să detaliem asta iarăși când vorbim de țara galilor. Deci, pe de o parte, se impune în țara galilor, creează suita aia minunată de castele, una dintre cele mai, cele mai, ample lucrări de fortificații din toată istoria Evului Mediu. Kernarvan, de exemplu, este o fortăreață construită de Eduard I. Iarăși, un rege foarte busy, am uitat să menționez faptul ăsta și este important. Celebrul Tower of London, turnul Londrei, fortăreața din mijlocul Londrei, este opera lui Richard I, inima de leu. N-a stat băiatul mult, dar a făcut treabă. Este exact donjonul, chipul normand. După care, uh, Edward I se bate și prin Franța, își reafirmă drepturile asupra unor teritorii uh, astăzi cuprinse în Franța și aflate tehnic sub suzeranitatea regelui francez pentru ca în cele din urmă să-și îndrepte privirile spre deja constituitul regat din Nord, Scoția, uh, arch enemy al englezilor pe, în insula Marii Britanii. E o întreagă epopee, luptele dintre, constituie o întreagă epopee, luptele dintre scoțieni și englezi cu sorți schimbători. În primă fază, în etapa asta, lucrurile merg net în favoarea lui Edward, care profită și de o criză dinastică în Scoția, îi bate păștea de izvântă, de-aia un al doilea cognomen al său pe lângă Longshanks, că era foarte înalt pentru epocă, este Hammer of the Scots, ciocanul scoțienilor. Este omul care reușește tehnic să se impună asupra regatului nordic, bineînțeles lucrul ăsta fiind un pic contestat de apariția unei rebeliuni naționale în Scoția, conduse de erou național al Scoției până astăzi, William Wallace, exact, Mel Gibson, pentru că cea mai cunoscută producție cinematografică dedicată acestui personaj istoric este celebrul Braveheart din anii 90, regizat mm. și având în rol principal pe domnul Mel Gibson, om care a realizat niște filme într-adevăr de primă mână, unde vedem întregul complot. Al unui rege britanic de succes, dacă ajunge la bătrânețe, își vede autoritatea contestată în teritoriile de margine și mai mult decât atât este îngrijorat de faptul că fiul său, Edward al ii este complet nevolnic, sau cel puțin așa ne arată uh, filmul, cel puțin în ceea ce privește virtuțile militare, fiind mult mai doritor de uh, muzică, teatru cât se putea imagina la vremea aceea și de dragostea bărbaților. Pierce Gaveston este unul dintre filmul îl arată pe uh, uh, Edward ucigându-l pe favoritul de atunci al lui moștenitor, nu e o treabă istorică, în timp ce uh, soția regelui frustrată, bine, soția lui moștenitor bineînțeles frustrată de lipsa de atenție, se dedă la un amor nebun cu William Wallace, iarăși suntem uh, un pic în domeniul fantezistului, dar persoana în sine foarte frumoasă actrița franțuzească, este uh, personalitatea reală, este vorba de Isabela, fica a lui Filip al IV, cel frumos al Franței, cel cu procesul templierilor, uh, cunoscută ca, și ca The She-Wolf of France, Lupoica din Franța, o personalitate foarte puternică sub aspectul voinței, care nu apucă să se manifeste cât timp trăiește autoritarului socru, dar ulterior când Eduard al doilea prea tronul și o ia în freză de la scoțieni, la uh, Bannockburn Burn, în 1314, în momentul în care Scoția spune fuck off! în uh, Filmul ăsta a fost uh, uh, produs mai târziu, în 2016, dar este la fel de The Outlaw King, regele uh, nelegiuit, este vorba de Robert de Bruce, cel care va profita de pe urma răscoalei lui William Wallace pentru a se încorona regele al Scoției și a domni complet independent față de regele Angliei. L-are pe Chris Pine în rolul principal. Uh -huh. Uh, asta inaugurează o perioadă de recul a Angliei, pe de-o parte în teritoriile nordice, pe de-altă parte în teritoriile franceze ca de obicei când Anglia este condusă de un rege slab, cum se spune în filmul Robin Hood cu Russell Crowe England under Richard is a different kind of animal adică englezii cumva au nevoie, nu doar englezii, e o treabă general istorică, dacă au un monarh puternic devin forța dominantă în regiune sub un monarh slab sunt ușor de cotropit Filip cel frumos este omul care extinde dominația franceză peste aproape uh, toate teritoriile aflate anterior în posesia regilor Angliei. Acestora răm rămânându le numai Gasconia, vechea provincie Aquitania, în sud-vestul actual al Franței. Toate bune și frumoase, sau nu prea. Edward II este în celei de urmă detronat de uh, soția lui Isabela care uh, se afișează pe față cu Roger Mortimer, aceasta fiind exasperată de favorurile pe care acesta le acorda fa noului său uh, favorit Hugh Dispenser, care este asasinat într-o manieră barbară, tăindu se întâi testiculele și după aia fiind măcelărit împreună cu Taika su uh, Este uh, închis la Berkeley Castle, unde are uh, parte de una dintre cele mai spectaculoase a.k.a. nu plăcute morți din istoria britanică, tradiția spune că i s-a introdus în anus un vătrai înroșit în foc printr-un corn, ca în felul ăsta să nu se vadă crima, rana să fie internă și în felul ăsta cumva pedepsindu-l pentru păcatul sodomiei, considerat, bineînțeles, blasfemie într-un ev mediu foarte impregnat de preceptele religiei creștine. Wow, dacă... Deci, doar mi-am închipuit ce ai descris. Am dat-o repede, așa, ca să fie senzația mai șocantă. Da, am da. spus la Inchiziția Spaniolă faptul că exista celebra pară, culmea, englezească, prin care erai pedepsit în funcție de păcat. Erai eretic, blasfematori, să băga în guriță, să deschidea, rupea da, tot, da, da. erai femeie, erai adulteră, să băga în vagin, erai uh, sodomit, a se înțelege de da, homosexual, da, da. eu nu dau o conotație, bineînțeles, bagiocuritoare eu folosesc termenul din epocă, se introducea în rect. Ar trebui un episod special pentru metodele de ucidere din perioada medievală. Da, dar din fericire, închiziția nu e o țară. Poate pentru o serie viitoare, probabil, sau pentru o altă idee de videoclip. Sunt să convins că trademark. ar avea popularitate, dar să-i mulțumim lui Dumnezeu, paradoxal, că inchiziția pretindea că lucrează în numele lui, că Inchiziția nu a devenit un stat. Dacă vreodată se va face un episod, să se știe că trademark-ul a fost pornit, a fost pornită de aici. Am notat. <laughs> moare Eduard al ii urmează o regență a mamei sale împreună cu favoritul lui Roger Mortimer, dar mama nu-și dă seama că fiul devenit Eduard al iii un alt monar de succes al Angliei, îi seamănă mai mult ei sau îi seamănă lui Buricăsu, în măsura în care admitem că Eduard al ii este tatăl lui Eduard al III-lea. Eduard al iii devine un alt rege de succes al Angliei, își obține regența și închide propria mamă, de data asta nu ucide, îl ucide în schimb pe favoritul ei și preia domnia inaugurând totodată, profitând de schimbarea dinastică din Franța. În Franța se stinge în cele din urmă dinastia capețiană, dat fiindcă cei trei fii ai lui Filip al IV-lea cel frumos, Ludovic al X-lea arțăgosu, Filip al V-lea cel lung și Carol al nu mai știu câte la cel frumos la rândul său, nu au moștenitori, de se stinge ramura cadetă, el profitând de pretențiile pe care le avea la tronul Franței prin mama sa, care era tot fica regelui Franței, inițiază o campanie de data asta, nu să mai ocupăm domenii din Franța, ci să ocupăm Franța asta a produs în Franța, a de data viitoare, legea salică, care interzicea drepturile la tron ale femeilor, tocmai ca să-l oprească pe regele Anglii din a prelua cel puțin nominal tronul Franței, dar sub domnia lui Edward al III-lea, fiind foarte bine slujit de fiul său, tot Edward, cunoscut mai bine ca The Black Prince, prințul negru, datorită armurii pe care o purta, Anglia bate Franța de o zvântă în prima fază a războiului de 100 de ani. Războiul a durat, de fapt, mai mult de asta în 1350, bătălie de la Cresii, unde s-a folosit prima artileria masiv pe câmpurile de luptă europene și poate e, sunt victorii absolute ale englezilor care se folosesc de câteva avantaje tehnice, să spunem, pe care le aveau pe câmpul de luptă. Bun, asta nu înseamnă că totul e bine și frumos acasă în Anglia. Războiul, ca de obicei, cere o grămadă de bani. Așa cum am spus, din punct de vedere tehnic, nu numai tactic, englezii se bucură de o serie de avantaje. Sunt printre primii care se sizează, pe de-o parte, avantajul acelor așa numite pole arms, arme care uh, acționează prin uh, șoc, au derivat halebarda și altele din treaba asta. Ei folosesc o unealtă de fermă numită billhook, arată ca un soi de coasă, așa un pic uh, interpretată. Billman fiind oamenii de linie din armata engleză, ăia care reușesc să facă față cu succes, pe de-o parte, cavalerii grele franceze, care constituia floarea războinică a Europei medievale. Franța era cunoscută drept, având ca, ca având cea mai puternică, iarăși cacofonie, cavalerie din vremea aceea, însă majoritatea istoricilor conchid că principalul avantaj tehnic al armatei engleze asupra adversarilor săi în perioada aceasta, aceasta este reprezentată de longbow, arcul lung, din lemn de nu mai știu ce exact. Arcul lung este de fapt o producție galeză, Welshie. Au, au, inventat prima oară de longbow, era un arc capabil să tragă la vreo, nu știu, 400 de metri, mi se pare, ceea ce pentru vremea aia era egal cu laser, Aici avem începutul legendei urbane, cum că degetul mijlociu le-a fost tăiat arcașilor și nu mai putut să tragă și le-a arătat francezilor da, dacă putem face. Bun. În plan real, Arcașul într-adevăr putea să-și belească, scuzați expresia, degetele tot trăgând de coarda arcului și de multe ori purtau inele de diverse proveniențe, e ca la cusut, degetarul, uh -huh. ca să-și protejeze pielea. Dar o trupă de arcași britanici instruiți se instruiau foarte simplu la vânătoare sau în diverse competiții sportive. Nu degeaba Robin Hood este câștigătorul la un concurs de tras cu arcul. Celebrity Yeoman englezi își impun supremația a vreme de 100 de ani, dacă nu mai bine, pe câmpurile de luptă europeană, măturând la propriu cu salvele lor de săgeți uh, orice armată inamică, uh, vieții cavaleri francezi așteptându-se Monjoa sau Denis la o luptă cavalerească să trezesc că le plouă din cercul săgeți care trec fără probleme prin armura care încă nu e atât de bine uh, pusă la punct sau oricum când trag destui ajunge o găurică în armură exact ce treaba aia mm -hmm. când ești perfect pregătit, 99% și a trecut prin, da, prin vizieră. Și în felul ăsta se obțin marile victorii engleze care durează până aproape de 1453. Anul a căzut Constantinopolul în anul ăla, dar tot în anul ăla s-a încheiat oficial războiul de care a durat mai mult. Uh, bun, dar să nu, iar să nu luăm înainte. Ăsta este Eduard al treilea, la fel care ajunge la bătrânețe un pic depășit de situație, tot cu o amantă tânără, iar să încurcă un pic lucrurile. Moștenitorul lui, The Black Prince, murise înaintea tatălui, drept urmare, tronul intră pe mâna nepotului, Richard al doilea. Iarăși unul dintre regii englezi, uh, pentru că băieții ăștia au mai mulți regi decât majoritatea, există un clasament foarte clar al regilor, cine i plăcut și cine nu. Richard să spune că nu intră în clasa lor a plăcuți, fiind un copil, un soi de spoiled child, uh, destul de arogant în a-și pretinde drepturile regalității, dar englezii se vede că sunt uh, uh, submisivi, sunt cooperanți cu regii tirani, cât timp ăștia sunt populari, când n-ai cu aceste groză vești prea mult că ai făcut. Nu prea sunt așa docile englezii, drept urmare, o rebeliune în momentul când ăsta îi contestă dreptul la moștenirea unui senior, mare senior din Anglia, Henry Lancaster. Este detronat, închis în castelul Pontefract, unde băieții ăștia cu mai puțină imaginație decât aia care l-au executat pe Eduard al Doilea, se pare că lasă să moară de foame în 1400 și așa ajunge pe tron Henric al IV-lea, cel care pune punct dinastiei Plantagenet, deși era rudit cu ea, cel care uh, afirmă pe tron dinastia de Lancaster după zona Angliei de unde și avea domeniile ereditare această familie. Henry al iv are destul de mult de furcă cu rebeliunile care sunt cumva inerente unei schimbări de dinastie. Adică, pe de-o parte, este abandonat frontul din Franța, unde uh, profită francezii, iar în Anglia ai, pe de-o parte, rebeliunea a seniorilor care se declară loiali vechii dinastii și, bineînțeles, că și populațiile, uh, națiunile relativ recent supuse, în speță galezii, uh, se simt la fel uh, pregătit să declare rebeliunea Owen Glendover, Owen Glendower, este un altul care uh, încearcă să afirme independența Wales fără succes, iarăși vedem în episodul următor și în cele din urmă după ani de lupte la propriu Henry IV de Lancaster este în stare să se uh, este capabil, este în uh, drept de plin să se declare la rândul său rege al Angliei și când zice și el că o să aibă parte de o bătrânețe fericită, uh, aici voi cita pentru prima oară uh, serialul meu preferat din toate timpurile și foarte ilustrativ pentru istoria britanică, indiferent cât de mult merge pe partea de British Humor, este vorba de serialul Blackadder, Vipera Neagră, avândul l în rol principal pe nimeni altul decât Rowan Atkinson, mult mai cunoscut ca Mr. Bean, dacă vă Interesează să vedeți o variantă inteligentă de data asta, jucată de celebru actor. Vă invit să urmăriți cele patru serii ale producției Blackadder. una din epoca războiului rozelor, una din epoca elisabetană, una din perioada uh, Regenței lui George al IV-lea și una din perioada primului război mondial. Replicile sunt absolut fabuloase. Distribuția în sine include crema actorilor britanici. Uh, care s-au consacrat cumva în secolul 20. Rowan Atkinson, Hugh Laurie, Stephen Fry, uh, 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 Brian Blessed și alții. Vorbim imediat de Brian Blessed, că e un britanic foarte interesant. Iar aici, uh, în momentul în care. Uh, Bunul Henry Lancaster reușește în cele din urmă să uh, preia uh, domnia, se, se trezește cu prima replică din Blackadder, respectiv: uh, Drink now and be merry for tomorrow you may catch a horrifying skin disease and it will all be over. Se pare că uh, bietul Henry al patrulea, după ce se bate ani de zile să fie el șeful, ajunge șeful cu o boală de piele, ori chiar lepră. Ori o, o, un soi de psoriazis, dar în formă extremă, că îi cădeau bucățele uh, pe parcurs, mm. așa, uh, ceea ce se pare o criza acestei boli, el a și scos din viața asta, se pare că înainte de 50 de ani, dacă am reținut eu bine și tronul trece la foarte rebelul său fiu, tot Henric. Acum am trecut de perioada eduarzilor și am ajuns în perioada henricilor. O să observăm la un moment dat că există o anumită uh, uh, monotonie tipic englezească. Uh, ce nume îi punem la copil? Păi capă tatu, capă bunică, sunt, dar nu de același nume, uh, tot Henric, de data asta Henric al cincilea. E un film ceva mai vechi, cei drept care mi se pare mie cel mai bine realizat pe tema asta, 1989, Kenneth Branagh și Sir Ian Holm, salutăm pe Frodo mm -hmm. în varianta bătrână, respectiv Emma Thompson tânără, da, a fost o perioadă când a fost și tânără, <laughs> și acest Brian Blessed, cel care dă cea mai mișto scenă în viziunea mea din film, The Armored Ultimatum, îl vedem pe acest tip, o să-l introduc acum în scenă, de ce nu, tot despre cultura engleză vorbim, Brian Blessed este un tip încă în viață, a țărit 80 de ani, e construit ca un taur, are o barbă a rămasă celebră și mai ales o voce inconfundabilă o muțipă când vorbește normal, este Gungan Boss din Star Wars 1 seria 9, este Clayton din legenda lui Tarzan, animația Disney și mai are mai multe roluri în filme. ăla cu Așa, este cel mai bătrân om până astăzi care a escaladat Everestul și a atins polul nord magnetic. Deci este o forță naturii, a făcut infart pe scenă jucând Shakespeare, s-a ridicat și a terminat piesa. Wow. Da, el este acesta care aduce acest Armored Ultimate în numele lui Henry lea dar mai avem mult mai recent o adaptare după uh, ceea ce este considerat uh, epitomul dramaturgiei britanice, acest Shakespeare. Uh, din păcate, e un soi de Robin Hood, în sensul că Dumnezeu știe dacă o fi existat, de fapt, Shakespeare, sau sunt o colecție de piese puse sub numele acestui uh, autor. Eu nu vreau să contest nimic, Doamne ferește, doar spun că există dubii vis-a-vis -vis de existența reală a lui Shakespeare, uh, dar. Pe baza adaptării lui Shakespeare, omul a făcut adaptări, din, dacă e real, din Războiul Rozelor și implicit la vizaj pe acest rege, avem filmul The King din 2019, avându-l în uh, rolul central pe Timothy Chalamet, că cred că e francez. Nu, uh. e de origine franceză, este american, Timothy Chalamet. Ok, scuzați pronunția, eu am puteam să bag mâna în foc că e francez. E vreo de origine franceză, dar cetățean născut în America de vreo trei generații. E complicat. Mai amestecat un pic. În regulă. E bine, acest Henry al V-lea, care fusese un enfant teribil, că suntem încă în perioada franțuzită a monarhiei uh, engleze, brusc e trezit de la realitatea de moartea prematură a tatălui său și hotărăște să fie rege în adevăratul sens al cuvântului. Bineînțeles, cum ești rege cel mai bine decât pe câmpul de bătaie, se duce în Franța să reafirme pentru ultima oară cu forță drepturile coroanei uh, engleze asupra teritoriilor franceze. Care drepturi? Și obține una dintre cele mai răsunătoare victorii din îndelungul schimb de ghionturi franco-engleze, bătălia de la Ajincur din 1415, mi se pare, când acești longbowmen britanici fac prăpăd la propriu în rândurile cavaleriei franceze, solul noroios, niște pari înfipți strategic în pământ și volee după volee de săgeți. Omoară câteva mii de cavaleri francezi sau îi lasă prizonieri în timp ce englezii pierd câteva sute. Este o victorie în termeni absoluți. Atât de mulți prizonieri prind ăștia că nu pot să țină și ucid pe unii dintre ei. Și asta pare că uh, îl face pe Henric viitorul stăpân al Angliei și al Franței, de stăpânul unui imperiu vest european. Din păcate Henric are proasta inspirație să moare de dizenterie pe la 30 ceva de ani. Uh, regele nebun al Franței, Carol, uh, are o singură realizare, aia că trăiește mai mult decât Henric. Uhum. Și drept urmare drepturile coroanei franceze sunt menținute, dezvoltăm în privința Franței, nu m-am sclerozat subit, știu de Ioana Dark, o să vorbim de ea și de uh, și o replică frumoasă din Blackadder sau ceva spus de Roman Ekinson la un sitcom uh, Was the man burning John of Arc just wasting good matches? Uh, adică ăla care a ars-o pe Ioana Dark doar rosea chibrite bu chibrituri bune, dată fiind această mult rivalitate franco-engleză și de acolo dominația engleză pe continent intră în declinul final, mai ales că Hendrik îl lasă moștenitor murind prematur pe fiul lui de doar 9 luni, culmea făcut cu o prințesă franțuzoică, că bineînțeles să-ți legitimezi cel mai bine drepturile asupra unui tron înrudindu-te cu familia respectivă. Este vorba de Henry al VI-lea, considerat de unii sfânt, de alții nebun. La un moment dat lucrurile astea merg destul de apropiat unul de celălalt. Cel care realizează între altele, mai, are mai multe realizări culturale, nu neapărat opera personală, dar se întâmplă în timpul lui am uitat să spun chestia asta deja, apăruse în Anglia celebrele universități la Oxford sau Cambridge, Iarăși, în purul stil britanic, ăștia să gratulează unii pe alții până aproape de prezent, că fiecare să o consideră pe altă o hazna. Ah, okay. Deși și când spui Oxford și când spui Cambridge, numai la haznale universitare te gândești: Pentru noi e altă planetă. Printre universitățile cele mai uh, reputate din întreaga lume și cu cea mai îndelungată tradiție, Oxford fiind vadu boilor la origine. Oxford. Ah. Ok, da, wow. Uite, nu m-am gândit niciodată la originea asta. N-ar face, Bun. foarte bine. Um, Așa și la el se întâmplă St. Albans în timpul domniei, dar uh, domnia lui este sinonimă cu sfârșitul războiului de 100 de ani am ajuns în 1453 Anglia este definitiv învinsă pe sol francez pierde toate uh, teritoriile care a nu să rălau în moment dat coroanei engleze pornind din Acuitania, din Gasconia până în Normandia și mai păstrează un singur picior pe continentul european reprezentat de orașul Calais în nord-estul extrem al Franței. Hei, bun, sfârșitul ăsta 1453 este uh, abisul ambițiilor engleze pe continent, cel puțin pentru momentul ăsta. Cumva de aici începe ideea că Marea Britanie este o lume în sine și că e bine să se concentreze pe propriile afaceri și să-i în pace pe nesimțiții ăștia de pe continent. Așa cumva se dezvoltă cu timp cu timpul un uh, anumit izolaționism englez deveni britanic. Anglia cu treburile ei, restul Europei cu treburile ei. Vom vedea cum va, se va dezvolta conceptul ăsta ulterior. But wait, there's more. Pentru că 1453 este anul când teoretic se încheie războiul de 100 de ani, dar numai bine că în Anglia izbucnește războiul rozelor. Ceea ce război războiul rozelor este cel mai îndelungat uh, război civil pe care l-a cunoscut Marea Britanie. A nu se înțelege că a fost un război continuu, dar cu uh, episoade este o luptă între două uh, case devenite regale, engleze: casa de Lancaster, reprezentată de un trandafir roșu pe blazon, și casa de York, trandafir alb, de aici, roz. Războiul wow, rozelor, okay. așa, care își uh, contestă una a celeilalte tronul primii trei regi pe care i-am menționat uh, implicați indirect că războiul a început în timpul celui de-al treilea Henric al patrulea, Henric al cincilea, Henric al de deci ce ăștia obsedați cu Henric sunt din de Lancaster dar în timpul domniei lui Henric al lea care cum am spus avea mici accese de nebunie aici se strecoară nebunia și se va tot plimba prin linia regală britanică până aproape de zilele noastre uh, pe de-o parte, pe de-altă parte uh, marcat deși e încă un copil de înfrângerile din Franța și de uh, prezența foarte puternică a reginei sale de origine franțuzească. Deja avem antipatia englezească față de francezi. Nu e o idee bună să aduce o regină franceză sau, cum spune chiar un francez, Andrei Moroa, nu prea au adus lucruri bune reginele venite din Franța pe tronul Angliei. Așadar, toate astea duc la o coalizare a forțelor care favorizează cauza Yorkistă, văzută de data asta ca autentică englezească, și avem bătălia de la Tew Tewksbury în 1471, când forțele iorchiste preiau inițiativa, mai sunt niște încercări, mai ales din partea lui Margaret, să uh, redea coroana uh, soțului Henry al vi care însă nu mai au succes, acesta moare în 1487 și pe tron urcă Eduard al IV-lea din casa de York. Este primul suveran din această casă britanică și totodată considerat până astăzi, dacă informațiile mele sunt corecte, n-am stat să-i măsor pe fiecare în parte, am întâlnit mențiunea propriu zis, că este cel mai înalt suveran din istoria Angliei, având aproape de 2 metri, 1,93 m, dacă 6 foot 4, pentru că Marea Britanie, Regatul Unit până astăzi menține sistemul metric imperial, n-a trecut la metri, la alte chestii, cum și... Le are pe amândouă. Le are pe amândouă, dar îl folosește în vorbire e? Da, primordial pe ăsta, ceea ce duce la eternele confuzii What are feet, what are pounds bă, cât zici că ar, fi, că ar cântări chestia asta, cât de lung e, mă rog, Acres chestii de-astea. Asta pățisem eu cu un Range Rover luat împrumutat de la un prieten care l-avea din Anglia, avea și în mile, și mile pe oră și kilometri pe oră și eu cu 30 la oră mă miram de cei de depășiam pe toți și după aia am văzut că era de familie. Și lăsând la o parte care volanul pe partea greșită. Dacă nu, 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 trimis. asta era fusese convertit. A, da? fusese convertit. Păi, altfel, nici circulația din România nu este străină de mașinile luate pe Anglia, care sunt mai ieftine, am înțeles, pentru că au volanul pe partea dreaptă. Sunt interzise mai nou în România, A, nu mai ai voie ajută. să le... De vreo Eu trez din amintirile, probabil, recente. Da, da ce cu volan pe dreapta am, am văzut mai mult șoferi care aveau jumătate de mașină pe axul drumului, că încercau să vadă. <laughs> uh, mă rog. Apropo, să mai facem o glumă, știi cum depășește un șofer cu volanul pe dreapta? <laughs> da. E uh, maniera de preferat, să spunem. Bun. Revenind în uh, istoria uh, englezească de la de sfârșitul secolului XV, el avem pe acest Edward IV de York, un rege destul de bun, se pare, care știa să conducă, dar care uh, moare iarăși cam tinerel, din păcate. Uh, de personalitatea lui, propriu-zis, nu avem legat o producție cinematografică, dar avem, în schimb, uh, un serial apărut în 2013 legat de personalitatea soției sale, cea care a ajuns să fie denumită într-adevăr The White Queen pornind de la trandafirul alb al casei de York, așa se numește și uh, serialul și o are în rol principal pe Rebecca Ferguson arătând drama acestei femei Anglia încă nu cunoscuse o femeie regină, ea încearcă să fie regentă și are parte de destule uh, necazuri numele fiului ei minor, Edward al V-lea, care are tristul record de cea mai scurtă domnie din istoria monarhiei britanice, respectiv două luni. De fapt, nu a fost niciodată încoronat, doar era uh, suveran prezumtiv, să-i spunem, pentru că, aparent, pentru siguranța sa și a fratelui său mai mic, Richard, cei doi sunt închiși de unchiul lor, Richard III, cel pe care uh, dramaturgia Shakespeareană și, și nu numai l-au portretizat ca un ghebos plin de ură, Machiavelic care durea numai rău și distrugeri sunt închiși în turnul Londrei. Este celebra celebru mister. De data asta vorbim de două personaje istorice reale, dar habar n-avem ce s-a întâmplat de fapt cu ei în turnul Londrei, cert este că au dispărut cum am spus, dramaturgia și istoriografia veche trebuia crima chiar unchiului lor, Richard al III, care voia să moștenească tronul, de fapt, până astăzi ne confruntăm cu una dintre dilemele istoriei. Nu știm care a fost soarta celor doi băieți, cert este că ei nu mai ieșit vreodată vii din turnul Londrei, sau dacă au ieșit, au fost duși undeva în ascuns și pe tron a urcat ultimul din dinastia de York, Richard al III-lea, cel pe care l-a nemurit Shakespeare cu celebra replică Un cal, regatul meu pentru un cal, pentru că deja tensiunile în Anglia atinseseră punctul maxim de fierbere, rivalitatea între casele de Lancaster și York nu mai putea continua. Și cum Richard al III-lea deși se pare destul de abil în ceea ce privește mașinațiunile politice, nu a reușit să inspire loialitate unei mase suficiente de seniori englezi. Aceștia s-au coagulat în spatele unei ramuri a casei de Lancaster, dar să nu le spuneți englezilor, ăștia sunt mai mult galezi decât englezi. Sunt familia Tudor, Pretendentul Henry Tudor, care își petrece o perioadă de timp în uh, Franța ca să nu aibă un cap mai scurt, uh, revine în Marea Britanie, în insula Marii Britanii, coalizează în împre, său mai mulți galezi și seniori uh, englezi dornici să scape de acest rece detestat, și în bătălia de la Bosworth Both, Field, unde, potrivit dramaturgului Shakespeare, regele ar fi rostit, fiind doborât de pe cal și încercând să se urce iarăși pe cal celebra replică, motivul era simplu, dacă nu-și mai vedeau conducătorul, soldații erau foarte probabil să o ia la fugă, mm -hmm. pentru că credeau că murind regele, deci ce dracu mai luptăm? Noi murim ca să ce? Că dacă nu mai avem pe cine să menținem patron sau să punem patron, murim degeaba. Încearcă să fie repus pe cal, în cele din urmă este ucis și în 2012, în Leicester, lucrându-se la o parcare, băieții dau peste scheletul lui care este reînmormântat. Am uh, scapă numele catedralei, sper să nu le încurc, așa că mai bine nu zic. Dar l-au descoperit pe Richard al III-lea cu uh, moartea lui în înfrângerea de la Bosworth Field. I-a sfârșit și acest celebru război al rozelor, și pare că, în sfârșit, Anglia se îndreaptă spre o perioadă de stabilitate. În serialul Blackadder, am spus că asta va fi referința cinematografică permanentă în acest podcast. Uh, prima serie se bazează pe, bineînțeles, mm. o fabulație istorică potrivit căreia uh, băiatul cel mic din turn, Richard, devine Richard al patrulea, este jucat de Brian Blessed. Oh, oh, oh. Așa, <laughs> și că toată acțiunea se desfășoară așa într-o perioadă ipotetică din istoria Angliei. Este absolut fabulos, recomand vizionarea. Dar noi ne întoarcem la istoria reală. Și acum, 1487, îl avem urcat pe tronul Angliei pe acest Henry Tudor, care căsătorindu-se cu Elizabeth of York, deci din casa York, pune în sfârșit punct războiului, practic aducând pe tron ambele case, dacă vi se pare în plus faptul că i-am menționat numele soției sale, dat fiindcă în timpul lui se definitivează forma, să spunem, actuală a cărților de joc, pe soția lui ați văzut-o și au văzut-o toți vreme de 500 de ani la cărțile de joc în postura damei sau cum a spus uh, celebrul cântăreț de folk, nu mai știu dacă e Mircea Vintilă sau Mircea Baniciu, spre Bruciana. Dama de pică frumoasă de pică. Da, exact. Dama aceea este reprezentarea stilizată a lui Elizabeth of York, soția regelui Henric al VII-lea al Angliei, cel care inaugurează o mare eră de stabilitate pentru istoria regatului englez, care constituie totodată sâmburii viitoarei dominații Uh, engleze devenite britanici asupra mărilor și asupra comerțului. Bineînțeles, lecție și pentru prezent, dacă nu ai stabilitate, dacă nu ai creștere, n-ai de unde dracu să scoți prosperitate. Aviz amatorilor. Exact. Bun, acest Henry al VII la Tudor uh, este un tip care se preocupă îndeaproape de prosperitatea Angliei, am putea să spunem chiar prea îndeaproape, uh, concretizează o alt, un alt stereotip, bun, astăzi este adoptat mai degrabă de scoțien, dar uh, în vechime era britanic. Zgârcenia. Exact. Uh, Tatăl cu fiul mergând în copilăria fiului la târg să-i dea, uh, asta avem, asta avem să dea în un minte. pepene și după aia fiul uh, deja matur cu tatăl mergând iar la târg, vede o înghețată tatăl și am și, și mie înghețată. Pe cum fiule după pepene. oh Nu, 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 eu știam altfel, se ducă, știa, copilul vrea o înghețată, să-l duce prima oară la meci când era mic, vrea o înghețată, ia o înghețată, uh, trec ani, copilul merge la facultate, se întoarce în vacanță, are 20 și ceva de ani și ce tată am termina și o facultate, da, dă și tu o bere la care tai că după înghețată. Sau varianta, cine este mai econom, discută doi tipi, doi gentlemen englezi, nu știu dacă e pleonazm ăsta gentleman englez, posibil, rabine vreau sau centurion roman sunt pleonasme, trebuie să verific asta cu gentleman, discută doi gentlemeni. Dragă, eu sunt foarte econom, eu economisesc 15 pence pe seară mergând după tramvai. Dragă, ești un idiot, puteai să economisești 3 lire mergând după taxi. Există un repertoriu foarte vast. De... A, apropo de asta, pens e pluralul la penny, în cazul că am întâlnit multe persoane, zic, și mie mi-a luat foarte mult timp să învăț că nu e penis, like, two pennies, two, two pens. Au scos și o monedă comemorativă mai mult? Moneda până în prezent a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este lira, British pound sterling. Pe vremuri desemnând, one pound of sterling silver. Exact. Un pound, de, cât ar veni în Chiar, sistemul de greutăți, chiar nu mă pricep. Cred că e jumătate mai, de chil. Cred că e spre o trime. Uh -huh. Mai exact, putem să verificăm cu un simplu search pe Google. Există un convertor de pounds în kilograme, respectiv de feet în metri. Așa aflăm în general când vedem sistemul imperial. 0,45 de kilograme. Bun deci e mai aproape de ceea ce ai spus tu. Uh, și subdiviziunea acesteia este până în prezent Penny. Da. Bun. Uh, așa, așadar, Henry uh, ca rămâne în istorie și ca unul, unul dintre cei mai zgârciți regii Angliei, genul ăla de Scrooge, Mm -hmm. Nu este Scrooge McDuck, cum au crescut copiii generației mele și probabil și generația ta, ci este Ebenezer Scrooge din A Christmas Carol, una dintre operele clasice ale literaturii engleze, opera lui Charles Dickens, la rândul ei subiectul a mai multe ecranizări clasicul din punctul meu de vedere, chiar dacă există unul din anii 30, este cel din anii 90 cu Patrick Stewart, iarăși și în rolul lui Ebenezer Scrooge, dar este și o variantă animată care este foarte bună, mai ales mai avem mult până la Crăciun, cu Jim Carrey. Uh, folosim vocea lui Ebenezer dând vocea ah. lui Ebenezer Scrooge în varianta animată, este oricum un film pe care eu îl vizionez cu plăcere am o tradiție de sărbători să mă uit la o variantă de A Christmas Carol există bineînțeles și varianta Disney că nu degeaba la avem și pe Ebenezer Scrooge ăla uh -huh. care când ne uitam noi sărea în marea de bani copii. Și nota, da, dacă da, vreodată zi... dați de o mare de monede, vă rugăm frumos să săriți <laughs> ea pentru că o să vă rupeți nasul în cel mai bun caz. E ca aia că dacă uh, gravitația funcționează odată dacă te uiți în jos. Da, Și că veni vorba că ne apropiem de Crăciun Și vrei să te uiți un film Îți recomand varianta cu Michael Caine În rolul lui Ebenezer, Ebenezer Domnul Eb care -a, ce amărât s-a rătras din actorie la 90 de ani Da, săracul În floarea vârstei uh, Muppets e în, în colaborare cu Muppets uh, Christmas Uite, Chiar Uite, e un tip de amuzament pe care l-am ratat Trebuie să spun am uh, păstrat pentru finalul acestui podcast, care probabil că va fi peste mult timp încolo, dar fiindcă n-am ajuns la jumătate, uh, și o selecție de British sitcoms și de expresia umorului britanic, pentru că băieții ăștia au dezvoltat o artă, care poate să placă, poate nu, dar dacă place, să dăm și câteva sugestii, pentru mai ales pentru cei de vârstă cu mine, sau de vârstă cu tine, sau mai tineri, care nu le-au întâlnit date la televizor în perioada copilăriei. Să revenim, zic eu. Uh, bun. Acest Henry Tudor este totodată cel care inaugurează Age of Discovery, era hmm. descoperirilor în Anglia. Anglia nu e nici pe departe, de, departe de startul este voită această alăturare, uh, de startul epocii descoperirilor. Bun. Portugalia clar fură uh, avansul, uh, vorbim când e vorba de ei. Uh, hai că deja încep să le repecam des. Bun. Dar 1492 este anul când Cristofor Columb, potrivit uh, istoriografiei, descoperă America. 13 octombrie sau 13 noiembrie? Este ah. clar octombrie și cred că este 12. Cred că e 12, a fost de curând, da. în momentul da. în care filmăm noi. Am făcut cu Amico Oprișan un podcast pe tema asta care deja e în difuzare. Ah, sunt și eu ca internet explorer, m-am prins mai greu. E <laughs> a bit British, a bit conservativ. <laughs> e bine, uh, la capitolul ăsta... Uh, Anglia nu e nici pe departe în spate, pentru că la scurtă vreme regele Henrica îl trimite pe exploratorul de origine italiană James Cabot, Giacomo caboti, cred că e în italiană numele său. El, dacă nu și el, și-a schimbat numele în funcție de fiecare limbă în care vorbea, fiind da. și poliglot. Sunt uh, acei aventurieri care uh, domină un mileniu întreg. Mm -hmm. De altfel, uh, e trimis la rândul său să exploreze lumea nouă. Uh, potrivit orientării geografice a Angliei, pleacă mai pe la nord decât Columb. Trept urmare, nu e de mirare că uh, aterizează, era să zic, acostează în insula Newfoundland, actualmente posesiune canadiană, în America de Nord, ceea ce va da naștere, în timp, unei uh, imense colonizări întreprinse de Anglia asupra continentului nord-american, la originea căreia. Care, de fapt, care stă la originea formării uh, superputerii de astăzi, hegemonului global Statele Unite ale Americii? Dar asta încă mai avem. Vorbim de Vorbim de primele 13 colonii. Da, nu mai avem de povestit și până la ele. Momentan, ah. abia au aflat și ei că există această uh, lume nouă. Nu mi-e clar dacă James Cabot știa că a descoperit un continent de sine stătător sau stătea sub imperiul erorii lui Columb că a ajuns în India. De James Cabot citisem că el nu s-a îndepărtat de țări mai mult de 10 km inland. Adică păi cel nu. mai probabil nu prea știa. Nu, știm nu știu eu exact. Mm -hmm. uh, cum nu se știe până astăzi, asta e la nivelul întregii istoriografii, cum a murit omul ăsta exact? Adică da. ori a murit întorcându-se într-o a doua expediție într-o într furtună pe mare, ori Uh, a murit abia întors în Anglia, cert este că dispare brusc din istorie, dar numai înainte să fi <coughs> încunoștințat elita engleză că băi, există ceva și dincolo de Land's End, ceea ce uh, numeau altădată englezii, partea de vest a Irlandei, uh, țara pe care de altfel asemenea țării Garilor și a Scoției s-au chinuit sute de ani să o subjuge, cu mai mult sau mai puțin succes, probabil că dintre toate cuceririle englezești, asta Irlandei e cea mai amestecată, pentru că sunt atât de multe regățele și sunt atât de uh, rebeli băieții ăștia, încât... Baistă stăpâneți, ba nu îi stăpâneți, să răscoală, ba, ba, ba iar nu cu tare. Frontul spărgându-se cu atât mai mult odată cu convertirea Angliei majoritar la protestantism, în timp ce Irlanda rămâne până astăzi majoritar romano-catolică. Totuși, o colonizare care s-a întâmplat în Irlanda a fost una continuă și foarte subtilă, pentru că băieții ăștia în ultimii 100 de ani, dacă te uiți pe hartele, pe hărțile, pardon, scuzați, o să-mi săriți în cap, pe hărțile demografice, au încetat să-și mai vorbească propria limbă și au adoptat engleza și mulți o consideră și astăzi o rușine să vorbești aer în loc de engleză. Chiar actorul care l-a jucat pe Thomas Shelby în Peaky Blinders a zis că în momentul în care observa că fiul său începe, el fiind irlandez de origine, fiul său a început să vorbească irlandeză, l-a mutat la Londra la școală să învețe engleză. Treaba asta cu rușinea ca aparțin unei culturi sau alteia, mie mi se pare deja depășită în secolul 21. Ar fi frumos să fim toți cât de poligloți se poate, să vorbim și limbi pe cale de dispariție ca să mai ținem o bucată de istorie cu noi în secolul 21. Și uh, exact ce a spus Tolkien, dacă omul ăsta a fost în stare că este un alt produs al inteligenței britanice, englezești, dar acum ăsta a fost în stare să inventeze limbi noi, deci ne-am rușinat că vorbim niște limbi mai puțin vorbite. Da, corect, foarte frumos spus. Ajungem și la Tolkien pentru că face parte din uh, top 5 scriitori, în viziunea mea, dar mai avem mult până la el pentru că suntem abia la fiul lui Henry respectiv, unul din cei mai cunoscuți, dacă nu cumva prin perspectiva cinematografiei și a literaturii orientate așa un pic spre Cancan, uh, Can, este cel mai cunoscut regel al Angliei. Vorbim de Henric al viii și ultimul cu numele acesta pe tronul Angliei. Acel suveran care spre sfârșitul vieții deveni să orbez morbid, ni se păstrează armura lui făcută pentru un grăsan. Este o armură format cazan. Uh, Bun, nici pe departe nu avem același Henry în tinerețe. Este unul dintre cele mai bune seriale istorice pe care le-am întâlnit eu, fiind consumator, în măsura în care îmi permite timpul de asemenea seriale The Tudors, lansat în 2007 cu Jonathan Rhys Myers, în rolul principal, evident în rolul lui Henry al viii Prezintă destul de, cum se spune, astăzi, acurat vis-a-vis -vis de influența engleză asupra. Accurate, da, lui. precis, prieteni. Da? Sau destul de exact, mai corect spus. Plin de acuratețe? Nu. Deloc? Ok, am uh, trăit într-o minciună. Exact, precis, avem sinonime în limba română pentru lucrurile astea. Aici, pe mine, nu m-a bântuit brusc duhul domnului Pruteanu ci este vorba exact ceea ce spuneam mai devreme. Cum nu e normal ca unii să se rușineze că vorbesc irlandeză, nici noi nu trebuie să ne rușinăm că suntem în stare să redăm în limba română un concept și să nu fim leneși intelectual, să preluăm ceea ce auzim cel mai des în mediile media, dacă auzim englezisme, să nu ne lenevim creierul redând de englezisme când ai un echivalent și în limba română. Aici nu e vorba de șovinism sau de altceva, este vorba de a-ți cunoaște propria limbă, ceea ce face parte din marca ta de identitate culturală. Și domnul regretatul Neaguciuara sau să zicem The late neagu Neaguciuara spunea că și în perioada în care noi învățam franceză am înlocuit un cuvânt foarte bun în limba română, extrem de solid, primejdios, cu periculos, da. care e luat din franceză. Bun, împrumuturile lingvistice sunt inevitabile. Eu nu sunt contra. În lui Invis, nu vreau să fiu înțeles ca un retrograd. E o diferență între retrograd și conservator. Asta ne învață chiar istoria britanică: ei au avut partid conservator întotdeauna. Nu înseamnă retrograd. Retrogradul este ăla care nu acceptă niciun fel de modificare, pe când conservatorul spune, dă un pic de timp să vedem dacă trece testul timpului. E doar o modă, e acum la pe val și peste 5 ani nu mai știe nimeni nimic de ea, sau se dovedește a fi ceva durabil. Asta este singura mea mențiune sub aspectul ăsta. Bun, acum întrebarea mea către tine, Alex. Pentru cel uh, cunoaștem noi tot atât de bine pe Henry Caloptulea? Pentru că a avut șase neveste? Da. Și dacă nu mă el le țineam într-un fel minte, asupra două moarte? Două supraviețuite și două... Nu, uh, raportat cu el, la el, doar două îi supraviețuiesc. Mm -hmm. Două le omoară el, și două mor fără ajutorul lui. Da. El este cel care, potrivit unui film care îl prezintă, nu știu dacă replica este autentică, He's the only one who can have six queens at the, at the card games. Bagabond. Da. În mod normal, ai patru dame la uh, jocul de cărți. El e singurul care avea voie să aibă șase. Și acum să vedem de ce acest Henry Loptulea a avut șase neveste. Motivul inițial alex pentru care Henric al viii are șase neveste pornește de la, evident, prima nevastă pe care am menționat-o în istoria Spaniei. Pentru că prima nevastă este Catherine of Aragon. Este una dintre ficele, ultima de altfel, a, lui Isabe a Isabelei de Castilia și a lui Ferdinand de Aragon, monarhii care au pornit unificarea Spaniei. Oamenii ăștia au dus o politică de alianțe matrimoniale la nivel european și Anglia, ne fiind o superputere la vremea aceea, pe ultima, hai, du-te-și Anglia să le pune bine și cu aia. Asta e începutul a vreo două secole, cel puțin, de foarte intense relații love and hate anglo-spaniole. Anglo Dujmănia anglo-spaniolă e mai scurtă decât aia uh, franco-engleză, dar e și ea acolo. Bun. Uh, Catherine de Aragon este trimisă la curtea Henry VII dar nu ca logonica lui Henry care nu e fratele cel mare okay. există un alt frate sper să nu încurc numele Arthur trebuie să fie numele său că deja se propagase legenda regiului Arthur și trăim în idealul romantic care moare mai înainte, înaintea tatălui său și din câte am reținut eu din istoriografie tehnic înainte să fi consumat căstoria cu Catherine care, într-o practică recurentă, să spunem, devine soția fratelui următor. Mm -hmm. Pentru a se menține alianța matrimonială, devine soția lui Henry deși mai mare decât el, ceea ce era cumva straniu pentru o epoca aia, o epocă în care, ținându-se cont de ritmul biologic, bărbații, de regulă, primeau neveste mai tinere, nu invers, era o treabă strict, mai ales în cazul egalității, de urmași. Mm -hmm știindu-se chiar dacă nu se înțelegeau probabil deplin evoluțiile biologice că femeia după o vârstă nu mai poate să facă copii pe când bărbatul dacă își menține cât de cât condiția fizică poate se zice că așa ies cei mai frumoși copii din mame tinere și tați da, bătrâni. Da, da, da. E domeniul ăsta al geneticii. Eu personal nu-l cunosc și mă oferesc să afirm tâmpenii. Genetică populară am vorbit noi aici. Da, da, adică chestiile astea dau foarte ușor în niște chestii care au fost trimise la tomberonul istoriei. Eu prefer să nu le enunțez. Las în seama celor care se ocupă de genetică dacă cumva, într-adevăr, vârsta îți rafinează ceva din spermatozoizi în cazul bărbaților, ca în felul ăsta să iasă, rămân intelectuali, probabil, la final. Am, am folosit cuvântul corect, zicând uh, genetică populară. Uh, parcă pe tine te auzisem că e un cuvânt greșit să-l atribuim folclorului? Uh, popular, termenul de popular, costum popular sau muzică populară? Nu, eu n-am zis asta. Okay. Încă n-am investigat dacă e greșit sau nu cu popular. O să mă uit acum, că m-ai făcut curios. Uh -huh. Clar nu mi-aparține. Are ceva de face cred că cu domnul Iorga, dar alte astea sunt alte discuții personale. Exact. Uh, Catherine ajunge soția lui Henrik, care devine uh, succesor în urma morții fratelui mai mare uh, la tronul Angliei căsnicia este foarte fericită din punct de vedere al relației personale, cei doi chiar se înțeleg. Ceea ce este relativ o raritate în perioada aia când toate căsătorile sunt aranjate. Uh, tot în seria Black avem în uh, seria 1 The Queen of Spain's Beard, barba reginei Spaniei. Uh, oamenii ăștia se cunosc când se căsătoresc. Hmm. În cel mai bun caz, în cel mai bun caz, că deja încep să se dezvolte artele, primești un portret al viitorului soț, viitoarei soții, nu te ajută foarte mult, și de cele mai multe ori relația se rezumă la nevoia asta dinastică de a produce urmași, uh, și de multe ori când nu se înțeleg, aleg să trăiască vieți complet paralele. Nu e nicio problemă să aibă el amanți, ea aman, uh, amanți, el amante, să nu discriminăm, mă rog, ca au mai fost și cazuri când au variat denumirile astea. Uh, dar în cazul lor este o căsnicie absolut fericită cu un singur neajuns. Ea era de. A, uh... Încă nu s-a produs o fisură în biserica Angliei, sunt toți catolici. Mm. Ea nu putea să facă copii? Fisura urmează. Stai. A putut să facă copii și așa și au și avut o fică, Mary. Cea care va fi ulterior cunoscută ca Bloody, Bloody Mary. Mary, dar să ajungem și la ea la timpul ei. În schimb, Henry își dorea un băiat Aha. care să urmeze la tron, pentru că încă nu avem un precedent în istoria britanică pentru o femeie care să conducă așa că observând la un moment dat că regina deja se apropie de vârsta aia, că nu le era foarte clar legătura dintre menopauză și faptul că nu mai poți să faci copii dar se apropia de vârsta aia când e mai greu să ai copii și că el nu are un băiat lucrul ăsta îl determină În doar să dau o grămadă de detalii istoriografia le dă la fel chestiile care țin de viața personală sunt probabil cele mai comentate și cele mai prost înregistrate în istorie. Dumnezeu știe ce-o fi fost între oamenii ăștia doi, bineînțeles, în cazul regilor, treaba asta este afacere de stat. Minunat, viața ta privată este pusă pe tapet. Dar uh, asta era situația. Cert este că Henrik, din considerente personale sau mai puțin, cere divorțul de Caterina pe motivul că nu are un moștenitor de sex bărbătesc. Cui cer divorțul? Păi singurul om care se poate da divorțul în situație de cap în al ale Europei Catolice este vorba de papă. Uh -huh. Papa, pentru că era un pic uh, cam în mânuțele nepotului Caterinei, l-am numit pe Carol Quintu al Spaniei și Imperiului Romano German, spune, păi cum adică să, să divorțez de și ca iubitului meu stăpân? Uh, plus că ți-a dat copii, mulțumește cu ce ai. Asta spune, păi, eu vreau un băiat, nu-ți dau voie moment în care, ca să-l citesc pe nemuritorul Robin Williams, Henry Caloptula se prinde de o anumită parte mai moale și spune I'm the fucking cop now! Este momentul în care uh, suntem în anul uh, 1534. Este emis un act of supremacy prin care Henry Caloptula se proclamă întâi stătător sau primat al Bisericii Angliei, care devine brusc Biserica Anglicană, și se separă de scaunul Romei. Ceea ce este fascinant la Biserica Anglicană, la, al cărei act de naștere tocmai l-am pronunțat aici, este că, spre deosebire de lumea protestantă și ulterior lumea calvină, divorțul ei de Roma nu e atât de mult teologic sau ideologic, cât e politic. Mm -hmm. Regele separă biserica, fiindcă papa, în principiu, nu-i oferă lui divorțul și, automat, nu-i asigură perpetuarea dinastiei. Când ești al doilea membru al dinastiei tale, te simți cam prost să fii și ultimul. Drept urmare, regele separă biserica, ceea ce explică de ce Biserica Anglicană, până astăzi, păstrează destul de mult din ritualul romano-catolic. Vom dezvolta ulterior evoluția cultului în Biserica Anglicană. Dar regele devine capul ei suprem, cum este până astăzi, majestatea sa, regele Charles al III-lea al Marii Britanii și uh, Irlandei de Nord, este și șeful suprem al Bisericii Anglicane. Și totodată se inițiază o mișcare de reformă, ceea ce îi pică la fix lui Hendrik, pe lângă posibilitatea acum de a-și da singur divorțul de oricât de ori are nevoie, dezvoltării imediat, este secularizarea mănăstirilor. Ceea ce s-a întâmplat la noi în 1863 se o întâmplă în Anglia pe la 1530 și ceva. Uh, marile proprietăți funciare ale mănăstirilor, am mai spus asta în alte podcasturi, dar o sublinez și aici. Marea problemă ca a stat raportata biserică în momentul când ofer domenii, este că biserica, spre deosebire de entitățile fizice, de persoane, este o entitate juridică care are prost să nu moară. Mm -hmm. Așa că dacă din perspectiva unor nobile, ăștia la, un la un moment dat li se stingea familia și proprietățile lor îți reveneau ție, există la fel un episod din Blackadder cu The Archbishop of Canterbury, uh, când se negociază între arhiepiscop și regele Angliei cui să-i lase Uh, un nobil muribund domeniile, unul promițându-i raiul, alta că -i, i că iadul nu-i nici pe departe. Așa, <laughs> că acolo sunt toți aia care au jefuit și au violat și au cu tare, <laughs> oh please send me to hell. Așa. Uh, problema este uh, în felul ăsta că biserica este o entitate care numai acumulează, dar fără să mai lase vreodată din mână ceea ce acumulează. Uh. Așa că cu timpul dat, fiindcă fiecare s-au simțit mai spre bătrânețe la un moment dat, pasibil să mai doneze ceva bisericii minunată contabilitate cu Dumnezeu, Doamne, am jefuit, am violat, am cutare, da, am și dat. Este principiul românesc cu am furat, dar am de și făcut. Încoace. Nu, e de mai de mult. Așa, uh, Hendrick uh, proclamă secularizarea mănăstirilor, deci domeniile lor revin statului. asta aduce un imens flux bănesc venit brusc, cu violențele aferente, este în perioada când s-a ard părug, se trag pe roată, să spânzură, se decapitează, etc. Din păcate, în climatul ăsta dispare una dintre marile personalități culturale ale Angliei uh, renașcentiste, deja Sir Thomas Morus, iarăși uh, este o afirmație de Blackadder din seria a doua, Thomas was a very intelligent man, couldn't accord to him to say I recant my Catholicism. Că renunț la catolicism ca să trăiesc, din păcate este executat pentru faptul că rămâne fidel credinței romano-catolice. Asta dă naștere unei întregi perioade în istoria Angliei de luptă între romano-catolici anglicani și celelalte derivațiuni creștine. Dar, cum am spus, Henrik este brusc foarte bogat. Totodată, uh, un pic mai uh, târziu, incorporează Wales în domeniile coroanei. Deci, din do timpul domniei sale, prins-o Wales aveam dinainte, dar de acum, țara Garilor și Anglia devin o singură țară. Sunt sub autoritatea aceleiași rege, nu se mai face diferențierea uh, națională, statală. Devin amândouă domeniul al regelui Angliei. Nu se schimbă denumirea, și este, bineînțeles, liber să-și urmeze uh, dorința inimii, pofta inimii, ca să citez un clasic, și să-și caute o nouă soție, de data asta în persoana unei mici nobile hmm. engleze, pe numele ei Anne Boleyn, ceea ce a dat unul dintre cele mai bune filme istorice pe care le-am văzut eu iarăși, The Other Boleyn Girls, sunt două. Eu mă refer la ăla care o are în rol principal pe Natalie Portman. Deci, mai recent. Din 2007, dacă nu mă înșel. Uh, cu drama acestei Anne Boleyn care intră într-un apogeu total uh, la curte și sfârșește prin a fi decapitată pentru că la rândul ei nu este în stare să-i ofere regelui un băiat, ci oferă o fată pe numele ei Elisabeta. Acea... O dragă, acea Elisabeta. Elisabeta. Exact. Uh, bun, Anne Boleyn este o mare sprijinitoare a protestanților. Reforma protestantă se produsese deja la nivelul Europei. Trec teologi și clerici protestanți și în Anglia. Cum am spus, englezii vor fi întotdeauna un pic mai conservatori sau cel puțin mai, de data asta e corect, mai retrograzi. Schimbării, dar Thomas Cranmer, care va deveni ar arhiepiscop de uh, Canterbury, uh, este în grațiile acestei enbolin, care asigură viitoarea ascensiune. El este ăla care va scrie The Book of Prayer, care va sistematiza ritualul anglican în mare parte crefat pe romano-catolic, aici nu este niciun fel de uh, diminuare a importanței bisericii anglicane, dar băieții ăștia n-au divorțat vreodată real cultic de biserica romano-catolică, s-au desprins politic. Uh -huh. e, incapacitatea asta lui Anne Boleyn de a-i oferi un moștenitor de sex masculin și cu intrigele de la curte au dus și la decăderea ei, astfel încât regele, acum liber de orice constrângere, o trimite to the chop, o trimite la butucul călăului. Este în felul acesta prima regina Angliei care este executată prin decapitare. Fica ei rămâne în tutelă regală, iar regele își alege de data asta o soție din rândul nobilimii, cred că este cu influență scoțiană. Nu-mi dau seama, nu mai țin minte de fapt dacă este de plin scoțiană sau are influență scoțiană, pe Jane Seymour, Probabil prezența cea mai diafană, cea mai uh, apropiată emoțional de Henric din timpul domniei sale. Cum am spus, Henric, de-a lungul domniei, a fost un tiran, dar un tiran iubit de popor. Oamenii erau atât de sătui de războiul de 100 de ani și de războiul rozelor, încât își doreau stabilitate cu orice preț. Ăsta este iarăși un principiu recurent istoric. La un moment dat, accepti orice, nu mai fie dracului liniște. Așadar, oricât de arbitrare erau deciziile lui Henry, ele erau primite cu bunăvoință de popor care avea un soi de uh, adorație față de persoana acestui rege, care, totuși, tânăr, fusese un tip uh, absolut uh, venerabil, uh, nu venerabil ca să e bătrân, fusese un tip remarcabil. Face parte dintr o suită de monarhii europeni, într-adevăr, remarcabili. În Spania îl avem pe Carol V, în Franța îl avem pe Francis I, în Imperiul Otoman îl avem pe Suleiman Magnificu, în Rusia îl avem pe la fel de remarcabil, din alte criterii, Ivan cel Groaznic. <fie> Mai spre sfârșit, cam asta este climatul la momentul respectiv. Cum am spus, pe parcursul vieții uh, manifestă vădite tendințe de îngrășare. Voi face acum o citare uh, din domeniul uh, medieval fantasy, dar foarte popular. Mă refer la celebrul serial Game of Thrones și la seria A Song of Ice and Fire by George R. R. Martin. Cel mai probabil, Aegon the Unworthy, Aegon Nedemnul din uh, Preludiu de la uh, Urzela Tronurilor, este inspirat după Henry Loptulea, ăla care sfârșește prin a fi o veritabilă balenă aproape incapabil să mai deplaseze, obez morbid, cum am spus și armura în formă de cazan arată dimensiunile sale, ceea ce nu îl împiedică să continue să, continue să aibă cucerire amoroase. Jane Seymour este aia care îi face marea fericire să-i ofere un moștenitor de sex masculin, vorbind de fiul său Edward, brusc ăsta are un acces de revenire la tradiție istorică și nu-l nu botează Henry, îl botează Edward. Din păcate, Jane moare la naștere, Marea traumă a domniei lui Henrik, pasta nu o moară el, moară la naștere și se pare că de aici regele cumva începe să let himself go, că tot, acum nu folosesc englezisme degeaba, vorbim de istoria Angliei. <coughs> începe să se lase în voia patimilor sale și să nu se mai îngrijească nici de sănătatea proprie și să se un pic detașeze și de treburile statului care intră pe mâna unor consilieri este o epocă în care se perindă fel de fel de favoriți pe la curtea Angliei, una dintre grijile lui principale fiind să asigure supraviețuirea acestui prim prinț pe care îl are și singurul de altfel, care se dovedește de la bun început un băiat destul de bolnăvicios. O să ajungem și la istoria lui, ceea ce bineînțeles că nu îl împiedică pe Henrik totuși să-și mai dorească o nouă soție, că na, singur hmm. e greu. Uh, la un moment dat, consilierii lui protestanți îl sfătuiesc să opereze o apropiere față de statele germane, de care mai multe au subscris deja protestantismului, și să se căsătorească cu Anne of Cleves, cu Ana de Cleves, Köln, astăzi. Ah, ok. Uh, pe care Henry cu ea de nevastă în maniera tipic medievală, adică vede un portret zice ok și când ajunge uh, domnișoara în Anglia spune Henry că este mai urâtă decât un cal și că eu nu mă culc cu asta, mai pe românește uh, ar fi pe scurt căsătoria este anulată prin neconsumare, ceea ce era un motiv valid încă din perioada aceea. Sunt mai multe căsătorii care au durat ani de zile și care au fost anulate prin bulă papală, inclusiv prin miraculoasa lor neconsumare. Băieții, au, băieții, și fetele astea au dormit spate în spate. Au făcut poziția 71. <laughs> Uite, asta nu știam cu șapte. Așa, spate în spate, sunt de voie. Așa, în pat vreme de ani de zile, mă rog, este un artificiu, dar în cazul lor se pare că este real, dar End of Cleaves a devenit o persoană plăcută lui Henrik și a rămas în grațiile regale uh, până la sfârșitul domniei sale, fiind una dintre cele două regine care au supraviețuit. La scurtă vreme, însă, lui Henrik îi pică ochii pe o orfană de uh, nici 20 de ani, el fiind trecut binișor de 40, că asta da, îi spune, criza vârstei de mijloc, e mai grav când ești rege și te apucă, <coughs> pe numele ei Catherine Howard. Catherine Howard, care bineînțeles că nu are cum să refuze, mai ales că are în jurul ei un cerc de oameni flămânzi care abia așteaptă să capete favorul regal, uh, să urce pe tronul Angliei, dar bineînțeles că nu se prea bucură de prezența unui bărbat obez între două vârste. La ea în pat, mm. așa că foarte repede dezvoltă o relație extraconjugală, ceea ce astăzi n-ar fi o tragedie, dar când bărbatul este regele Angliei și este și Dumnezeu pe pământ, că Thomas a proclamat capul bisericii anglicane și este tiran în mod absolut la el în țară, este ușor riscant. Drept urmare, când această idilă este descoperită, atât ea cât și iubitul ei, se îndreaptă cu vertiginos uh, spre uh, butucul călăului, ea având un sfârșit destul de demn, cerându-și iertare în fața majestății sale regelui și the good people of England. Mm -hmm. Înainte să fie întinsă pe butucul călăului, este o tradiție a execuțiilor demne în Anglia. Există și o baladă englezească cu Catherine Howard's Fate, poate fi găsită pe YouTube, în care se deplânge muzical soarta acestei regine tinere, frumoase, dar infidele, din motive pe care orice om normal și mai ales orice femeie le-ar înțelege lezne că este un mic divorț între a găsi un bărbat cu influență și a găsi un bărbat care să-ți placă. E o melodie mai recentă în limba română. am un lapsus în momentul ăsta. Dacă nu am timp, poate nici eu nu sunt la, mod, sunt la curent cu moda A fost acum câțiva ani. nu ești cu ea, prietena ta... Așa. Au oh, câțiva ani, sunt 10 aproape. E, <laughs> când lucrezi la cimitire, ce sunt 10 ani? Timpul, da, timpul trece altfel. Tocmai. Dar asta, când nu ești cu ea, prietena ta, îmi dă mesaje, ce spune că vrea, e cam așa ceva s-a întâmplat și atunci, dar nu existau mesaje mm -hmm. și tocmai corespondența este cea care a incriminat. că dat SMS. Se... Da. A, după asta, Eric mai are o nouă decepție realizând că e bătrân ceea ce totuși nu-l oprește să își drept ultimă soție o doamnă englezoaică, de data asta văduvă și cu mai multă decență, ceea ce, dincolo de toate scandalurile de presă, se poate aprecia la actualul rege al Angliei, domnul mai Charles al III-lea, nu este căsătorit cu o puștoaică, este căsătorit cu o femeie care este relativ de vârsta lui, mm -hmm. ceea ce, dincolo de toate scandalurile care s-au spus pe seama sa și pe care le vom detalia mai încolo, arată totuși o oarecare consecvență sau cum am spus eu altă dată, culmea fidelității este la a treia nevoastră să ai aceeași amantă <laughs> Ei bine ultima soție este Catherine Parr cea care este de față și la momentul morții lui Henry, cel mai probabil în urma unui accident vascular cerebral pe de obezitate morbidă, cum am spus Moarte subită, a? da Regele uh, care avea uh, inclusiv un nobil responsabil de, de popoul regal Totodată, era cineva care îl ștergea la fund? Da, și care administra clisme destul de des pentru că aparent omul avea o alimentație destul de dezechilibrată care îl predispunea la constipații foarte des. Minunată slujbă, dar aparent te plasa într-o poziție extrem de privilegiată. De acolo puteai să ajungi mare. Deci se dovedește până astăzi că dacă ștergi curul care trebuie... Pentru, pentru cunoscători de cururi. Uh, și cu asta se încheie una dintre cele mai cunoscute domnii din istoria Angliei, domnie care reprezintă cumva momentul final al ascensiunii casei Tudor, cel puțin din punct de vedere al descendenței, pentru că urmașii lui Henry al viii nu vor avea la rândul lor urmași. Din cele șase căsnicii, destul de neproductiv <coughs> am putea spune, Henry al VIII-lea al lasă doar trei urmași. În ordine cronologică, Mary, fica lui Catherine de Aragon, Edward, devenit Edward al VI-lea, fiul lui Jane Seymour și, pardon, cronologică sunt fetele întâi, Mary, da. Elizabeta, și Edward. fica lui Anne Boleyn și mezinul Edward. Potrivit minunatei legi salice, nu atât de uh, la mod în Anglia pe cât era în Franța, dar totuși adoptată, Eduard al VI-lea devine rege la o vârstă foarte fragedă, cred că 9 ani, uh, și uh, sub influența unor consilieri protestanți, propagă mai departe ex, ex, uh, extinderea protestantismului în Anglia. O să spun asta acum, pentru că toată disputa protestanți-reformați catolici se întinde pe trei secole mai încolo în istoria Angliei, în principiu sud-estul Angliei sau al Marii Britanii este favorabil protestanților, în timp ce nord-vestul rămâne mai conservator, catolic sau mă rog, în timp ce Irlanda rămâne uh, catolic. declarat catolică, cu excepția Irlandei de Nord. Asta explică forma destul de ciudată politic uh -huh. a actualului regat al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ajungem și acolo. Bun, dar din păcate, cum am spus Eduard 6-a, încă de la naștere este un copil bolnăvicios care se sfârșește la 15 ani de tuberculoză. Personalitatea lui în schimb, datorită penelului marelui maestru Mark Twain, lasă iarăși unul dintre cele mai, una dintre cele mai cunoscute opere ale literaturii universale, sau ale literaturii pentru copii cel puțin, The Prince and the Pauper. Prince și cerșetor, nemurită și de domnul Disney în dublajul lui Mickey Mouse. Mickey este atât prințul cât și Popper, dar este vorba de Eduard al VI cel care moștenește la o vârstă mult prea fragedă tronul lui Hendrical 8 care nu este arătat propriu zis, este bătrânul rege care zace în pat și nu-i se mai vede față și care cumva așa sfârșit încearcă să-i transmită fiului învățăturile necesare ceea ce iarăși îl identifică cu un alt personaj din Game of Thrones, Robert Baratheon regele care, uh, prin a cărui moarte începe toată cascada aia care dă uh, complotul central al uh, operei. Bun, bineînțeles că filme despre asta s-au făcut cu Ghiotora. Eu le-am citat pe cele mai importante. Edward VI l-a dată mort. Uh, consilierii protestanți îl influențează să desemneze tot un monar catolic și o desemnează mm -hmm. pe o rudă de-a lui, Încerc o premieră, Lady Jane Grey. Dispăruseră toți Uh, uh, Membrii masculini ai dinastiei Tudor, și acum vrei nu vrei, da. dacă vrei să păstrezi dinastia, treci la femei. A sunat foarte bine chestia. Da, asta. Da, da, el trece uh, la femei. și Lady toată viața. Jane Grey, Care însă nu reușește să i impună, există o primă reacție a romano-catolicilor, ca oricând în istorie, orice acțiune are și o reacțiune, Catolicii persecutați până acum de Biserica Anglicană și de Protestanți au o reacție și o impun pe fica Caterinei, pe cea care era prima în ordinea nașterii, Mary, care între timp devine soția unui domn care este nominal regele Angliei, la un moment dat, cum lui este regele francez al Angliei, Filip al doilea al Spaniei este la un moment dat regele consort al Angliei că de aici în Anglia se dezvoltă politica asta un pic diferită față de monarhiile continentale în care se acceptă să domnească o femeie având un monarh consor, dar încă n-am ajuns acolo. Filip al doilea tehnic domnește nominal ca rege al Angliei, dar domnia efectivă este exercitată de Mary, cea care devine cocktail, glumesc, <laughs> dar văd că cu suc de roșie este Bloody Mary pentru că asta a măcelărit la fel de mulți catolici pe cât înainta la fel de mulți protestanți, pardon, pe cât înainta și ei măcelăriseră catolici este, cum am spus, o acțiune și o reacțiune, inclusiv Cranmer, arhiepiscopul de Canterbury, sunt executați ca și Latimer și Ridley, uh, principalii uh, propagatori, să-i spunem, ai conversiunii la protestantism, însă domnia ei care părea să reinstaureze romano-catolicismul în Anglia s-a dovedit a fi de cam scurtă durată. Doar o mențiune pentru cei care doresc să le fie mai ușor învățarea acestor șase soții sau șase neveste ale lui Henrik al VIII-lea. Englezii au și o vorbă. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. Exact ce ai zis tu, numai că prescurtat. Asta o știam eu. Da, și uită să spună că al doilea divorț s-a încheiat totuși cu o supraviețuire. An of Cleaves i-a supraviețuit, din câte știu eu, lui Henry al 8 Spuneam că după ce Henric al VIII-lea și ale sale, foarte vesele șase neveste, mai puțin cinci din ele, uh, au părăsit scena, viitorul dinastiei Tudor părea totuși asigurat prin persoana băiatului rege Eduard al VI-lea, care era totodată și o garanție pentru stabilitate în Anglia, dat fiind că era, cel puțin prin intermediul consilierilor, să -i că e greu de spus, în cazul unui copil de 9 ani, cred că avea când s-a urcat pe tron, câtă voință politică avea în sine, dar consilierii l-au îndemnat să susțină reforma uh, Bisericii Anglicane și să continue în general linia politică adoptată de tatăl său. Totul ar fi mers minunat dacă Eduard al VI-lea nu s-a dovedit, dovedit a fi uh, mai bolnăvicios decât credeau majoritatea, murind la 15 ani. Uh, în urma succesiunii sale s-a încercat la un moment dat să-i se substituie o rudă, Lady Jane Grey, care ar fi devenit în felul acesta prima regină, în adevăratul sens al cuvântului, a Angliei. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat pentru că la competiția pentru tron au învins susținătorii fiicei celei mari a lui Henry VIII. este vorba de Mary, fica uh, Ecaterinei de Aragon. Cea care a reușit să pătrundă în Londra, Lady Jane Grey, din păcate, a fost executată, deși ea tehnic nu poate fi socotită regina Angliei, dar fiindcă nu a avut loc o în coronare. Este cumva același caz cu uh, băieților din turn. Și în felul acesta, spre surpriza și șocul celor care susținuseră reforma bisericească, se trezesc băgați într-o contrareformă romano-catolică. Mary nu abandonase niciodată catolicismul și era căsătorită cu un domn pe care istoria nu să-l menționeze niciodată drept rege sau măcar prinț consort al Angliei, deși el tehnic a fost, este vorba de Filip al II-lea al Spaniei. Chiar dacă acest monarh sub care de fapt Imperiul Spaniol cunoaște apogeu, pentru că ăla lui Carol Quintu este un imperiu mai mult decât spaniol, Filip al II-lea este în primul rând regele Spaniei. De la Filip al II-lea avem Filipinele. Da, printre bun. altele. Sper că de la al doilea, parcă așa am zis, nu? În clipul cu în Spania. episodul cu Spania asta, că și eu. Bun. El este tehnic și regele Angliei bun. E adevărat că nu pune niciodată piciorul în, pe insula Marea, Marii Britanii, însă, bineînțeles că susține cauza romano-catolicismului, așa că, deodată, cei care mai mult sau mai puțin stătușer în spatele uh, condamnării seniorilor rămași datorii se trebuie să puși în această situație în frunte cu arhiepiscopul Cranmer, cu arhiepiscopul de Canterbury și cel care alcătuise cartea de rugăciuni, cartea de slujbă care trebuie să uniformizeze ritualul anglican și să dea omogenitate. El împreună cu Latimer și cu alți consilieri de pe vremea lui Henry VIII sunt eliminați rapid din scenă și Mary speră că va întoarce uh, Marea Britanie, Anglia, în principiu, la romano-catolicism. Nu știu dacă am spus mai devreme, nu strică să repetăm faptul ăsta. Uh, în primă fază nu vorbim în momentul în care Henry a declară Biserica Angliei, nu înseamnă că mâine, iar lucrurile astea nu se întâmplă așa în istorie, nu înseamnă că mâine tot toți... ce a zis regele? A, gata, dacă a zis regele, de mâine suntem anglicani, nici poveste de așa ceva. Uh, lupta între uh, romano-catolici și tehnic ei sunt protestanți, chiar dacă Biserica Anglicană e foarte apropiată de Biserica Romano-Catolică. Dar după aia se tot separă mai multe radmuri și fricțiunile dintre ei au continuat până în secolul XIX. Așa ca o împărțire generală, putem să spunem că cea mai puternică aderență la Biserica Anglicană s-a înregistrat în sudul Angliei și oarecum în vest în Est, scuze, în timp ce mai ales Nordul și parte din comitatele din Vest au rămas prepoderent romano-catolice. Cum este Irlanda astăzi și Scoția Irlanda este nu mai știu. Cu totul altă discuție. Irlanda a avut întotdeauna majoritate catolică. Vom discuta când facem istoria Irlandei, la care vom reuni și Irlanda de Nord, chiar dacă ea ține de Regatul Unit, insulaia are o cultură clar parte, conexă. Nu, e conexă, are legătură cu Irlanda, nu cu Regatul Unit. Însă acolo au fost implantați niște protestanți. De aia există separația asta. Comitatul Ulster a fost separat de restul Irlandei prin coloniștii trimiși din Marea Britanie, în timp ce Scoția s-a convertit masiv la Reforma Calvinistă și a devenit majoritar presbiteriană. O biserică independentă. Așadar, nu, vorbim strict de Anglia momentană. Suntem Bun. încă în cadrul Angliei la care este deja reunită țara, țara Galilor, Wales. Bun, dar uh, Mary întâi încearcă această revenire la credința romano-catolică, uh, prigoanele la care i-a supus pe credincioși în mare parte anglicani sunt cele care i-au adus minunatul nume de cocktail Bloody Mary, uh, existând până astăzi în uh, baruri. Mm, nu i-au adus însă și capacitatea de a perpetua dinastia. E un pic cam greu când soțul tău este în Spania și tu ești în Anglia să faci un copil. Mm -hmm. Cu toate astea, Mary credea că s-a întâmplat o minune divină și că este însărcinată deși nu se întâlnise vreodată cu soțul lui și, fir, el, și Filip nici nu era atât de înzestrat ca să reușească minunea asta din Spania. <laughs> uh, însă s-a dovedit că miracolul nu era valabil și că era vorba de o tumoră care i-a adus în din urmă moartea prematură. Iar o și o răsturnare neașteptată de situație era o femeie uh, care, din câte mi-aduc aminte, nu împlinise nici 40 de ani. Așa că pentru cei prigoniți s-a anunțat vremuri dure care au încetat brusc. Mm. În momentul în care pe tron a ajuns ultimul vlăstar al dinastiei Tudor. Dacă tot începu să-i săpui pui femei pe tron, de ce să nu continui? În Anglia, într-adevăr, nu există într o lege clară care să oprească lucrul ăsta, așa că Petron ajunge fica lui Henry Calopela cu Anne Boleyn, Elizabeth, Elizabeth care avusese, uh, de a avut înțelepciunea de-a lungul domniei surorii sale vitrege să nu spună nimic compromițător, deci dacă este să urmăm metoda Iliescu, de fapt să nu spună mai nimic care ar fi putut să o claseze de o parte sau de alta a opțiunilor religioase. Metoda Iliescu nu e altfel de exemplu? Vorbești mult, dar nu spui nimic? Păi cam asta era și ideea cu biserica anglicană. Trebuia să turui un crez, dar în care să nu Aha. faci vreo afirmație care să cu Doamne Ferește te trimită în tabra papistă, pentru că ea te trimitea foarte adesea pe rug sau pe butucul călăului. Așa că Elisabeta s-a remarcat întreaga ei domnie printr-un caracter dintre ăsta ambigus în celebre instrucțiunile pe care le dă corsarilor englezi de a se duce acolo să facă ordine sau să reclame ținutul despre care ea nu știa numele coroanei. În timpul ei Anglia are două mari reușite. Să spunem, prima este bineînțeles victoria împotriva celor uh, uh, in, uh, împotriva invincibilei armada, care au fost trei, de fapt. Noi ne-a rămas în istorie prima flotă de invazie pe care a trimis-o Filip al II-lea asupra Angliei, odată ce nu s-a uh, reușit convertirea pașnică este un, o figură de stil. În sensul că nu s-a conver, reușit convertirea din interior a Angliei la romano-catolicism, Filip II l-a spus nicio problemă că vom convertim noi. Hmm. Avem niște zeci de mii de spanioli care abia așteaptă să vă convertească la bordul celei mai mari flote pe care o văzuse Europa din antichitate până atunci. Hmm în timp ce în Flandra, în țările de jos spaniole, ducele Alessandro Farnese, ducele de Parma, aștepta cu o altă armată de uscat momentul propice să poată straverseze canalul Mânecii, zona aia dintre Dunkirk și cred că este Dover pe partea cealaltă, este zona cea mai îngustă a mării mânecii și automat este zona cea mai indicată pentru o invazie a insulei Marii Britanii, dar eterna poveste de la cucerirea normandă mai departe este că nicio putere nu a reușit să-și sincronizeze momentul când adunase o armată cu controlul măcar de câteva ore uh -huh. al canalului Mării, ci ca să poți să treci armata fără frica că te trezești cu corăbile engleziști care îți scufundă bunătate de soldați uh, pe fundul mării. E la același punct de trecere în care astăzi există TGV-ul, acel Eurostar, trenul care circulă pe subtunel, canalul Mânecii și dacă nu mă înșel, nu e locul în care credeau, prin care credeau uh, uh, nemții în al doilea război mondial că o să vină britanicii și de fapt au luat-o pe partea mai lungă? Ba da, exista și o bănuială a germanilor că ăla va fi punctul de invazie. Ăla a fost folosit în al doilea război mondial ca de principal punct de lansare a rachetelor V2, uh -huh. bomba răzbunării a lui Hitler, cea care a lovit mai multe orașe britanice din sud Cam aia este Să zicem așa punctul fierbinte Al insulei Marii Britanii Însă e un punct fierbinte Care n-a mai fost atins ca să zicem așa De aproape 1000 de ani 1066, 10, 1066. Da, se apropie vertiginos de mileniu Probabil că dacă, suntem, dacă Trăim sănătos îl prindem și noi Sport apă Așa Invinsibilă armada, bun, e adevărat că îi spun cuvântul cu siguranță atât Drake cât mai ales Rally. În Aici îl avem pe celebru Drake, da. Francis. Okay. Dar mai important în conflictul ăsta este Rally, Drake fiind pus cumva pe plan secund, Sir Francis Drake altfel incontestabil. Un mare comandant de navă, un mare aventurier, dar un tip un pic am îmbătat de propriul lui Ego, iar lui Lizzy sau reginei Virgine, cum a mai fost cunoscută, nu prea îi plăceau ăștia cu exagerat de multă inițiativă sau nu prea îi plăceau pentru mult tip. Așadar, într-una dintre inexplicabile ei schimbări de ierarhie, îl subordonează pe Drake lui Relay. Uh, cred că se pronunță, o să mai am și o mici... Uh, Cum se scrie? R -A -L -E -I -G -H. R-A-L-E-I-G-H. Rally. Așa. Okay, okay. Uh, însă strategia folosită de uh, acești corsari care își vor spune din ce în ce mai răspicat cuvântul în asigurarea supremației navale a albionului este una de succes nu încearcă nici pe departe să atace grosul flotei spaniole, ci folosesc nave incendiare, deci nave care nu aveau echipaj la bord, erau uh, umplute cu praf de pușcă sau cu material inflamabil și care căutau să produce mai mult panică în rândurile flotei spaniole, însă uh, totuși grosul îl face mama natură, o furtună împrăștie în cele din urmă invincibilă, armada care îșuează fie pe coastele franceze, fie pe coastele englezești, unde primește o primire uh, rapidă și tăioasă, uh, aia care reușesc să ajungă la mal foarte puțin, și în felul acesta este respinsă, cum spuneam, prima dintre cele trei invazii spaniole trimise asupra coastelor Marii Britanii, toate trei având într-o manieră sau alta aceea soartă, în timp ce corsarii englezi reușesc din ce în ce mai mult să jefuiască transportul de bogății spaniole dinspre coloniile americane spre peninsula iberică, bineînțeles spre eternul profit al coroanei britanice, dar un profit care va asigura o strategie de mare succes, în sensul că de multe ori coroana britanică nu se implica coroana engleză încă la momentul respectiv. Am spus că se mai, e mai posibil să mai fac asemenea confuzii, dar sper că se înțelege despre ce vorbesc. Cine-i fără de păcat să arunce primul, da? Oh. Este vorba de faptul că de multe ori inițiativa era acordată unor privateers, unor uh, mm. întreprinzători independenți. Aveau doar așa o vagă binecuvântare a coroanei britanice, ceea ce, ce reprezenta un dublu avantaj în cazul în care o dădeau în bară. Exista cel puțin diplomatic posibilitatea să spui, nu știu șefule, eu nu i-am dat voie, a făcut pe nebunul, bine că i-ați dat-o. În varianta în care avea succes, exista bineînțeles grosul câștigului era pentru ei, miză mare câștig mare, dar coroanei revenea o bucată din tort fără să facă tehnic nimic, decât să închidă ochii asupra ceea ce face băiatul. Asta a fost un motiv de înveninare constantă a relațiilor cu Spania, cel puțin cât Spania a contat și a contat încă destul timp, pentru că, într-adevăr, Anglia începe să resimtă acum și o va resimți tot mai pregnant întârzierea ei în cursa colonială. Puterile europene care au furat startul în ceea ce privește expansiunea colonială au fost Spania și Portugalia. Puterile situate un pic mai la est, Franța, Anglia, Olanda, au sosit ceva mai târziu pe piață, când mai ales în zona Americilor, jocurile cam erau făcute. Așa că Anglia încearcă să recupereze în zona încă neintrată sub dominația Spaniei și care cumva geografic se găsea în prelungirea insulei Marii Britanii, trimițând primele expediții coloniale pe coasta de est a ceea ce este astăzi America de Nord. Prima, prima încercare în Roanoke este un eșec total, ne, ne fiind o treabă nemai întâlnită, să spunem. Nu era prima oară când coloniști trimiși într-un teritoriu necunoscut unde le era greu să se aprovizioneze, aveau de-a face cu triburi ostile, mai dădea câte o molimă în ei și mureau pe capete și în cele din urmă se hotărau să abandoneze la istoria Scoției. O să avem un probabil o școală de asemenea eșec de colonizare, dar în cele din urmă Sir Francis Drake reușește să înfigă cu succes steagul englez în, într-o zonă relativ așa, e cam prin mijlocul Statelor Unite de astăzi și este cunoscută până astăzi cu denumirea de Virginia. Prin primul stat. Da. Din următoarele 13. A, prima colonie este Jamestown și apare uh -huh. un pic mai târziu sub domnia lui James I. Da, este numit așa, dar este remarcabil cam câte așezări și state americane poartă, de fapt, evident, nume englezești. New York... Da, da, da. Sunt mai multe, multe astfel de situații, dar prima colonie, primul loc reclamat, să spunem, de englezi este această Virginia, numită bineînțeles este dormirea latinească pentru Regina Virgină și avem frumoasa glumă în Elizabeth the Golden Age, spusă de Kate Blanchett, e unul dintre cele mai bune filme și e ideea că au făcut două. Sunt două filme la 10 ani distanță cu aceeași actriță în rolul mm -hmm. principal. Unul o prezintă pe Elizabeth la tinerețe, când ce actrița e mai tânără, evident. Altul în 2014, cred că e făcut, sau sper să nu mă fi sclerozat să fie ceva mai vechi. Stai că mi l-am și notat. Da, m-am sclerozat. În 2007, cu Kate Blanchett și cu Geoffrey Rush, prezintă să zicem apogeul domniei Elisabetei cu uh, invazia invisibile armada și are replica față de Drake când îi spune că în cinstea dumneavoastră am numit teritoriul Virginia și dacă mă mărit, cum o să-i spui conjugia? <laughs> dar nu s-a măritat, așa că lucrurile au rămas în picioare și de acolo se dă startul, să zicem, expansiunii coloniale englezești care într-o perioadă relativ scurtă de 200 de ani se transformă în teritorii care ca suprafață clar depășesc insula Marii Britanii, dar nici ca populație nu mai rămân mult în urmă. Față de uh, Motherland Ei sunt singurul fenomen Bine, dar asta vom uh, pune mai târziu la istoria Statelor Unite dacă vom intra în ea De obicei, în decursul a Un secol, populația Țărilor europene se dubla în 100 de ani, asta era tendința, până când a venit SUA și a crescut în 100 de ani de vreo 12 ori. Bun, SUA a crescut într-100 de ani și ca teritoriu foarte mult. Da. Adică au avut și zone unde se desfășoare și, ca să spunem așa, la începutul istoriei, SUA sunt depopulate față de teritoriul pe care îl dețin. Adică, Manifest destiny. Da. În general, istoric vorbind, când ai o abundență de resurse și mai ales de teritorii pe care le poți ocupa, populația o să răspundă instantaneu. Chestia este dacă nu ești Siberia, unde să spunem <laughs> că nu sunt condițiile de locuit cele mai avantajoase. Asta explică decalajul, dar asta vorbim la Rusia. Hai să nu ne abatem prea tare de la subiect. Astea sunt principalele două realizări. Menținerea independenței Angliei și inde implicita bisericii anglicane, care va constitui de-a lungul timpului un element clar de liant în ceea ce privește națiunea engleză, și totodată startul propriu-zis, dacă în timpul Heric al -lea, al lea bunicului Elisabetei se dăduse startul explorărilor geografice, în timpul ei se dă startul colonizării propriu-zise, care va asigura ulterior marea bogăție. A Marii Britanii, și, bineînțeles, nu putem să trecem peste epoca elisabetană, fără să-l menționăm pe cel care este considerat până astăzi caragiale al Marii Britanii. Numai că nimeni nu-i spune așa, în Marea Britanie cel puțin, este vorba de Shakespeare. Domnul care a sintetizat cumva toate trăirile societății egleze, folosind piese cu subiect istoric, cu subiect dramatic, a fi sau a nu fi, aceasta este întrebarea, sau cum ar fi spus Talon, to be or what. Uh, Așa. Uh, sau uh, celebra replică de exemplu care a influențat uh, percepția spre istorie britanice, uh, a horse, a kingdom for a horse, my kingdom for a horse, un cal regatul meu pentru un cal atribuită lui Richard al III-lea. Acum există niște studii care spun că domnul Shakespeare n-a fost. Nu că n-a fost cineva care să scrie, cu siguranță a fost, dar e posibil să fie vorba de un colectiv care a scris piesele alea. Nu stăm noi să facem supoziții când n-au reușit alții cu biblioteci în spate strict pe problema asta, doar renunțăm faptul că s-a lansat și speculația asta care spre deosebire de tunelurile din Bucegi pare să aibă ceva acoperire documentară știu doar că cel mai curând lui Shakespeare s-au atribuit lucrări chiar în 2018, cel mai recent, dar e printre personalitățile, de exemplu, și Napoleon are o teorie circulată prin anii 50-60 ai secolului trecut, la fel o teorie cum că Napoleon nu ar fi existat, dar asta este de alt subiect. Dar bă, nu... Acum, la personalități, la regi, e cam greu să le contești existența, mai ales în perioada modernă, când ei apar pe hotărâri, sunt semnați, sunt cutare. Shakespeare, în schimb, fiind un autor care și-a câștigat popularitatea totuși în mare parte post-mortem, dacă vorbim de o persoană, are o biografie un pic mai incertă. Adică eu spun că există acolo o doză de uh, posibilitate să fie și valabilă teoria asta, că Shakespeare, de fapt, este un colectiv de autori. Dar să revenim. Uh, marea problemă, totuși, în afară de prestigiu, când ești regina virgină, este că ai sau n-ai relații sexuale, tu nu poți să produci moștenitori legitimi. Că la regine e încă mai grav decât la bărbați, că nu poți să faci un copil în ascuns. Cât să vede. Așa. Uh, și nefiind în cadrul legitim, e mai greu să-l proclam moștenitor. Așadar, la 1603, Anglia, aparent, se îndreaptă spre o cri criză dinastică. Nu a fost deloc așa englezii au găsit de multe ori soluții care, deși nu păreau cele mai probabile, au asigurat stabilitatea și de data asta soluția a fost uh, regele între două vârste al Scoției. În Scoția era James al VI-lea, că ea avuseseră mai mulți copii. În Anglia, nu era nemai având vreun precedent, a venit ca James the First. Uh, fusese proclamat succesor încă din perioada domniei Elisabetei, care cumva îi dăduse și una caldă după ce îi decapitase mama, în persoana lui Mary, Queen of Scots, okay. care, uh, romano-catolică uh, convinsă și, bineînțeles, uh, cu pretenția asupra tronului, se băgase la un moment dat în niște afaceri un pic peste uh, capul ei, uh, ordonase executarea unei doamne care era implicată în afaceri uh, extraconjugale cu cel pe care îl voia doar pentru ea și în urma unor accidente de genul acesta a fost nevoită, nu e chiar ca în film, ea se refugiază la curtea Elisabetei și Elisabeta uh, oscilând cumva între uh, soția aici, dar dacă mă detronează, până la urmă cu, se pare, regrete profunde, cel puțin oficiale, vis-a-vis -vis de a ridica mâna asupra unui uns al lui Dumnezeu, e întotdeauna un precedent periculos când cade un prim cap încoronat, pentru că arată altora că e posibil să mai cadă. Dacă a căzut primul, putem să dărămăm mai multe și mai ales pentru un rege. Nu de avem expresia corp la corp nu scoate ochii. <sus> nu e în engleză, dar se poate aplica foarte ușor. Uh, Ei bine... Pentru James, nu știu câtă trauma a fost executarea mamei, că avea, mi se pare, un an când s-a întâmplat lucrul ăsta. Bineînțeles, să crești fără mamă, cu siguranță, nu-i plăcut. Și uh, acest James, pe cât de erudit este, ne lasă moștenire până astăzi, guvernarea lui, bineînțeles, nu doar el, dar el s-a implicat personal, versiunea oficială în limba engleză a Bibliei. King James Bible, aici King James a Bible, Da, Bun. este Biblia considerată standard până astăzi. Uh, la noi e mai greu să numești una, la noi prima este a lui Șerban Cantacuzino. Spectaculos de aproape, să zicem, la 70 și ceva de ani distanță, dar King James Bible este în uz până astăzi în Biserica Anglicană. Noi nu mai citim din Biblia lui Șerban Cantacuzino, ceea ce arată o mică diferență de evoluția limbii. Nu că limba engleză nu s-ar mai fi modernizat de atunci, dar avea deja o structură mai omogenă, să-i spunem, și pe lângă lucrul ăsta ne lasă și unul dintre primele pamflete europene împotriva tutudului care începuse să se răspândească din colonii și ca orice lucru nou în primă fază provoacă o modă până când James îl uh, înfierează ca făcând rău plămânilor creierului, stomacului, îmbâxind aerul și fiind nimic altceva decât emanația puturoasă a iadului. Uh, bineînțeles că n-are acum să lipsească fondul creștin din treaba asta și culmea, dovadă de uh, liberalism intelectual, așa aveam la letră, regele publică manifestul anonim, sperând ca populația să se decide datorită cuvintelor, nu a numelui care îl semnează, i-a durut fix în pix pe englez de toată chestia asta, uh, au fost niște fumători pasionați, cum în general sunt caracterizați de mai mulți călători până târziu în secolul XIX, când nu că se schimbă moravurile, se schimbă mai mult degrabă cadru, ca fiind niște oameni foarte dedați la distracții dintre astea grosiere, domnule, lipsite de spirit, respectiv să bea cât în cape, să fumeze mai nou, să se uite la lupte de cocoși sau de tauri sau de câini, asta era una dintre principalele distracții, să participe la teatru și, bineînțeles, să-și facă de cap în ceea ce la vremea sunt alehouse Casele unde se bea bere, că noi nu avem o altă traducere în limba română Engleza are și beer și ale, este o diferență de preparare, dar în principiu este vorba de berării, bineînțeles. Dar pe lângă aspectul lui cultural, King James, să spunem, că a fost o personalitate strană. El, într-adevăr, vine după trei dictaturi regale din familia Tudor. Henry al VIII-lea Mary I și Elisabeta I fuseseră toți trei niște tirani, dar niște tirani iubiți de popor, asta este culmea, adică trimiteau lumea la execuție, dar poporul în continuare iubea. Astea sunt meandrele istoriei, n-ai ce să le spui. James nu prea e iubit pentru că este ca tot the cells. Nu am spus de zeaba chestia asta pentru că avea o limbă foarte lungă care aparent îl făcea să se exprime foarte dificil. Aha. Fi un pic fonfăit așa. și de asemenea avea obiceiul să lungească foarte mult vorba. Aici mă simt un pic vizat. tu și mai este un în acum nu ne comparăm cu profesioniștii. Totuși, oi vorbi omul, dar nici chiar așa. Și totodată, uh, deși era inteligent, le spunea în așa fel încât să nu prea apară. Bun, plus Constituția se pare că nu era da. dintre cele mai atrăgătoare, uh, mai era o mică problemă a bisexualității, dar nu pare să nu-i fi deranjat. De atunci? Da, da, da. Uh -huh. Aici apare pentru prima oară ducele de Buckingham. Ducele okay. de Buckingham, care fie că este ăsta, ideea că la englez titlurile se transmit. Nu știm Și dacă. Deci cele ele... mai multe. Ba nu știm, dar nu îmi dau eu seama acum foarte limpede dacă el sau următorul deținător al funcției cel care apare în cărțile lui Dumas da. cu cei trei muschetari. Uh, cel mai probabil totuși este următorul, că suntem sub domnia lui Ludovic al XIII-lea în Franța, când se desfășoară acțiunea, deci suntem probabil în timpul domniei lui Charles I în Anglia. E bine, are un favorit cu care se presupune că întreține și relații sexuale, dar are curtoazia să aibă și o regină și să aibă și moștenitor la tron, e un rege, să spunem așa, incert pentru Anglia, care înțelege să lase anumite libertăți, se preocupă mai mult de aspectul culturii, dar totuși nu prea halește uh, independența prea mare, așa că în timpul lui izbucnesc niște răscoale, el nu vrea să audă de ideea prezbiteriană și apoi puritană de a nu avea episcopi, fiind foarte convins că odată ce dispar episcopii, dispare și regalitatea. Drept urmare, această nouă grupare religioasă care se afirma cel mai, din ce în ce mai mult pe uh, solul Marii Britanii, Puritanii, încep să fie tot mai convinși fie ei, fie să fie convinși de către autoritatea regală, să părăsească Anglia dacă nu vor să schimbe opiniile. Aici citesc gluma nemuritorului Robin Williams vis-a-vis -vis de, el făcea glumă de față de Statele Unite, spunând că există până astăzi tradiția în SUA că unul dintre primele vase de coloniști, dacă nu primul, dar eu mor pe superlative în istorie, Așa, a fost Mayflower, care a acostat în 1620, care avea la bord puritani. Yes, our beautiful ancestors, puritans, people so uptight, the English kicked out. <laughs> cât de să fii ca să-ți dea da. englezii să get out. Dar cam așa s-a întâmplat, pentru că nu se regăseau într-un uh, peisaj care, deși se reformase în teorie, în practică nu prea se deosebea de Biserica Romano-Catolică și nu prea era de acord cu libertatea cultului pentru toată lumea, dintr-un motiv foarte simplu când nu ai uniformitate de cult, e doar un pas distanță să zici, da, de ce ne supunem acelorași legi? Așadar, cultul merge în mână în mână cu autoritatea politică, cât timp venerăm aceeași chestie, a, sunt mari șanse să ne vedem de treabă sub aceeași administrație. Asta este rațiunea politică și asta explică tulburările care, cum am spus, vor uh, continua în plan religios în Anglia până Hutt, în a doua jumătate a secolului XIX, când s-au dat libertățile. Romano-catolicii o duc din prost în mai prost, pentru că au dezavantajul să aibă o biserică cu autoritate politică, și care automat reprezenta interese diplomatice ale țărilor de pe continent. Ei vor primi libertate de cult undeva pe la 1860, dacă nu, nu, o, nu mă înșel. Cum? Da. da, 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 adică trec 200 de ani și ceva în timp ce mișcările astea neoprotestante, unele prind, altele mai puțin. În momentul ăla avem High Church, biserica anglicană, aia care se conformează autorității regale și are episcopi, avem acești puritani și mai avem, bineînțeles, și biserica presbiteriană, care prinde din ce în ce mai puternic rădăcini în Scoția pentru ura față de catolici mai avem un motiv care este până astăzi sărbătoare, nu știu dacă este națională, n-am verificat, dar este foarte populară în Regatul Unit, este vorba de The 5th of November. Remember, remember, The 5th of November, The Gunpowder Plot. Guy Fox. Da, Guy Fox, complotul prafului de pușcă, o încercare a unor seniori, ce să vezi, romano-catolici, de a pune uh, praf de pușcă sub Parlament și să arunce în aer în felul ăsta Parlamentul și pe rege și să reinstaureze o conducere catolică a Angliei. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, conspiratorii au fost prinși, Gaia Fox a fost executat, dar asta a fost o foarte bună justificare atât pentru autoritate cât mai ales pentru morala publică de a-i detesta absolut visceral pe romano-catolici încă o perioadă destul de îndelungată neînsemnând că nu s-au făcut în continuare mise private în reședințele celor romași catolici, că nu erau preoți romano-catolici ascunși prin, prin fel de fel de cămăruțe prin reședințele lorzilor și ale Iomen, aia care erau din a, grupul de țărani înstăriți. Erau coloana vertebrală a armatei engleze medievale și, în general, genul de oameni mai tradiționaliști. Unii dintre ei nu s-au desprins de romano-catolicism. Și bineînțeles, nu putem să sărim peste uh, domnia lui James I fără să menționăm un fapt destul de evident. Dacă Gagiu ăsta domnea în Scoția când a fost ales regia al Angliei, bineînțeles că n-a trebuit să-și dea demisia, nu era de conceput așa ceva la momentul respectiv, așa că el a acumulat în persoana lui titlurile de Rege al Scoției și Rege al Angliei. Pentru prima oară în istoria insulei Marii Britanii, aceeași persoană stăpânea cu drept, nu doar militar, toată insula Marii Britanii încă nu vorbim de un regat unit, dar vorbim de o uniune personală a celor două corane, care evident că se perpetuează încă un secol până ajungem la istoria Marii Britanii, adică ăsta vine pe trânul în 1603, Marea Britanie se naște în 1707. Și încă un apropo legat de King James the I, pentru că o să, cu siguranță o să fie oameni care reacționează la asta, când m-am mirat că de atunci exista, suntem conștienți că homosexualitatea sau bisexualitatea există din antichitate sau poate mai înainte. Era dar... să spun o prostie de când există homosexualitatea. De când? de când există ceea ce o produce Bun, dar eu doar am fost uimit că un rege în perioada respectivă își permitea să aibă vorbe spuse despre el legat de stilul lui de viață De, de aia, aia m-au uimit Dacă își permitea regele sau nu cert este că englezii au avut aproape întotdeauna o libertate mai mare de exprimare decât popoarele de pe continent și nici regilor nu s-au preocupat atât de tare Asta în general e apanajul despoților că celor, celor care domnesc în mod absolut ni să încerce să străpească și zvonurile reale sau nu, dar negative despre ei, regii englezi nu s-au preocupat atât de tare și, în general, observăm o formă uh, strămoșească de umor englezesc încă de atunci. Adică orice ținea de domeniul ăsta al sexualului, al caragiosului, al ridicolului, îi interesa într-o foarte mare măsură, nu doar pe păi, să fim cinstiți, uh, și se constituia în subiect de amuzament cu orice ocazie să nimerea. Apropo de omorul britanic, știi că chiar cea mai veche glumă din lume e la fel prin Marea Britanie descoperită și este despre penis, ceea ce înseamnă că de o mie și ceva de ani nu s-a schimbat nimic. <laughs> da, <laughs> exact. Uh, bun, și uh, asta este domnia lui James I, care lasă o succesiune foarte solidă aparent în persoana fiului său Charles, sau Carol I, încoronat și în Anglia și în Scoția la moartea părintelui. Mică problemă cu domnul Charles. Spre deosebire de taică su, ăsta avea o idee mult mai clară despre ceea ce reprezintă autoritatea regală și nu prea înțelegea să tot asculte atât de ce îi propune lui Parlamentul. Drept urmare, de-a lungul domniei, comite o serie de abuzuri asupra Parlamentului. Nu-l ajută deloc faptul că are o suție franțuzoaică, pe care ăștia o vedeau, bineînțeles, ca pe un spion al Franței, în uh, timpul lui urcă pe tron Ludovic al XIV-lea al Franței, care va afirma absolutismul francez în deplina lui măsură și va apărea drept unul dintre principalii adversari istorici ai Angliei. Uh, și toate astea or să culmineze în 1642, când în cele din urmă, în regatul Angliei, izbucnește un război civil. Englezilor nu le prea plac, plac, nu le prea, nu le prea plac nici războaiele civile. Cam de la King John the First încoace, nu se prea mai întâmplase un asemenea conflict, chiar dacă avem războiul rozelor. Războiul rozelor, până la urmă, punea în luptă două case care aspirau la tron, dar nimeni nu contesta ideea de regalitate. E bine, aici apare pentru prima oară o contestare directă a ideii de regalitate. Dacă nu direct, dacă îți mai rege sau nu, Clar este ideea să-l lipsești pe regie de cât mai multe dintre puterile sale executive, să-l transformi mai mult sau mai puțin într-un simbol al regalității. Există o luptă surdă cu Parlamentul, regele la un moment dat nereușind să se înstăpânească asupra Londrei, unde într-adevăr simpatia înclinat de partea Parlamentului, se retrage la Oxford. Oxford, nu știu dacă am apucat să menționăm asta ceva mai devreme, Anglia are universități din secolul XIII și două dintre cele mai celebre sunt Oxford și Cambridge, uh, cu fiind absolut recunoscută dușmânia aproape eternă, chiar dacă uh, productivă de multe ori între cele două, fiecare considerându-se considerând o pai, la altă drept ultima spelunca a învățământului, amândouă producând a lungul timpului nenumerate minți luminoate. Da, așa merge cu competiția academică, ăia e proști. Așa, se retrage la Oxford unde își întemeiază curtea regală. Opoziția văzută din perspectiva englezului de rând este de fapt între roundheads, capetele rotunde, sunt puritanii care favorizează Parlamentul și care se tund scurt. Uh, se poartă foarte uh, îngrijit, dar la modul pauper, așa, o îmbrăcăminte cât mai simplă și mai inestetică preferabil. Uh, sunt foarte frugali, foarte austeri în moravurile de acasă. Sunt oameni care subscriu destul de clar la legea lui Calvin că predestinare, că eu am mântuit să văd în viața asta că mântuirea, se, cei aleși se văd prin prosperitatea materială, drept urmare cât mai multă economie, cât mai multă muncă, aproape nicio bucurie, minunat sistem, că veni vorba. Acum înțeleg de ce au plecat. Da, nu, aia plecaseră deja parte din ei, rămăseseră alții și totodată a, sunt, bineînțeles, oameni care a, nu prea acceptă să li se impună ceva, ei trebuie să aibă ceva de zis. Sunt prin excelență contestatari. Și sunt prin excelență adevărații strămoși ai americanilor de astăzi prin comportament, după cum putem să analizăm. Unul la mână că nu le place să li se zică ce să facă, și doi la mână că n-am mai prins o parte cu asta, cu modul de viață extrem de ciudat. Bine, asta nu se poate observă. Bon, e adevărat că așa se consideră istoric că la baza uh, Statelor Unite stau wasp. White Anglo-Saxon Protestant, dar eu cred că situația asta s-a modificat radical după primul război mondial, cred că și dinainte a început să se modifice, odată cu marile valuri de imigranți dând cam toate colțurile rumii spre da. continentul american, care au mai modificat un pic și structura și credințele astea inițiale. Greu de spus cum este astăzi mentalitatea americanului față de cea a englezului de da, acum 400 de ani. Da, dar zic și ție o vorbă pe care mi-a zis și mie o persoană la un moment dat, că se moștenesc aceste obiceiuri. Obiceiurile se moștenesc. Oricine ar fi venit și se poate observa în multe părți. Nu contest. Dar nu discutăm astăzi politic, de clasa politică din SUA. Suntem la istoria Angliei, bineînțeles. Așa. Avem, cum am spus, un rege fugar, dar care încearcă să lupte și, bineînțeles, luptând. El caută, de fapt, să-și impună voința absolută. Marea lui problemă este că banii erau cel mai adesea votați de Parlament. Parlamentul nu-i dă regelui dreptul să încaseze taxe, îi restrânge în ce în ce veniturile și, automat, regele nu prea poate să întrețină uh, o oaste numeroasă, iar alături de el pe loialii săi, care spre, în opoziție cu roundheads, sunt numiți cavaliers. Sunt acei gentilomi, că în Franța gentilom, că de acolo a venit gentleman, și-a păstrat tot timpul ideea de castă. E undeva sus. Pe când în Anglia, pe măsură ce s-a democratizat societatea și burghezia a crescut, gentleman a devenit tehnic oricine. <gătări> Bun. Așa. dar ei nu sunt în număr foarte mare, chiar dacă și impun în prima fază supremația pe câmpul de bătaie, pentru că ăștia chiar sunt educați să se bată. Spre deosebire de armatele de calfe, de negustori și mai știu eu ce trimise de Londra. Și mai au un mare avantaj, dar din păcate folosit foarte prost de Charles, că iau în spatele lor pe scoțieni, pe care îmi pare rău să dezamăgesc orice anglofil, dar ăștia de-a lungul timpului s-au dovedit cei mai buni soldați din insula Marii Britanii de departe mai ales acei celebri Highlanders, vom vorbi mai mult de ei la istoria Scoției, în general dacă erau puși cu șanse egale cam știai și cine-i câștigătorul în bătălia respectivă, dar scoțienii bineînțeles îi pun regelui o condiție, dar noi te ajutăm, dar Anglia devine presbiteriană. Charles întâi a spus, ai dă în col de treabă, bine că îmi capăt puterea de rege, dar trebuie să-mi schimb religia. Și uh, în principiu Charles a crezut că negociază bine, n-a făcut decât să îi îmbârlige pe toți și în cele din urmă de fapt să se descalifice în ochii tuturor, să-și piardă sprijinul, în timp ce de partea parlamentară se afirmă în primă fază uh, un uh, tip foarte bun ca organizator și ca militar Fairfax și în spatele lui se remarcă o trupă din ce în ce mai bine legată și închegată al condusă de un mic senior din nordul Angliei, pe numele său Oliver Cromwell. Mm. Oliver Cromwell este de-a dreptul veterotestamentar. Zici că e scos dintre profeții Vechiului Testament și aruncat în Anglia uh, premodernă. E un tip care are viziuni, care se retrage să vorbească cu Dumnezeu, citește Biblia ore în șir, plânge, este foarte sumbru, da, am spus vechi testamentar că Noul Testament e mai pe bucurie așa un pic. Mm -hmm. um, dar bineînțeles că are o disciplină de fier, omul ăsta nu prea știe să se bucure de altfel, așa că toată bucuria lui este să organizeze, să aibă un grup de fideli, de călăreți, care sunt aproape imbatabili pe câmpul de luptă, li se va spune Iron Sides, coaste de fier, uh, avea o cuirasă foarte strânsă pe corp ca principal echipament de armură, principală piesă de armură, pardon, Uh, și treptat, băieții ăștia capătă întâietate până când regele uh, învins trebuie să se dea prizonier, încearcă să fugă, este capturat în insula White, este insula aia din Canalul Mânecii, imediat lângă Wessex, uh, și adus în captivitate la Londra jocul de putere în sine e foarte complex, niciunul nu l-a vrut să vreodată pe tot cine ce face cu tare, cert este că la un moment dat lui Cromwell i s-a prind de același bec care i s-a prind și Elisabetei, doar cu diferența că el nu era rege. Băi, eu îl mai țin pe ăsta că mai mult mă încurcă. Așa că în cele din urmă în uh, 1600 nu mai știu exact. E 45, după bătălia de la Marston Moor sau înainte? Uh, după. 44, 45, cred că ar fi. Așa se hotărăște ea, un fapt cu atât mai grotesc, cu cât de data asta nu mai hotăra un cap încoronat să fie executat. Uh -huh. Un cap încoronat. Întreaga Europa a fost șocată de faptul că poporul unei țări putea să-și ducă regele la eșafod. Carol I, pe cât de rate fusese el ca politician, pe atât de demn se arată în postura de monarh. Oricum și câți ținuse se curte în captivitate, să zicem, se arătase foarte kingly și inclusiv mersul până la eșafod mergând până la faptul că și-a luat o tunică foarte groasă ca nu cumva fiind frig în ziua aia să creadă lumea că el tremură de frică el de fapt tremurând de frig Deci în film, filmul cu Kirk Douglas ca Lord Protector Oliver Cromwell și să Alec Guinness ca regele ca Charles I E adevărat, toate replicile respective, ca asta sunt. N-am văzut în filmul, în... ca să pot să-l confirm, wow. Da, eu mai am scăpări la capitolul uh, cinematografie. Chiar îți recomand, e undeva prin anii 60 făcut extrem de bun. Eu am, deci... am sărit așa un pic, un pic, printr-un film mai recent, To Kill a King, mm -hmm. în 2003, cu Tim Roth pe tema asta. Dar asta este în de considerată ca fiind reală, demnitatea dovedită de Carol I până în ultimul său moment de viață, ceea ce îl transformă pe Oliver Cromwell în regia al Angliei, doar că nu cu numele, cu orice altceva. Are puterea unui rege, ba chiar e peste, dacă e să luăm cât autoritatea văsese sărmanul Carol, dat fiindcă nu prea comentează nimeni cât timp e el în viață, deși Uh, se întâmplă o chestie foarte omenească, s-a întâmplat în Franța 100 și ceva de ani mai târziu cu Revoluția Iacobină. Oamenii obosesc când ești perfect sau când vrei să par perfect. Adică când încerci să disciplinezi societatea până la interzice teatru, care era foarte iubit de englezi, până a limita consumul de alcool, să-i obligi pe ăștia să meargă la bine, băi, mai duce încolo. Și tot atâta... Tot atâta uh, deci, lucrul ăsta l-a făcut pe Cromwell să aibă exact calitatea unui uh, conducător eficient în sensul că nu era deloc iubit, dar era temut. Așa că uh, doar faptul că omul ăsta s-a consumat cu mult înainte de vreme, și a murit până să împlinească 60 de ani, a asigurat ca uh, uh, ceea ce îi se pune pe gură așa ca ultimele pe buze, ca ultimele vorbe că mi-am îndeplinit misiunea să nu se adevărească absolut deloc. Tot ce făcuse el din punct de vedere reforme parlamentare, sistem de guvernământ cu el ca Lord Protector of Britain, cu măsuri luate împotriva olandezilor și cu tare pentru a-și asigura independența comercială, s-a năruit în mai puțin de un an de la moartea lui, deși el i-a pasat conducerea fiului său Richard Cromwell, faptul că englezii l-au poreclit pe ăsta dumping deck, arată faptul că n-a fost cu prea mult succes guvernarea. Moștenitorul Stuart, Carol al II-lea, care fusese cu succes evacuat în Franța, unde îl cunoaște pe Ludovic al XIV-lea și este sprijinit de regele Franței, care ea nici până în cap nu putea să-i treacă, că există vreun om pe pământul lui Dumnezeu care să nu, poată fi, care să nu fie guvernat un rege. Asta lăsă la o parte că vrea să transforme Franța, bineînțeles, în principala putere a Europei și a și reușit, într-o bună măsură. Uh, îl trimite pe uh, acest gagiu în uh, pe acest moștenitor, în Anglia, și uh, până după bătălia de la Naisby uh, se afirmă supremația lui uh, uh, Charles al ii care este reînscăunat. Intrăm în perioada restaurației monarhiei. Fără să uităm până atunci să menționăm o micuță chestie, până astăzi deși Imperiul Britanic și-a semnat actul de deces în 1997 odată cu restituirea Hong Kongului, vorbim însă în persoana suveranului britanic de Commonwealth, de un soi de federație, să spunem, până astăzi Canada sau Australia sau Noua Zeelandă, nou președinți sau altă formă de șef de stat, ei sunt conduși de primul ministru pentru că nominal cel puțin suveranul regatului unit este și suveranul lor. E bine, ideea asta de Commonwealth este înființată la 1649, deci în perioada interregnului, fiind gândită, cum spuneam, ca o formă de republică în timpul lui Cromwell, Cromel care voia să vadă, de fapt, în Anglia, domnit sfinții. Cei care încă de pe pământ sunt mântuiți, clar, urmează să moștenească împărăția cerurilor și uh, este acea dorință arătată de mai multe personalități religioase, nu foarte inspirate de-a lungul timpului, de a instaura pe pământ un paradis ceresc. Dar uh, pe mulți nu i-a întrebat nimeni, de fapt, mulți n-au întrebat pe nimeni, bă, dar voi cum vedeți paradisul? Și paradisul cum îl vedeau ei? Destul de ideale și utopic băiatul. Da, în fine, uh, Oliver Cromwell e și singura, bine, acum există alta, e singura persoană civilă care nu are sânge albastru, care și-a pus uh, fața pe o monedă britanică, al doilea fiind Sir Winston Churchill, dar post mortem. Aha, deci fără intenție, să spunem. Da, sunt doar două persoane care nu sunt de sânge regal, prezente pe, da, fiind un sacrilegiu la momentul respectiv. Văzut de câțiva, de o parte, din englezi. Da, de acord. Oricum cert este că așa în istorie, asta e perioada decisivă și merge până la sfârșitul dinastiei Stuart. Ceva ce devine clar pentru englez că nu vrem monarh absolut, dar nici republică nu vrem să fim, trebuie să găsim o soluție <gânt> de compromis. Adică faptul că poporul englez nu s-a împotrivit restaurației lui Carol al II-lea arată clar că procentul regaliștilor îl, de îl depășa cu mult pe ăla care ar fi vrut să fie ceva apropiat de republicani, că e prematur, mm -hmm. să vorbim de o formă modernă de republică. Dar uh, compromisul ăsta a putut fi atins cu atât mai mult cu cât Carol al Doilea dorea neapărat să domnească. Cum domnește, cu ce puteri și sub ce auspicii? îl interesa mai puțin. El era hotărât că nu o să aibă soarta lui Taică și că nu o să mai fie nevoie vreodată să-și părăsească tronul, voia să se bucure de toate plăcerile, atenție, nu prerogativele puterii regale, ci plăcerile. Good to be the king, aveai totuși niște venituri mai mari, așa că sosește în uh, Anglia cu o suită de amante, a avut vreo 13 oficiale cel puțin, da, și uh, devine foarte repede cunoscut sub denumirea de The Mary Monarch. Pentru că este un tip uh, foarte dornic de petreceri, foarte dornic de extravaganțe, care e găsit de multe ori de miniștri umblând fie cu câinii, fie cu amantele, fie cu amândoi. Da. Fie făcând ambele activități dotată, că putem trece în la un moment dat, uh, nu înseamnă nici pe departe că este un cretin. E unul dintre suveranii cei mai spirituali. Este, de fapt, echivalentul Carol englezesc al, al nu. Al, Carol al este echivalentul englezesc al nu al nu la Carol al doilea al nostru, că e dificil. Mai bine să stai la contemporan când mm -hmm. faci comparația, nu. Este echivalentul britanic al engleza al lui Ludovic al XIV-lea. Ah, nu bun. Bun, mai puțin majestos, mai puțin greoi ca Ludovic al XIV-lea, dar totuși un tip destul de flamboyant, să spunem, nu înseamnă că nu are realizări, mai ales sub ordin cultural. Domnia lui este perioada de manifestare a una dintre cei mai celebri arhitecți englezi, cel puțin din perioada clasică, este vorba de Sir Christopher Wren, cel care ridică inclusiv St. Paul's Cathedral și mm -hmm. care ridică mai multe reședințe ale nobililor englezi, reședințe care, unele dintre ele sunt locuite până azi. Este probabil țara care și-a conservat cel mai bine vechea aristocrație, încât abia în timpul domniei Elisabeta do II au ajuns să spună, bă da, voi chiar nu plătiți nicio taxă, mă mâncavați după ce aveți atâta domeniu. Adică <laughs> au avut asta. un conservatorism, chiar dacă în plan oficial. Pe englez l-a interesat foarte mult realitatea, mai puțin principiul. Uh, și drept urmare a vrut să aibă putere să se manifeste, în schimb a lăsat bucuros ca uh, atât capetele încoronate cât și nobilii să-și păstreze mare parte din uh, bunuri și din situația materială absolut uh, prosperă pe care o aveau. The Mary Monarch însă nu e suficient de Mary cât să prevadă sau să poată, nu este vina lui neapărat, erau condițiile epocii, să preîntâmpine sau să frâneze marea ciumă din 1665, The Great Plague, care rade mare, mare parte, peste 20% din populația Londrei și mai vine și, și urmată foarte convenabil un an mai târziu de The Great Fire of London, care rade aproape o treime din oraș. Din câte am știut, o brutărie ceva unde se lăsase focul a. aprins. Nu știu exact cum a pornit, dar știm că de la momentul 1666, cu Marele Foc al Londrei, oamenii au început să facă planificare urbană ca lumea, să facă străzile late și. Da, să vede și lucru astăzi. care se întâmplă la noi la București, dar în 1847. E, nu e mare diferență, vreo 200 de ani. Nu este diferență pentru că, de fapt, atunci corespunde la noi. Perioada dezvoltării urbane și întotdeauna dezvoltarea urbană nu se face neapărat după principii safe, după principii sigure. Uh -huh. Întâi se dezvoltă, după care se întâmplă o catastrofă și să prinde și cum să se dezvolte ca să uh, reușească cumva să frâneze. Cert este că la Londra s-au aruncat în aer cu praf de pușcă străzi întregi ca să reușească să frâneze incendiu că este singura mm -hmm. metodă prin care te cu focul, nu-i mai dai combustibil și atunci trebuie să arunci în aer tronsoane întregi de stradă ca să frânesc cumva avansul focului. Cam asta s-a întâmplat atunci, a fost o tragedie, dar pe de altă parte a permis, orice dezastru are totuși o parte bună, a permis reamenajarea urbanistică a Londrei. Londra începe în momentul ăla să capete ușor ușor forma sau, mă rog, unele dintre clădirile care au consacrat-o până astăzi. The Merry Monarch, în ciuda vieții sale amoroase mai mult decât uh, prospere, nu produce însă niciun moștenitor legitim, cel puțin. Așa că la moartea sa, domnia îi trece uh, fratelui său mai mic, James, care devine în felul ăsta James al șaptelea al Scoției, James al doilea al Angliei. Un domn care... Uh, avea inteligența fratelui său sau mai degrabă carisma, asta nu, mai degrabă carisma, dar nu prea avea abilitatea politică a fratelui său, ăsta, deși era a tot fiului lui Carol I, are impresia că poate, asemenea lui că să se impună în fața Parlamentului, adică încearcă să, las că știu mai bine ca tata, știu ce să fac și mai mult decât Taică, soare și proasta inspirație să se convertească, se pare în secret, la catolicism. Oh, oh. Abuzurile lui în fața Parlamentului Duc la Monmouth Monmouth man, <laughs> man Uprising uh, O răscoală A celor care susțineau Cauza Parlamentului Și ajunge să fie detronat Într-o manieră destul de ironică Istoric de propria lui fică hmm. Nici băiatul ăsta Nu a avut să se fii se două ofice, una dintre ele fiind măritată cu conducătorul Calvin al Olandei. William of Orange, Wilhelm da, de Orania. nu se confunda cu Wilhelm de Orania în practic, cel care pune independența Olandei, care e în secolul XVI. Ok, Asta la fel este un titlu... pe care îl cheamă la fel, dar este un descendent la un secol și jumătate mm -hmm. mai târziu, deși se pare că seamănă foarte puternic cu strămoșul său, mai ales în privința trăsăturii care i-a dat și porecla primului, taciturnul. Uh -huh. E un tip din ăsta foarte Ursus care pare că gândește mult, nimeni n-a aflat vreodată dacă chiar o făcea sau ba, așa, dar are marele avantaj de a fi clar împotriva oricărei convertiri la catolicism sau mai știu eu ce este un calvinist convins, la fel este și soția lui Mary, cea care îi conferă legitimitate pe tronul Angliei, fiind din dinastia Stuart, și el este chemat de parlament, de cei care doreau să-l vadă zburat pe catolicul și mult prea monarhicul Iacob al Doilea, să l înlăture. Iacob al Doilea a comit exact aceeași greșeală ca taică să nu are pregătirea financiară și implicit nici pe aia militară să facă față unei campanii și nici nu reușește să se facă receptat ca atare de mase, că probabil că populația încă profund loială cauzei dinastice i-ar fi sărit în sprijin dacă el s-ar fi interesat mai mult de care este uh, opinia majorității, ăștia erau totuși niște oameni, mulți dintre ei încă să perioada războiului civil. Mm -hmm. Anglia în momentul ăla tânja în mare parte după stabilitate. Și a mai fost cum a mai fost, sperau, hai că îl răbdăm pe cu toate toanele lui, până când Iacob a avut un fiu. Și în momentul în care a apărut și un fiu și s-a anunțat că e posibil să intre la prelungiri nesperat de lungi, ceea ce făcea ăsta, oamenii n-au mai suportat așa că au chemat-o pe fica și pe ginere, i-au chemat pe fica și pe ginerele său un uh, ajutor. Este vorba de o debarcare cu, de, cu succes la 1688 care declanșează în Anglia The Glorious Revolution. Revoluția glorioasă când de fapt Ultimul suveran cu pretenții de supremație este înlăturat de la tron, niciun rege englez ulterior britanic nu va mai contesta vreodată, cel puțin nu direct, autoritatea Parlamentului, o, mai, o va mai face sub criteriu de autoritate personală, dar niciodată în ceea ce, ce privește legea propriu zis, nimeni nu va mai încerca să impună dreptul monarhic absolutist asupra Angliei. Anglia în momentul ăla virează hotărât spre o monarhie parlamentară care va evolua ulterior spre o monarhie constituțională și care s-a dovedit net mai viabilă și implicit mai rezistentă decât monarhiile absolutiste care se consolidau deja pe continentul european, avându-l, bineînțeles, în centru pe Leroy Soleil, regele Soare, care are în felul ăsta privilegiu de a fi contemporan cu o întreagă serie. De monarhi britanici apucând să vadă, deși nu l-a ajutat cu nimic, și sfârșitul dinastiei Stuart. Hmm. Pentru că dinastia Stuart a produs ultimele sale două vlăstare care au stat, propriu zis, pe tronul Angliei. Au fost două fete, cele două fete ale lui James respectiv Mary, soția lui Wilhelm de Orania care a murit înaintea soțului său, soț care s-a dovedit a fi foarte bătăios și de, mare, de multe ori cu succes. Uh, în timpul lor s-a dat Bill of Rights care cumva consfințea definitiv libertățile individuale, faptul că totuși un cetățean englez poate că nu era cu mult mai bogat sau cu mult mai fericit decât unul de pe continent, dar clar avea niște drepturi, inclusiv foarte importantă lege Habeas Corpus. E o treabă studiată la drept în general că nu prea poți să abuzi așa de, abuzezi de putere. Um, și, uh, totodată, de aici pleacă însă o, o permanentă uh, cauză de tulburări, vreme de vreo 80 de ani, dacă nu mă înșel eu, în istoria Angliei, respectiv uh, uh, permanentele răscoale ale iacobiților pentru că Iacob al doilea lasă totuși partizani pe continent, mai ales în privința celor din nord care sunt catolici și, bineînțeles, scoțienii, care întotdeauna au ținut la dragii lor regi Stuart, ne uitând că ăștia de acolo veneau, uh, și vreme de două generații după el, fiul și nepotul lui vor organiza mai multe invazii ale Angliei. Faptul că nu avem până astăzi o dinastie Stuart în Anglia explică cât de mult succes au avut, dar asta i-a făcut tot timpul să fie încă mai prudenți pe cei care țineau tronul din Londra pentru a nu se trezi la un moment dat cu o invazie iacobită care să aibă succes, mai ales că la un moment dat chiar o trupă cu vreo 6.000 de scoțieni amenința într-adevăr să cucerească Londra. Asta ca să înțeleagă și oamenii care ne privesc să nu inducem prea mult în eroare, Iacob al doilea este James al doilea, dar așa se traduce în română, pentru că nu am menționat asta și bine, ca la Ungaria ne plimbăm între Gheorghe și Ghiuri și aici la fel. Cred că am anunțat lucrul ăsta la început, că eu sunt sub imperiu așa unui duble pronunții și sunt cei drept mai tentați să românizez numele care pot fi uh, romanizate. românizate, nu avem o variantă românească, de exemplu, pentru William. Ok, da, uite, nu mă am gândit niciodată la asta că o folosim pe aia germană Wilhelm da, da. sau mai rar pe aia Guillaume, dar mm -hmm. nu avem o variantă românească pentru William, pe când Carol și celelalte au. Mm -hmm. um, dar asta, în, prin Mary, sosește poate le era dori englezilor, că de la primii doi regi normanzi ai Angliei, ăștia nu mai vă să William. Mm -hmm. Ăsta e William al treilea. William întâi fiind coceritorul și William al doilea fiind fisul. Bun, un rege, cum a spus, Taciturn, care are niște succese militare, n-apucă să fie iubit, că totuși nimeni nu uită că e olandez. Așa, dar păstrează o distanță respectoasă față de drepturile Parlamentului. Este interesantă totuși relația pe care o are Anglia cu țara pe care de multe ori a ajutat Olanda. Anglia s-a luptat în secolul XVI de partea rebelilor olandezi, căutând, bineînțeles, să submineze influența spaniolă. Spania deținea altădată țările de jos. După răscoala Olandei, Spania s-a văzut izolată în Flandra, aproximativ zona Belgiei de astăzi cu Porto Anver. Anglia, având, bineînțeles, interese economice majore în zona respectivă, în perioada medievală, este comerțul cu lână englezească către țesătoriile din zona flamandă. Mm -hmm. Și automat, dacă se întrerupe fluxul ăsta, negustorii englezi de lână au instantaneu de pierdut. Lucrul ăsta a rămas valabil cam pe întreaga istorie, de-a lungul întregii istorici a Angliei și ulterior a Imperiului Britanic. Niciodată Anglia nu a permis unei mari puteri să acapareze Flandra și Porto Anver pentru că asta lovea direct în interesele ei comerciale. Asta ar fi și unul din motivele pentru care după războaiele Napoleonii se creează Belgia, asta chiar este de este Principalul motiv. Okay, bun. Pentru că la momentul ăla deja Imperiul Britanic este hegemonul global incontestabil și poate mult mai ușor să impună formarea unui regat al Belgiei. Care altfel vom prezenta asta la istoria Belgiei, nu este din punct de vedere etnic cea mai omogenă țară <laughs> pe care ai întâlnit-o. Este foarte omogenă, dar pe jumătate. Da, puțin artificial. Așa, um, și în felul acesta, Anglia, deși din punct de vedere dinastic nu prea strălucește, din punct de vedere al afirmării, acum se cam înscrie ea în rândul marilor putere europene. Chiar dacă în continuare, și lucrul ăsta va rămâne de asemenea o constanță, nu prea are o armată puternică, o armată, modela lui Cromwell este la un moment dat demobilizată, soldații care luptaseră în războiul de independență și apoi îi rămăseseră împrejur lui Cromwell sunt trimiși la vatră, în uh, uh, apărarea lor, dacă e cazul, de fapt mai degrabă spre meritul lor, nici unul dintre ăștia nu a devenit vagabond sau tâlhar. Toți și-au luat profesii cinstite că doar fusese reeducați, că ea care se mântuiesc o arată din viața asta. Așadar brutari, fierari, mai știu eu, dar toți au adus un plus economiei engleze. Acum, nu e foarte greu de înțeles de ce, chiar dacă la momentul ăla încă exista Scoția ca stat independent, dar de câțiva regi încoace sunt unite personal, Anglia, nemai având o amenințare pe insulă, nu prea mai are rațiune să întrețină o armată numeroasă. Pentru că odată ce ai o flotă puternică, dat fiindcă toate granițele tale sunt lichide, nu prea ai de ce să te temi de o amenințare militară. Dacă cineva nu este stare să traverseze marea, degeaba poate depășiște la raportul armatelor numeric până la 30 la 1, cât vreți. Odată ce acea armată net superioară nu poate să traverseze marea, nu reprezintă o amenințare. Și lucrul ăsta, din păcate, l-au constatat atât Ludovic al XIV-lea, cât și ulterior Napoleon, cât și ulterior Hitler. Deci nici măcar când avionul deja devenise un mijloc eficace de război nu s-a putut trece, dar să nu uh, avansăm mult prea repede. Cert este că uh, Anglia traversează la cumpăra între secolele uh, 17-18 o nouă schimbare dinastică. Mary murise în 1694, William moare în 1702 și la tron urmează sora lui Mary, Anne, dar deja se cam știe că dinastia s-a sfârșit, pentru că toți copiii lui Anne nu mai era tânără, toți copiii ei deja muriseră, era puțin probabil că va mai avea un nou fiu de la soțul ei teribil de incapabilul prinț George al Danemarcii, pe care ea a avut una din principalele ei preocupări, a fost să-l pună pe ăsta într-o grămadă de funcții în care s-a -a dovedit egal incapabil. Dar, în schimb, a întreținut o foarte bogată corespondență care ne arată foarte multe foarte mult despre moravurile epocii cu o doamnă foarte interesantă, devenită ducesă de Marlborough, este vorba de doamna Sarah Churchill, soția primului duce Churchill de Marlborough, nimeni altul decât strămoșul lui Sir Winston Churchill, care îi va alcătui mai târziu biografia. Și cum am spus, asta am anticipat deja, în timpul domniei reginei Anne se semnează Act of Union, o să detaliem în episodul despre Scoția, ce a constrâns cumva regatul Scoției să semneze această unire, prin care se formează regatul unit al Marii Britanii. Irlanda încă, deși în mare parte sub ocupație militară engleză, nu aderă la această uniune, dar în schimb insula Marii Britanii este acum deplin unificată nu mai este cazul să se încoroneze un suveran la Londra și altul la Edinburgh. Se înțelege că suveranul de la Londra este în același timp și suveran al țării Galilor și suveran al Scoției. Deci, în 1707 până astăzi, istoria țării Galilor și a Scoției se împletesc cu istoria Angliei ca să anticipăm de ce în podcastul despre țara Galilor și Scoția ne vom opri. De data asta, la 1707, și o să mai facem mici mențiuni vis-a-vis -vis de, de tendințele de emancipare apărute mai târziu. Deci, de la momentul 1707, lumea trebuie să știe că nu mai vorbim de istoria Angliei, ci a Marii Britanii. A regatului, unit. a regatului Unit. Așa. Așa cum era previzibil, în cele din urmă era murit, Parlamentul avusese prevederea. Încă mai înainte, mai ales prin faptul că de acum e clar că regele nu mai era amestec, până astăzi a rămas tradiția ca la fiecare sesiune, convocare de sesiune a Parlamentului, unui reprezentant al regelui să-i să trântească ușa în nas, este un gest simbolic care aduce aminte să nu mai facă cineva ce-a îndrăznit să facă Carol I, să tulbure și să, încearcă, să încerce să influențeze ședințele Parlamentului. Parlamentul hotărâse... Să-i se dea coroana unui strănepot, de fapt unei n -n nepoate a lui James I, deci ne-am dus la originile dinastiei Stuart, este vorba de Sofia care se căsătorise cu electorul de Hanovra. Și brusc istoria Angliei face un țuști german. și se duce în spațiul vest german unde se găsește până astăzi orașul Hanovra, altădată principat autonom în cadrul furnicarului care era reprezentat așa artificial de Sfântul Imperiu Romano-German. Explicăm cum s-a ajuns ca Imperiul ăsta să nu fie nici Sfânt, nici Romano, nici German la istoria dedicată Germanii. Cert este că între Anne și Sofia era orice numai dragoste, nu? Cele două au purtat o corespondență destul de înveninată, Anne fiind cumva înciudată că ea i-a luat tronul, până când diferența între cele două era de vreo 30 de ani în defavoarea Sofiei. Adică, contrar tuturor așteptărilor, Sofia se părea că la un moment dat chiar va reuși să-i supraviețuiască lui Anne, care stătea destul de prost cu sănătatea, și să devină Regina uh, Regatului Unit. O scrisoare a Reginei Anne, care uh, cumva demasca un complot destul de probabil de altfel al Sofiei de a-i grăbi. Uh, Pierea dată în niște teme destul de irreverențioși Se pare că i-a provocat să fie un atac de apoplexie Care i-a adus la moartea cu câteva săptămâni înainte de moartea reginei Anne Ce să vezi, și a un atac de apoplexie uh -huh. <coughs> În felul ăsta, s-a ajuns ca pe tronul regatului unit Să urce un domn, în vârstă de 51 pic de ani care avea o preferință pentru femeile rubiconde pe care le-a adus în suita lui de amante și care, mult mai interesant decât orice altceva, nu vorbea o boabă de engleză și nici n-a prea vorbit vreun strop de engleză până a murit. Este vorba de Georg I, deveni, elector de Hanovra, devenit rege englez, sub bineînțeles, de George I. -ul. Este începutul dinastiei de Hanovra sau este, dacă vreți, secolul georgian, îi avem pe toți Georgia 3. din America oricum este botezată după ei, ai patru. Da. De la George întâi până la Georgia al patrulea sunt unul după altul suverani cu același nume. Deci începem la 1707, cred, pe acolo, pe undeva, primul deceniu al secolului 18 și terminăm în 1830 uh -huh. cu regii pe care îi cheamă George. Peste 100 de ani, dacă ne întrebai pe un englez cine e regele tău, George. Așa Câte um, generații, dacă stai să te gândești puțin Da Bun, în ceea ce privește domnia primilor doi Ăștia sunt în general văzuți ca niște monarhi slabi Dar asta este ideal pentru istoria Regatului Unit deja Pentru că ăștia nu mai aveau nevoie de monarhi cu idei Ei aveau nevoie de un cap încoronat ca să se asigure stabilitatea Dinastică în timp ce Parlamentul În mare parte hotăra destinul Angliei Principala amenințare, să spunem, din tipul domniei lui George este o nouă încercare iacobită de impună în pretendent Stuart, de data asta romano-catolic, cum e fusese și James al II-lea spre sfârșitul vieții pe tronul uh, Marii Britanii. Este, din fericire, învinsă la 1715, cea mai serioasă tentativă de uh, preluarea tronului. Ultimul reprezentant va fi The Bonnie Prince Charles, care a făcut un întreg folclor, mai ales prin Scoția pe care a folosit-o cel mai adesea ca bază de lansarea invazilor în spațiul uh, Marii Britanii. Și pe lângă asta avem o mare inovație în sistemul de guvernământ englezesc, pentru că regele nu vorbea engleză, era cam greu totuși să participe la ședințele miniștrilor, că ăștia n-aveau cum să se consulte cu el. Așa că, deși ideea asta bineînțeles că ar fi repugnat unui englez din perioada aia, sau unui guvernator, unui uh, politician englez mai ales, cum ai că să avem un prim ministru, păi regele, ce Dumnezeu mai e. Vrând nevrând, funcția asta a devenit valabilă înainte să fie proclamată și cel care a preluat-o a fost unul dintre cei mai buni oameni de stat englezi din toată istoria Sir Robert Walpole mm -hmm, cel da. care uh, a asumat practic destinele Angliei pentru vreo 20 ceva de ani pentru că a rămas la putere și după moartea lui George I sub fiul acestuia George al ii uh, așa că anecdotă, dialogurile dintre rege și uh, nenumitul dar de fapt în fapt primul său ministru se desfășurau în ce limbă? franceză nu, Germană, Am trecut nu. nici. Latin. în Da, o limba încă rămasă, limba cultă a Europei, mm. în latină, bineînțeles, era o vorba de o latină aproximativă. Să spunem, Robert Walpole simbolizează așa eminamente omul de stat cu succes în Anglia, pentru că el este eminamente un cinic și un pic cam sceptic. Nu exagerează nici prin cinism, dar în general e genul care nu se prea entuziasmează. Și totodată este un adept al echilibrului, nu favorizează prea nicio partidă. <coughs> în principal, oamenii de stat englezi considerat ca fiind de succes sunt oameni care i-au lăsat pe cei din clasa de mijloc și pe cetățenii în general să-și cam vadă de treaba lor în timp ce ei s-au preocupat pe cât au putut de bine să le asigure bunăstarea. Din momentul ăsta, nu numai că Anglia nu are nicio Regat Unit deja, nu mai are nicio problemă să lase companii private, cum este Compania Indilor Orientale, de exemplu, să desfășoare activități coloniale comerciale din care, cum am spus, coroana are întotdeauna felia ei, dar uneori când a, interesul ăstora este pus sub semnul întrebării, flota mai ales britanică se manifestă în sprijinul cetățenilor sau protejaților ei. Adică, în general, dacă deranjai, poate sună cunoscut chestia asta, dacă deranjai pe unul aflat sub protectorat britanic, te puteai trezi, mai ales dacă aveai ghinionul să ai ieșire la mare, cu flota britanică umblându-ți pe coaste. Pentru că în timpul lui Sir Robert Walpole și între domniile celor doi George, avem momentul în care Anglia deja se afirmă dincolo de statutul de putere europeană cu statutul de mare putere și începe să-și construiască un imperiu. Deci, sub administrația lui Sir Robert Walpole și, tehnic, între domniile celor doi prim George, George I și George al doilea, se produce în Europa unul dintre evenimentele cele mai critice pentru evoluția puterii pe continent, în Spania, am povestit deja la capitolul dedicat istoriei Spaniei, moare în din urmă la 1700 ultimul rege Habsburg. Suntem înainte să urce George pe tronul Angliei și vrând, mai mult nevrând din câte mi-am dat eu seama, Ludovic al XIV-lea își trimite un nepot pe tronul Spaniei, ceea ce declanșează războiul de succesiune la coroana spaniolă, angajând pe de-o parte Franța cu destul de puțini ei aliați și pe de altă parte Casa de Austria, care încerca să-și impună să-și impună arhiducele pe tronul Spaniei. Acum, bineînțeles, coșmarul Franței era ușor de imaginat, nu voia să vadă revenind Imperiul Carol Quintu, să aibă dușmani și la est și la vest, în timp ce, bineînțeles, Anglia și majoritatea celorlalte putere europene, Olanda, Austria și mai pe departe așa Prusia, N-aveau nici cel mai vag interes să vadă formându-se un colos european prin reunirea sub orice formă s-ar fi făcut ea a coroanelor Franței, cea mai mare putere militară a continentului, și Spaniei, țara care, deși aflată în declin, totuși încă deținea cele mai vaste colonii din America, din spațiul american, să spunem implicit cele mai multe resurse. Acum, englezii deja și făcuseră o activitate foarte lucrativă din a prăda bineînțeles convoiale spaniole, dar suferau puternic dintr-un alt motiv. Nu li se îngăduia să facă negoț în America de Sud într-una dintre cele mai mari piețe de desfacere ale lumii. Lucrul ăsta, bineînțeles că i-a îndemnat pe uh, britanici să se implice puternic în războiul de succesiune la tronul Spaniei. <coughs> nu ca să obține tronul Spaniei, ci ca să o tragă, scuzați expresia, uh, Franței lui Ludovic al XIV-lea. La un moment dat, uh, trupele franceze au fost învinse în mai multe bătălii și Ludovic ar fi fost dispus să încheie pace, dar pacea s-a prezentat în niște termeni atât de absurzi, adică atât de uh, dezechilibrați, încât francezii s-au mobilizat și au obținut ulterior niște victorii, în cele din urmă s-a ajuns totuși la o pace destul de avantajoasă pentru uh, eu, Regatul Britanic, spuneam, faptul că putea să fie mai avantajoasă. Cam atunci au învățat englezii ce înseamnă să fabrici o pace de compromis și au ținut destul de bine învățămintele astea până la sfârșitul Primului Război Mondial, când s-au băgat alții. Adică niciodată nu slăbeau prea tare un adversar, tocmai pentru a preîntâmpina odată resentimentele naționale în cazul ăsta și o revenire mult prea abruptă pe scena politică și totodată, bineînțeles, dintr-o chestie care ar trebui să fie eminamente logică, când îl sălbești prea tare pe unul, facilitezi ascensiunea altuia și n-ai rezolvat de fapt nimic. Ai scăpat de unul și ai dat de altul care vine de proaspăt. E momentul în care Ang -ă, regatul britanic obține mai multe colonii mai ales pe seama Franței, atunci dobândește preeminență în spațiul Americii de Nord. Nu este momentul când elimină definitiv Franța, mm. dar se anunță lucrul ăsta. Deja ușor, ușor, coloniile engleze încep să se înșire din Golful Hudson până aproape de Florida. Adică ușor, ușor se conturează cam tot litoralul nord-american de uh, partea Angliei, Jamaica fusese cucerită ceva de mai de mult, se mai capturează niște insulițe prin Antile, foarte importante mai ales pentru piața zahărului uh, și conjunctural și a tutunului, bineînțeles. Se mai sunt obținute victorii și prin Africa, local cel puțin, și bineînțeles în India, unde deja ajunseseră. Însă, probabil că este vorba de cea mai simbolică cucerire a Marii Britanii, mai ales că ea ei până astăzi. Tratatul de la Utrecht din 1713, care închide războiul de succesiune spaniolă, îi acordă Anglii inclusiv posesia Gibraltarului și a insulei Minorca, care reprezintă baze în Mediterana, Gibraltarul chiar controlând mm -hmm. accesul dinspre Atlantic, spre Mediterana sau viceversa. Uh, ceea ce îi dă, evident, uh, Imperiului Britanic un levier de presiune foarte important în afacerile politice ale continentului. Așa cum am spus, dacă deranjai interesele britanice, te puteai trezi oricând cu flota britanică peste port uh, sau direct o mică invazie, atunci când Anglia nu opta pentru soluția mai elegantă să-ți să financeze unul dintre adversari. De asta se... Uh, încetățenește, să spunem, expresia de perfidul albion, pentru că Anglia de cele mai multe ori luptă murdar, nu are armată și atunci, automat, angajează cel mai adesea mercenari pe continent. Asta este evoluția Imperiului, deja Imperiul Britanic, în perioada de început a dinastiei hanoveriene. Rolul regalității se stompează total. George al ii este ultimul suveran britanic care își conduce personal armata pe câmpul de luptă la Dettingen în 1743 și este cel care înlătură, să spunem, definitiv amenințarea stewarților în învingându-l pe Bonnie Prince Charles, care moare apoi alcoolic, mi se pare, la Roma, foarte paradoxală situația și este și perioada, dar asta este tangențială mai degrabă cu istoria Scoției, că aici apare figura lui Rob Roy, de abolire a drepturilor clanurilor scoțiene, care având aceste libertăți, prea erau predispuse să se răscoale când voiau chilturile lor. Drept mare se stabilizează încă mai bine organizarea pe insulă, și totodată și viața politică deja curge în niște forme destul de clare, respectiv îi avem pe cei care sunt Tory și pe cei care sunt Whig și care mm -hmm. dau principalele două grupări politice britanice până astăzi, concretizați astăzi în liberali, respectiv conservatori. Uh, bun, laburiști după aia, eu am spus așa foarte pe scurt cam care e uh, mișcarea. Moartea lui George al ii și cu moartea prematură a celui care ar trebuit să fie moștenitorul său, Frederick, îl aduce pe tron pe cel care până acum va fi cel mai longeviv suveran britanic, a domnit 60 de ani, este vorba aici numai o surpriză de George, de data asta al treilea, n-a intrat el săracul în istorie cu cel mai bun apelativ cu prutință, The Mad King regele nebun, pentru că aici nu e niciun fel de dezbatere istorică. În a doua parte a vieții, porfiria și alte afecțiuni i-au declanșat o nebunie care cel puțin în ultimii ani îl va face nebun complet și orb. Deci este doar nominal figura regală, ceea ce era convenit de minune Parlamentului Britanic, care era în felul ăsta liber să se ocupe de afacerile sale. Acum, domnii 60 de ani, se cheamă că George al III-lea vine pe tron când în Franța domnește Ludovic al XIV-lea, și moare după înlăturarea de la trona lui Napoleon. Deci, prinde perioada de final a monarhiei franceze clasice, prinde prima republică, prinde consulatul și apoi imperiu primul imperiu, lui. și moare în timpul restaurației. Îl avem în perioada respectivă în Franța pe lui Filip de Orlan? Nu? nu, ăla e mai târziu, din 1830. Ok, bun, bun, stai, nu, Când moare uh, George, mă înculcasem George al treilea acolo 4 la Când George, a... în Franța domnește Ludovic al 18-lea. Ok. Wow. Așa, dar asta are destul de furcă pe continent. Anglia, în timpul domniei sale, că deja nu prea mai vorbim de o politică a suveranilor britanici, chiar dacă George, fiind adeptul scrierilor, unul dintre cei mai pertinenți și mai influenți filozofi politici britanici, Bolingbroke, uh, ia filozofia regelui patriot rege care chiar trebuie să se implice în viața poporului său, el fiind figura conducătoare. De asta am spus că dacă de la Iacob al doilea, niciun James al doilea, niciun suveran britanic nu va mai contesta în ansamblu drepturile Parlamentului, înseamnă că nu au mai fost suverani mm. care au încercat cel puțin în plan particular să se mm -hmm. afirme ca Putere decizională era, de fapt, exemplul dinastii Tudor, că și Tudorii guvernaseră în mod absolut fără să aibă armată în spate, doar pentru că erau iubiți de popor. Și, de fapt, asta era cheia. George al III-lea, în ciuda faptului că la un moment dat îl vedea pe regele Prusiei în copacii din grădină, i-a fost iubit de popor în mare parte din domnia sa, iarăși sunt aceste mici capricii ale istoriei, să spunem. Hai să o luăm în ordine. În primul rând, pe la începutul domniei sale, se afirmă alți mari oameni de stat. Este în primul rând vorba de dinastia Pitt. William Pitt Senior și William Pitt Junior. Doi dintre cei mai mari oratori și oameni de stat britanici din întreaga istorie a acestui regat. Oameni care au susținut pe față imperialismul britanic, faptul că noi trebuie să comandăm întreaga lume, că nu există alternativă de a dominația de plină dar este o dominație într-adevăr făcută pum de fier în mănușă de catifea. Adică flota este permanent susținută, este motivul pentru care au dobândit dominația asupra mărilor, e, iar nu e vorba de magie, e constanță. Mm. Ăștia constant au investit în fabricarea de noi vase, în antrenarea de marinari și bineînțeles în susținerea uh, numeroaselor întreprinderi Uh, mai mult sau mai puțin private. Tocmai de asta s-a spus pe drept temei că Imperiul Colonial Britanic s-a extins de multe ori fără voia lui. Pentru că erau niște oameni care ziceau ia uite ce nativ prost în armație aici și ce țară plină de resurse. Mm -hmm. Și se duceau pe acolo și după aia dacă aveau probleme, bineînțeles că trebuiau să meargă băieții să-i recupereze. Chiar de la o companie privată avem și India, de la companiilor de vest. Mai întâi a venit compania, ulterior a preluat Imperiul Colonia. Da, desfințând, la un moment dat compania no. considerând-o incapabilă să mai administreze, dar asta e secolul XIX. Uh, bun, avem expedițiile lui lui James Cook, tot în perioada aceasta cu descoperirea Australia. Australiei, Noi, Zeelande, James Cook moare în locul cel mai bun, cu putința de imaginat, în Hawaii. <laughs> este ucis în a treia călătorie, dar uh, felul ăsta se extinde și pe ultimul continent descoperit ca istorie din punct de vedere cronologic, puterea Imperiului Britanic. Momentul în care Anglia, Imperiul Britanic, deja este puterea de necontestat în Europa este războiul de șapte ani. Este un conflict mai puțin cunoscut în care ăștia îi caftesc cam pe toți. Profită în Europa de diversiunea pe care o creează Frederic al ii al Prusiei, care contestă dreptul de a conduce, de fapt el vrea niște teritorii de la Maria Tereza a Austriei. Situația un pic paradoxală în care este pusă Franța, mult mai slabului Ludovic al XV-lea, de a alege să se alieze cu inamicul ei tradițional, cu Austria, împotriva lui Frederic, îl stipendiază puternic pe Frederic al II-lea, până ce britanicii își ating, de fapt, adevăratul lor interes, care nu este pe continent, niciodată nu este pe continent. E simplu de ce. Pe continent, oameni mulți, pierderi mari, câștiguri puține. Uh -huh. În colonii, lupta este mult mai restrânsă că n-ai același număr de oameni și câștigurile sunt pe măsură că te extinzi pe spații vaste și obții mai ales monopolul comercial. Uh, războiul de șapte ani e cel care în Statele Unite este cunoscut până și în ziua de astăzi ca războ The French-Indian War, care e da. războiul indiano-francez. Indienii se aliază cu francezii. Avem filmul celebru, ultimul, Mohican, uh -huh. care vine din perioada... Aceasta, unde la început părea că Franța va avea câștig de cauză în spațiul nord-american, la finalul războiului ăsta, prezența colonială franțuzească pe continent este anihilată. Ea va mai reveni până în timpul lui Napoleon prin zona Louisiana, dar va fi o revenire efemeră. În momentul ăsta, Imperiul Britanic domină toată coasta nord-americană, inclusiv Florida, pe care o ia de la spanioli ulterior pentru o vreme. Și în felul acesta se anunță răspicat ca devenind hegemonul global, dacă nu s-ar fi întâmplat, bun, la vremea n-a apărut atât de grav, a apărut grav și atunci, dacă nu s-ar fi întâmplat un mic incident privitor cu ceaiul, n-ai fi zis. Taxation um, without representation. Da. Bun, hai să vorbim un pic de ceai. Dezvoltarea asta comercială, încă din secolul XVII, adunsese în Anglia o mică schimbare în privința consumului. Intraseră pe piață ceaiul, intraseră cafeaua, apăruseră celebre Coffee House. Din Coffee House va descinde și una dintre cele mai vechi societăți de asigurare englezești. Îmi scapă cum, dar e ceva cu Coffee House. Am uitat numele proprietarului cafenelei din Aberdeen, parcă. Uh, erau niște armatori, niște oameni care de fapt le promiteau armatorilor garanții pentru călătoriile pe mare. Și în felul ăsta de peste 200 de ani e tradiția asta societăților de asigurare britanice business britanic așa cum arată viața în Anglia în mă rog Anglia regatul britanic în secolul 18 mergând de la moravuri până la uh, consum și cutare nu arată opere cum ar fi a lui Jane Austen cu Pride and Prejudice și există un film foarte bun realizat relativ recent în 2005 cu Kira cu Knightley Kira Knightley și Matthew McFadden în rolurile principale, este probabil cel mai British film pe care îl poți vedea cu tot snobismul ăla de clasă cu okay. toată prefăcătoria dar în uh, definitiv cu sentimente autentice că trebuia să pui și dalea pe acolo ca să iasă treaba cum să cuvine um, Ei bine, lucrul ăsta nu e la fel de bine simțit de cele aproximativ 3 milioane de locuitori care erau deja în cele 13 colonii nord-americane Maine, Vermont, New Hampshire, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, West Virginia, no, North Carolina, South Carolina, Virginia. Scuze-mă, mi-a mi rămas un uh, impuls din uh, liceu când le învățasem, dar um, am vrut doar să știm exact care. E cum sunt? Uh, cu mențiunea că Virgi West Virginia va, va pleca din Virginia, se va desprinde de Virginia <laughs> în timpul războiului de... <laughs> Secesiune, iar cred că Rhode Island este creat puțin înainte, pe la 1848-1850, înainte de... Uh, deci, în principal, astea sunt. Uh, cred că am zis și Maryland. Uh, iertare, maestră. Da, asta era <laughs> ideea unui dialog și felicitări, eu nu le știam. Să Așa. Uh, e bine, principalul motiv e unul dincolo de chestia cu no Tax Without Representation sau mai știu eu ce, e faptul că ăștia nu se lăsa să producă. William Pitt chiar spusese că preferă să umple coloniile de soldați mai înainte să le lase să fabrice un fir de ață sau o potcoavă. Diferența e simplă. Coloniile din Sud produc chestii care nu se produc în Marea Britanie. Produc tutun și zahăr. Ăsta să face un schimb, ele iau produsele necesare din Marea Britanie, trimit de astea, e un schimb pe schimb. Uh -huh. În America de Nord se fabrică în mare parte lucruri care se găsesc și în Marea Britanie și atunci metropola își impune monopolul și creează un schimb unilateral. Este strict în avantajul metropolei și asta bineînțeles că îi enervează pe deja numeroși și bogații fermieri și uh, afaceriști din spațiul nord-american. Ăștia treptat își cam impun uh, voința în ceea ce privește taxele în ce, în ce mai grele care le-au fost impuse ca să susțină uh, atât războiul uh, din zona franceză încă dominată. Pittsburgh apare atunci, este orașul lui Pitt. Da. Așa. Și după aia să susțină întreținerea Canadei pe care o preiau de la francezi, asta fiind foarte slab populată și fiind momentan pe pierdere, ca să zicem așa. Lucrul ăsta nu prea convine uh, coloniilor nord-americane care. Bun cinstit vorbim, sunt o șară egoistă la faza asta, că n-aveau nicio problemă să beneficieze de avantajele unui mare imperiu comercial, dar uh, imediat au făcut de butic <laughs> când a fost vorba să plătească un pic pentru întreținere, să nu se înțeleagă că eu susțin o cauză britanofilă care oricum nu mai există astăzi. Mm -hmm. Dar în sensul că e întotdeauna și o chestie de-asta uh, e un pic subscris în mediul calvinism. Nu mai mani. nu umbli la banii mei, Bun, ăștia totuși impun punctul de vedere până când guvernul britanic uh, mai păstrează doar o taxă pe ceai. Și fix chestia asta n-au înțeles, sau că pe băieții știți interesa principiul mă, că nu ne pui tu taxa așa pe ce vrei. Deci ei, probabil dacă ar fi fost satisfăcuți în principiu, ar fi acceptat să plătească niște chestii. Mm -hmm. Dar simplu fapt că le s-a lor ori <coughs> o chestie ei neavând reprezentați în Parlamentul Britanic, cum de altfel n aveau multe orașe nici din Anglia. Dar asta e altă discuție: că listele de parlament erau după vremea dinastiei Tudor. Așa? Ok. E bine, lucrul ăsta a condus, să a încercat de fapt o manevră să se vină Negustorii au refuzat să ia ceai, dacă era taxat. Și atunci o companie din rasta privată a fost îndemnată să bage un vas cu ceai în Rada Portului Boston și să-l vândă direct consumatorilor, că ăștia voiau ceai. Negustorii americani s-au consideralizați s-au costumat în indieni, au în încărcătura vasului peste bord. Ăsta este The Boston Tea Incident party. sau Tea Party. Și de aici urmează, bineînțeles, n-aveai cum să faci chestia asta, să nu te aștepți la retribuții cu ghilimelele okay. de rigoare. Așa, retaliation. Aici e și fenomenul de blackface când se îmbracă ăștia. Bine, dar asta e un lucru din ziua de azi, când și se în indieni. Ceea ce este absolut spectaculos este faptul că Toată lumea la vremea a crezut că este clar cine va fi învingător și cine va fi învinsul. Marea Britanie. Marea Britanie deja domina lumea. Statele Unite nu aveau o armată organizată, era o miliție ceea ce aveau ei, nu aveau forturi, era o luptă pierdută din start. Da. Până când Franța, sătulă să fie ciocănită de Marea Britanie din toate pozițiile, face o decizie pentru ea, se va dovedi falimentară pentru că a dus finanțele în prăpastie și plus că le-a dat francezul ideea, deci stai un pic, să poate republică? Mejor! Și eu nu mă gândeam la asta până acum. Monarhia franceză a dat o ultimă victorie practic dându-și la joale. A dat britanicilor în cap cu craca pe care și-o singură. Ca să zicem așa. Însă, trei ani mai târziu, trupele generalului Cornwallis să predau moment în care politicienii britanici înțeleg că tocmai au pierdut peste jumătate din litoralul nord-american. Și că au pierdut, de fapt, zona cea mai importantă în cadrul Imperiului lor colonial. Lucrul ăsta a produs două permutări. Unu, paradoxal, comerțul cu Statele Unite a crescut. Simplu, Bun. pentru că ei au început să producă și a apărut da. schimbul. Ceea ce va duce cu timpul la schimbarea relațiilor ăștia nu vor fi eterni dușmani, cum ne arată istoria actuală, să vor mai ciocăni de câteva ori, după care vor sfârși prin a fi aliați cumva naturali pe baza fondului cultural comun. Etnic și mai departe. Așa. etnic e mai complexă discuția. În prezent. În pre a, da, nu, zic atunci, 1812. Pe de altă parte, mută radical interesele britanice spre Orient. Și atunci abia începe să devină India atât de tentantă. Bun, deja începuseră să se fabrici niște averi colosale, încă din războiul de șapte ani, unde un uh, capitan britanic, Clive, apără eroic India, care e la fel dorită și de francezi, practic după războiul de șapte ani, să cam pune punct și ambi ambițiilor franceze și în India, este momentul de eclipsă al Franței ca putere colonială, ea va reveni în secolul XIX, dar pe zonele rămase lăsate libere de britanici. Între timp, britanicii puse să rămână pe Cape Town, să instalau din ce în ce mai puternic în Africa, chiar dacă mai scapă unele Senegalul, baia lor, ba lor. Uh, mai pun mâna și pe niște crâmpeie prin uh, Americi. Însă acum începe deja să fie un aflux de uh, britanici interesați de India. Prinții locali au foarte proasta inspirație să-i plătească în aur și în toate diamantele uh, <gri> ca <gri> să le îi ajute în conflict cu fel de fel de rivali și în momentul când băieții ăștia văd cam ce averi prezintă India, le trezește cea mai uh, periculoasă trăsătură, lăcomia. Așa, și ce va duce la 100 de ani mai târziu la cucerirea integrală a Indiei, o Indie mai extinsă decât este statul de astăzi, că include și Pakistanul, și Bangladeshul, Bangladesh mă rog, mai multe. Pretijaj. Și se întindea până în Myanmar, până în Burma de astăzi. Se oprea la granițele Thailandei de astăzi. Birmania română, gata, stai că l -aș Așa, a, fiind considerată pe bună dreptate în secolul XIX, preci, bișteria Coroanei da ei au făcut-o împărătea deci... să vedem mai târziu pe victoria. Da. Astea sunt principalele coordonate date de uh, răscoala americanilor și de crearea primei mari puteri în lumea nouă. Pentru că Statele Unite sunt, în mod indubitabil, primul, prima mare putere din lumea nouă. Existau puterile europene, care deveniseră coloniale, existau alte state europene, dar care nu contau la nivelul macro, se păstrau câteva imperii pe formatul vechi Imperiul Otoman, ceva prin Persia, sub Nadir Shah are o ultimă sclipire, Imperiul Marilor Moguli, China și Japonia într-o splendidă izolare încă. Dar pe lângă astea, restul lumii părea să fie grădina europenilor. Ei bine, Statele Unite sunt primele care contrazic chestia asta și o vor contrazice din ce în ce mai răspicat. Acum întotdeauna e o problemă și asta explică de ce uh, Imperiul Britanic n-a încercat vreodată o încercare de recucerire completă sau nici măcar în timpul războiului american n-a avut o reacție mai hotărâtă, pentru că opinia publică prin Anglia nu trăgea toată cu uh, conducerea. Uh -huh. Foarte mulți erau foarte de acord cu independența americană și în Imperiul Britanic, mai devreme decât în alte țări, opinia publică a tras foarte mult uh, la cântar. Uh, tocmai de asta și în secolul XIX unii prim-ministri britanici deși de dădeau, deși dădeau asigurări. Este cazul, nu scapă cine era prim-ministru atunci exact, să nu spun prostii, că nu era Gladstone, era altul. 1864, uh, guvernul, de fapt prim-ministru britanic, asigură Danemarca că nu este sigur, singură în fața conflictului cu Prusia și cu Austria pentru Schleswig-Holstein. Danemarca zice, nu vădăm nimic intră trupele prusace, dar Remarca spune ajutor și guvernul <coughs> britanic le spune ne pare rău, primul ministru nu s-a consultat cu parlamentul când a dat asigurările astea, deci... <coughs> Așa. Dar iară să nu o luăm înainte, pentru că uh, ultimul eveniment major al domniei lui George al treilea, este reprezentat bineînțeles de revoluția, Fra de, de fapt de conglomeratul adus de revoluția franceză în 1789, <coughs> căderea Bastiliei, și uh, până aici, inclusiv Pitt la un moment dat spunea că stă într-o expectativă binevoitoare, că nu îi deranjează să fi dispărut inimicul secular al britanicilor. Da, până când se întâmplă uh, incredibilul și Ludovic al XVI-lea este decapitat și mai puțin incredibil, trupele revoluționare la Valmy, înfrâng armatele continentale trimise să înăbușe Revoluția. Pentru că brusc. Constate, europenii dezvoltăm la Franța, că armata revoluționară avea niște mijloace de recrutare al naibii de eficiente, ceea ce consacră existența primei republici, brusc imperiul britanic se zbârlește temându-se ca nu cumva anarhia franțuzească să treacă și la ei și, deodată, drepturile străinilor sunt limitate, dovadă că democrația e întotdeauna o treabă destul de subiectivă și trebuie să ai mare grijă cum se exercită, străinii brus, nici habea corpus, care era deja de 100 ceva de ani o tradiție, nu mai au, tocmai pentru a reține orice fel de propagandă. Și dacă, să spunem, că lucrurile ar fi rămas aici, colac peste pupăză, puterea este luată de un tânăr aventurier corsican, care va ajunge cunoscut sub denumirea de Napoleon Bonaparte. În curând, Hakim Phoenix în cinematografe, că filmăm fix în perioada, filmăm ca să știe lumea de Sfântul Mihail și Gabriel. Așteptăm cu nerăbdare și la mulți ani. La bine Mulțumesc Alex mult. și Gabriel. Să rămână. Și la mulți ani și tuturor celorlalți. Revenind la cadrul britanic, acum, odată ce devine clar că Napoleon vrea să facă din Franța, este momentan Napoleon în postură de prim consul, mm. încă nu e împărat, vrea să facă din Franța principala putere a lumii, Marea Britanie are în mod vădit o problemă, la fel cum au și Prusia, și Austria, și la un moment dat și Rusia. În primă fază, continental vorbind, cel puțin, nu doar în prima fază și în a doua și în a treia fază, Napoleon este imbatabil. Până la invazia din Rusia, nimic nu-i contestă lui Monsieur Napoleon supremația pe continentul european. Bate tot cei i stă în cale. Doar că mai puțin cunoscută sub aspectul sper ca filmul ce urmează să fie lansat să accentueze și lucrul ăsta, habar n-am exact sper, ci pe ce se concentrează. E o carieră destul de lungă și de complexă asta lui Napoleon. Domnul vrea să-și deschidă în primă fază o cale spre Orient. Așadar, este important să cucerească Malta, care e cea mai strategică poziție din întreaga Mediterană și ulterior să cucerească Egiptul și să se îndrepte spre India. Egiptul la momentul ăsta este încă tehnic sub suzeranitatea otomană, deși suzeranitatea otomană este mai mult nominală, pentru că aici deja se afirmă din nou clasa stăpânitoare a mamelucilor. Marea Britanie spune, oh hell no, și reușește să-l anihileze pe Napoleon pe mare. La Abukir, flonta uh, franceză acostată în Egipt, este anihilată. Degeaba Napoleon îi bate pe mameluși lângă piramide, momente glorioase cu, cu tradiția cu ciocănelul, nasul Sfinxului și cu piatra Rosetta care va duce la descifrarea hieroglifelor, pentru că n-ai cum să menții supremație pe uscat cât timp nu ai supremație pe mare. Așa că Napoleon trebuie să pună punct la un moment dat expediției orientale să revină în Franța și să încercă singurul compromis cu Marea Britanie din timpul domniilor sale, fie că e prim consul, fie că e împărat, Uh, cred că la Amion se încheie pacea. În mod normal, Napoleon am trebuia să restituie cu cerile de prin Orient, în timp ce Anglia trebuia să restituie uh, Malta, care fusese ocupată de trupele engleze, să o restituie cavalerilor de Malta. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta, Malta a rămas dominion britanic. Aici te menționat vom dezvolta la Malta. Surprinzător este singura colonie din câte am citit eu care voluntar au vrut să fie preluați de britanici să-i scoată afară pe francezi. Gen, au vrut să fie din prima colonie britanică. Da, L-au de să... detestat pe Napoleon. Mm -hmm. Pentru Imperiul Britanic posesiunea insulei Malta în Mediterană era aur curat. <laughs> de în mijloc. Așa se încearcă un asemenea compromis, mă rog, cu mai multe componente. Nu merge Războiul reizbucnește un an mai târziu. Napoleon încearcă o idee care s-a dovedit contraproductivă în fața Marii Britanii, general vorbind, o blocadă. Hmm. N-ai cum să blochezi un stat care controlează mările. Ăla te blochează pe tine. Dar încearcă să blocheze negoțul cu mărfuri de pe continent față de Perfidul Albion. Lucrul ăsta are un recul, că ruinează în primul rând economiile continentale, în timp ce Marea Britanie își găsește destule de bușeuri, Portugalia rămâne cumva un stat pivotant, rămâne de partea engleză, Spania, la un moment dat, odată ce se impune la tronul un monar francez să răscoală și Napoleon se trezește cu un foc sub fundul lui la propriu, în timp ce are geniala idee să lanseze campania în Rusia care îi distruge mare parte din armată sau îi omoară cei mai buni soldați cu siguranță, astfel încât puternic stipendiați de englezi, europenii reușesc în cele din urmă să-l înfrângă la Leipzig, este bătălia națiunilor, și să le exileze pe insula Elba. Acum așa ca notă de subsol, în perioada asta se răspândește cultivarea sfeclei de zahăr în Europa pentru că zahărul care provenea, provo provenea din colonii cu trestea de zahăr este pus sub embargo de către imperiul britanic. Uh -huh. Și europenii s-au obișnuit să deja cu zahărul și au trebuit să găsească o alternativă. Acum, partea cu cele 100 de zile și cu bătălia de la Waterloo, oricât de glorioase mm. sunt pentru istoria britanică și pentru unul dintre cei mai mari generali din istoria lor, Sir Arthur Wellesley Duce de Wellington, de acolo vine și celebra uh, Beef Wellington, și capitala Noua Zeelandei? așa, uh, nu e atât de relevant pentru politica britanică. Ei deja se ocupau să retraseze uh, continentul post-napoleonian, Revenirea împăratului n-a influențat cu mare lucru chestia asta. Principalul scop al Marii Britanii în momentul ăsta este să se asigure că pe, uh, din Franța nu o să mai apară niciodată un contestatar al autorității sale și, în mare parte, a și reușit. Anglia nu are nici pe departe viziunea atât de conservatoare a, uh, mai ales, Austriei cu Metternich, dar Austria a fost mai mult un om, Prusiei mai puțin, dar mai ales a Rusiei. Rusia este, în primul rând. Interesa Rusia care are capitala la Londra, știm toți, nu? Așa. Uh, era interesată cu era vechii ordini sau despre Metternich, cum se spunea că dacă ar fi fost prezent la crearea lumii, ar fi spus lui Dumnezeu să lase haosul așa cum era. Wow, ok. Ideea de bază a Sfintei Alianțe, Congresul de la Viena din 1915, asta este, nu mai mișcăm nimic. Toate rămân așa cum sunt. Nu știau băieții aia de acolo sau nu știu câți erau, cât erau de conștienți, Că 1815 anunța și perioada Pax Britannica. Era perioada de dominație britanică care va ține cu un an lipsă până în secolul următor. 99 de ani până A, în 1914, până, în până la declanșarea primului război mondial. Din momentul ăsta... Marea Britanie hotărăște în mare parte cam ce se întâmplă prin lume, pentru că avusese de mai multe ori abilitatea să-și dezvolte flota, să-și dezvolte comerțul și să năpădească la propriu toate zonele coloniale prospere. Atunci când te uiți la o harta Imperiului Britanic, el a atins apogeul teritorial în 1921, dacă orice apogeu, imediat a tomează... declinul. Asta... Dar dacă îl... Te rog. Asta vreau să te întreb, de ce considerăm 1914 ca momentul finalizării acestei, acestui hegemon britanic în loc de eventual perioada interbelică sau ca al doilea război? Una, anii sunt orientativi, mm -hmm. nu înseamnă că de mâine flășc numai dominația britanică, dar primul război mondial a falimentat Imperiul Britanic. Și uh, deja este în perioadă în care supremația nu mai arată extinderea pe o hartă, ci o arată niște cifre care e cifra ta de afaceri, mm -hmm. care e prosperitatea economică, dezvoltarea industrială, asta o arătau deja din secolul XIX, în imediat acolo. Um, în schimb, dacă ne uităm la o hartă a Imperiului Britanic încă din 1815, vedem că băieții ăștia nu se întind ca o pleașcă. În afară de spațiul nord-american, probabil singura excepție, dar acolo e vorba de zone cu totuși, deși nu neapărat ospitaliere în privința condițiilor, sunt zone foarte bogate în resurse, ai cherestea, ai blănuri, etc., în schimb, prin Africa, de exemplu, nu o să vezi niciodată o pleașcă britanică la început. Ăștia se pun exact în locul unde sunt resursele. Și, bineînțeles, participă copios, asta trebuie spus neapărat, la comerțul cu sclavi. Deci fac comerț cu sclavi într-o veselie până la 1830, când. Sunt și primii care interzic. Da, spre meritul lor, cu influența metodistă, că asta e altă influență religioasă în spațiul britanic și, bineînțeles, cu dezvoltarea ideologiei liberale abolesc sclavia uh, și bineînțeles după aia se duc înspre India, au colonia penitenciară Australia pe care o re, retrasează ca rol după pierderea coloniilor americane. Apropo de asta, era și o glumă de curând că am zis că o să discutăm un episodul ăsta și uh, despre umorul britanic. Uh, gluma e în felul următor. M-am dus de curând să-mi fac și o viză pentru Australia și m-a întrebat, auziți, caziera aveți? Și eu l-am întrebat, de, de ce? încă e nevoie? <sus> clasicul Blackadder, de data asta în seria a patra, în momentul în care uh, the simple Tommy Baldrick, soldatul britanic care credea orice propagandă, spune că uh, am plecat în război împotriva Germaniei din cauza uh, politicilor imperialiste. Baldrick, the German colonial empire consists of a small sausage factory in Tanganyika, while the British empire spends uh, a quarter of the world. Da, în traducere uh, Imperiul german, colonial german consta dintr-o mică fabrică de crnați în Tanganyika, mm -hmm. în timp ce Imperiul britanic se întindea pe un sfert de glob. Sunt până astăzi în istorie cel mai mare imperiu pe care l-a cunoscut Terra. Da. Necontinu terestru ca să. Da, necontigu, contigu, da. Dar la raportul teritorial net cel mai mare. Bun. Între timp ce se întâmpla pe acasă. Deci asta, Jane Austen, Byron sau Shelley sunt autori britanici care ne spun foarte frumos ce a fost Anglia de sfârșit de secol XVIII, început de secol XIX, o Anglie preromantică, așa să spune, deși acolo lucrurile într-adevăr sunt întâmplă un pic în avans, ăștia sunt romantici înainte să fie restul continentului, dar sunt romantici în felul lor. cu perioada, bineînțeles, a regenței, încă din perioada războiilor napoleoniene, George al iii este în mod evident nebun și autoritatea regală atâta cât e trece mâinile fiului său George al IV-lea, care nu e nici pe departe un om prost, dar asemenea lui The Mary Monarch Charles al II-lea, este un tip care este discreditat prin viața lui extrem de dezordonată și, să spunem așa, printr-o oarecare stângăcie în planul vieții personale cu un scandal public cu soția lui Charlotte, deși omul până la urmă păstrează porecla de The First Gentleman of Europe în serialul Blackadder, în seria a treia, este făcut în bășcălie de genialul actor Hugh Laurie, ca fiind un prost. Nu are nicio treabă cu chestia aia. Omul era, într-adevăr, un tip inteligent, dar opinia publică britanică nu l-a văzut prea bine și mai ales că în ultimii ani se îngrășase groaznic, era alcoolic, nu mai prea dorea să fie văzut în public, nu stătea bine la capitolul popularitate. Omul care domină, fără drept de apel, scena politică britanică în perioada de început de secol XIX, mai exact după Waterloo, după 1815, este în mod indubitabil Sir Arthur Wellesley, ducele de Wellington, care, deși un conservator radical, în plan politic nu se dovedește atât de impetuos ca în domeniul militar, deși este președintele Tory, cedează teren de multe ori în fața liberalilor și asigură o destul de mare uniformitate politică, să spunem. În viața uh, Marii Britanii, lui urmează celebrul uh, politician și orator britanic Gladstone. Ăsta uh -huh. este un alt om care a făcut legendă. Avem un S foarte frumos parlamentarist britanic, de la Sir Robert Walpole, începând și mergând până la Churchill. Deci sunt 200 plus. De ani, bine, dacă o luăm în calcul și pe doamna de fier pe Margaret Thatcher. Să până în coace, avem 300 de ani de parlamentar, curtură parlamentară britanică, în care există spectacol, dar spectacolul este strălucit pentru că ai niște discursuri și niște oratori absolut excelente. Indiferent dacă s-au demonstrat a fi corecte sau nu principiile, sunt susținute cu sinceritate, dar ai și destul de multă abilitate. Britanicul întotdeauna trebuie să i o dai un pic învelită cu fată, dar uh, el e eminamente mai sensibil la realitatea lucrului, nu la idee atât de mult. Nu se încântă atât de mult de principii teoretice, ceea ce explică de ce este o zonă lipsită de revoluții. În ultimii 300 de ani, Anglia nu cunoaște, Marea Britanie nu cunoaște nicio schimbare radicală de regim. Este refractară la Revoluția franceză, este refractară la neoimperialism, este refractară la socialism, la comunism, la nazism. Lucrurile astea nu se întâmplă acolo, tocmai pentru că opinia publică și-a permis să defuleze încă dinainte și să se manifeste și exista un cult viu pentru monarhie sub formă constituțională și pentru viața parlamentară. Contează. Tocmai de aia e bine să facem diferența între o democrație consolidată, cum este Marea Britanie, și o democrație astăzi născândă, cum este România. Că mm -hmm. dacă raportăm. De când au ăștia Parlament și de când avem noi, nu dă bine. Satul, asta încerc să obs asta observ de fapt în ceea ce îmi spui aici, că și această consistență întreținută timp de trei secole dă rezultatele pe care le are astăzi Marea Britanie și noi nu ar trebui să avem pretențiile pe care ni le pretinde vreo entitate suprastatală sau pe care ni le pretindem noi. Noi ar trebui să avem pretenții, dar ar trebui să fim și realiști. Mm -hmm. Și să înțelegem că nu faci dintr-o mârțoagă, mă refer strict la viața noastră politică, a cărei tradiție democrată are vârsta mea, minus, la, la propriu, minus da. șase luni, da, de 30, încă trei de ani. De um, eu am deja 34, că eu sunt cu șase luni în perioada comunistă, uh, față de 300 plus. De 10% Bun. avem noi. N-ai din timpul lui uh, Oliver Cromwell viața parlamentară de astăzi, dar de atunci încep să se nască ideile parlamentare în Anglia și ulterior în uh, regatul britanic. Ori la noi să avem, pardon, a fost și Matei Basarab un domnitor strălucit, dar nu din, din perspectiva democrației. Cel mai bine, cel mai bun principiu pe care să încurajăm puțin oamenii în momentul ăsta este să avem răbdare, să avem consistență și să ne gândim la mentalitatea aceea pe care am auzit-o în ultimul timp la americani cu plantează un copac sub umbra căruia știi că n-ai să stai. Sau dincolo de uh, chestii de astea clișee care mie mi se par uh, no offense here, adică nu-i <laughs> nu greșit ce-ai spus, dar mai palpabil dacă ne uităm în cultura istorică a Marii Britanii, oamenii ăia s-au bucurat de ce aveau atunci. Dacă aveau plăceri vulgare, foarte bine, le luau palea. Dar viața parlamentară își urmea cursul ei. Dacă nu aveau de băut vin, beau gin. Oricât de infecte era băutura aia, chiar vă invit să vă uitați la rețeta de fabricare a ginului de-a lungul timpului, să vă hmm. prindeți ce crimă chimică. Era, nu știu cât mai este în prezent băutura devenită cumva așa emblematică pentru Marea Britanie, care între noi fie vorba, nu este considerată uh, în elita consumului mondial nici la bucătărie, nici la băuturi. Adică bucătăria englezească nu este enumerată între cele mai rafinate bucătării ale lumii și uh, băuturile specifice Britanii, uh, bineînțeles berea, e cea mai veche istoric, ginul și a prins foarte mult la ei din perioada când își dezvoltă Imperiul Colonial, sherry vinările dulci. A, ah, aici avem Madeira, și... Madeira, Porto, chestii dintre astea, mm -hmm. uh, ei fiind niște băutori consacrați, inclusiv mare oameni de stat britanici din perioada aia de la Walpole până la Gladstone, se numerau un oameni de o sticlă, două sau trei, și asta era consumația zilnică. Așa, mm -hmm. respectiv, consumația medie de gin pentru un locuitor din Londra, asta nu este îndemn la alcoolism, dacă să vă dați seama cam de inechitățile sociale în perioada secolelor 18-19, într-o săptămână, ăștia beau cât beau englezii de astăzi în jumătate sau chiar un an. Eh, Erau vremuri mai tari, cu oameni mai tari, dacă să, să ne uităm. Nu puțin. numai, apa era chiar mai periculoasă decât băutura <laughs> la momentul respectiv, pentru că avea resturi de fecale, mai ales odată ce se produce urbanizarea. Asta, un ultim aspect care caracterizează finalul perioadei Regilor George, secolul XIX, ce este industrializarea accelerată a Angliei, a Regatului Britanic. Este prima țară care e cuprinsă puternic de febra industrială. E favorizată situația asta de marile rezerve de cărbune și de minereuri, mai ales în nord. Asta oricum face transferul importanței între sudul, la vremea preponderată agricol, și nordul care se industrializează rapid. Apar minele, apar filaturile strălucește industria britanică de textile, mai ales în uh, domeniul bumbacului, sunt o serie de inventatori britanici care inventează fusele automate, filaturile etc. și creează o industrie textilă înfloritoare, apar întreprinderile metalurgice, se dezvoltă o întreagă rețea industrială care, bineînțeles, reclamă o rețea de transport. În felul ăsta apar poștalioanele care ating apogeul 1831-150.000 de cai în insula Marii Britanii, bălegar cât cuprinde. prima. Aia așa, după care foarte repede Stevenson lansează calea ferată. Este prima țară din lume care pune la bătaie calea ferată. Dintre Liverpool și... Manchester sau sper să nu spun eu prostii da, Știu că avem primul Cel care a și desen... a, făcut designul, ca zicem așa, primului drapel românesc în timpul Revoluției lui Tudor Vladimirescu, inventatorul stiloului, cel cu nume de stație de metrou Petraghe Poinaru e primul român, dacă nu mă înșel, cu trenul. Despre la care a... știm cel puțin că a mers cu trenul. Bun, emulația este foarte rapidă, adică în 30 de ani tot continentul european face căi, căi ferate. Dar mm -hmm. ei sunt primii și sunt unii care, dintre cei care pun cel mai rapid la punct rețea, de, rețea feroviară, nu exclud nici canalele pentru transportarea de măr, de materii prime mai grele, este o țară care se modernizează într-un ritm extrem de alert, ceea ce duce, bineînțeles, la permutări sociale. Ei experimentează ceea ce am schimbat noi sub comunism, dar pe la 1800 și ceva, mm -hmm. mutarea în masa populațiilor de la țară, unde agricultura tot mai mecanizată și acapararea terenurilor de mari proprietari fac viața insuportabilă, plus inflația, pentru micii proprietari, care de multe ori vând tot ce pleacă, ne mai vorbim pentru lucrătorii sezonieri, se adună în, în acele slums cartierele, aglomerațiile urbane care nu fac cinste niciunei metropole englezești în perioada respectivă, orașele englezești spre jumătatea secolului cresc exponențial, își dublează, triplează, quadruplează chiar populația, apar, bineînțeles, inegalități masive sociale, probabil că romanul Oliver Twist este cea mai bună și cu ecranizări, bineînțeles, este cea mai bună expresie, de menționat faptul că totuși poate să punctează cam, put, cam mult pe partea de... Inegalitate? Ră, inegalitate, probabil că nu erau atât de flagrante, dar cu siguranță au fost, sau David Copperfield. Mai avem, vreau să mai zic, unul, Nicolaas Nickleby. La fel, Charles Dickens. Clar, Dickens este probabil vocea cea mai uh, ușor de recunoscut a perioadei ăsta pre-victoriene sau victoriene. A Angliei, cu preferatul meu din scrierile sale, a Christmas Carol, Colin de Crăciun, la mine nu trece Crăciun fără să văd una dintre mai multele ecranizări. Este cea ah. din anii 30, cea cu Patrick Stewart în rolul principal din anii 90, cea cu Jim Carrey animație din da. 2000 și ceva, sau varianta Disney cu Ebenezer Scrooge, cu personajul care e construit, de fapt, după eroul lui Dickens. Anul ăsta te uita la ce ți-am recomandat cu Michael Caine și Muppets? Cred că mi-a plăcut. Îmi pare rău, eu Muppets nu pot. Ok, am înțeles. Am și eu abstractizările mele sau lipsa mea de dragoste pentru abstractizări. No offense taken. Nu, chiar la treburile de gust în general, când te superi, e o problemă la tine. Nu vorbesc de tine, vorbesc în general. Eu am zis doar că pentru Michael Kane, că nici eu nu m-am uitat la mapă, decât la că filmul vreau să subliniez lucrul ăsta cumva independent de Marea Britanie și de orice. Dacă cineva vă spune că nu-i nu place ceva, este cea mai bună explicație cu putință. Și este cam singura explicație care în viziunea mea nu se cuvine să fie atacată vreodată. Mm. Dacă eu spun că nu-mi place de cineva ceva, uh, etc., am tot dreptul să nu-mi placă. Nu înseamnă că vreau să-i dau un cap, dar nu. sau că vreau să dispară de pe lumea asta, indiferent ce o fi, dar am dreptul să nu-mi placă. Aici e o treabă cât se poate. este pur democratic, să nu, am dreptul să nu-mi placă ceva. Nu înseamnă că militez împotriva ei. Și asta e o treabă destul de british, așa, în general vorbind. Bun, pentru că eu, eu mă tem că o să facem o treabă foarte ca o predică britanică, să revenim un pic la politica mare. Respectiv, ultimul rege bărbat al Angliei din secolul XIX este William al IV-lea, numit The Sailor King, regentul a murit în 1830 cumva, disgrația de opinia publică și a venit fratele lui, un tip un pic foarte british așa, în sensul că este un pic ciudățel, este un pic ridicol, dar este totodată cu datoria destul de bine structurată în minte, cu niște lucruri destul de fixate în privința activității lui zilnice. Omul a refuzat ceremonie de încoronare, spunând că e o cheltuială prea mare când ăștia erau la apogeu în dezvoltare a domnit șapte ani ca un bătrânel cum se cade, care n-a lăsat foarte multe urme sau cel puțin foarte multe cancanuri, pentru ca la moartea lui să se descopere faptul că singura moștenitoare era din nou o femeie în privința tinerei Victoria. Și aici, când am spus tinerei Victoria, fac trimitere directă și la serialul, la serialul, scuzați-mă, filmul The Young Victoria cu Emily Blunt din 2009, și conex cu asta, Victoria în Albert, o miniserie din 2001, având-o ca actriță pe Victoria Hamilton, uh -huh. în rolul principal, este uh, probabil monarhul britanic care a desemnat cel mai cu succes o epocă în istoria Marii Britanii, epoca victoriană, respectiv din 1837 până în 1901. Este în practic secund, Anglia vrat. secolului XIX. Păi că... și noi când ne gândim la Anglia de obicei, ne gândim fix la perioada victoriană. Da, dată pe de o parte de snobismul ăsta în, marit, man, man, materie de moravuri și de maniere, inclusiv ținutele reginei Victoria, care după moartea iubitului ei Albert, care este principe, duce de Saxa Cobur, principe de Saxa Cobur, pardon, uh, poartă doliu jumătate viață, cu bonete, cu cutare, cu uh, o, un hedonism din ăsta mascat al claselor dominante, bagă în ei ca sparții, silueta reginei în sine este ilustrativă uh -huh. pentru asta. Uh, e pentru prima oară când familia regală intră în casele britanicilor, că apară primele forme de fotografii, uh -huh. să răspândesc gravurile și atunci de când e victoria pătron să nasc primii copii, tot ce ține de viața familiei regale devine parte din uh, viața fiecărei familii. Britanici și asta este o altă condiție pentru sporirea importanței monarhiei britanice. Și în felul acesta, cumva se poate explica de ce a supraviețuit până astăzi din punct de vedere al PR-ului. Pentru că, cinstit vorbind, dacă nu ai popularitate, degeaba ești tu justificat de orice principiu vrei. Uh -huh. Asta e pe de-o parte. Pe de altă parte, este, bineînțeles, perioada de apogeu. Britanic, sub orice perspectivă privim, e perioada în care Anglia declanșează un mic război mondial, așa avan la letră, este vorba de războiul Crimei, când pentru a-și proteja interesele orientale caută să menține Imperiul Otoman Unitar și atunci intervine împotriva Rusiei în 1853, trimițându-și flota împreună cu flota franceză. Pentru că și ei se schimbă situația, deși în Franța a apărut un nou împărat, în persoana lui Napoleon al III-lea, cele două state aleg să coopereze pentru a frâna expansiunea rusească, uh, reușesc să înfrângă Rusia în războiul Crimei, deși un război foarte prost organizat logistic, mor pe capete soldați britanici din cauza bolilor, uh, o singură reușită, o femeie, Florence Nightingale, înf înființează Crucea Roșie în momentul ăsta, uh -huh. dar reușește cumva să-i țină pe ruși în șah. Uh, ceea ce se dovedește că a avut și un recul pentru politica britanică, Rusia se reorientează în Asia, unde amenință India e momentul în care britanicii dictează oricum polit politica asiatică prin războaiele opiumului în China, prin cucerirea completă a Indiei, prin supunerea Africii, inclusiv cel mai scurt război din istorie, războiul din Zanzibar cea de 30 de minute sau? Da, când o escadră britanică a tras niște ghiulele hotărâte în palatul sultanului sau ce era pe acolo și ăla s-a predat Așa, dar în general să spunem că în a doua jumătate a secolului Marea Britanie încearcă să țină un pic departe de afacerile coloniale. Între timp, la 1801, sper să nu spun prostii, nu a știu, intrat nu? și Irlanda în uh -huh. compoziție, deci acum vorbim de Regatul Unit. Complet. Sau al Marii Britanie și Irlandei este numele lui complet. Și bineînțeles că avem o întreagă publicitate făcută de societatea britanică, de clasa conducătoare britanică, atât în Marea Britanie cât și în lume. Așa dintre moștenirile mai uh, amuzante ale perioadei victoriene, Pum de Crăciun. Este una dintre principalele. Este adus de Albert din Germania. Originea lui este A. spațiu german și pentru că îl afișează Casa Regală Britanică, brusc vrea toată societatea britanică și, până mă, vrea toată Europa. Uh -huh. Să-l aibă, așa apare pomul de Crăciun. Oricum, show-off-ul. Etalarea, devine literă de lege odată cu uh, The Great Exposition Exhibition din 1851. Marea expoziție la Palatul de Cristal. Este prima expoziție internațională în care organizată de Alber cu precizie germană. Mm -hmm. Arată marile realizări în principal tehnice ale imperiului britanic. faptul că era, arată... că era lider în industrie, lider în comerț, lider în ce vrei tu. Era pur și simplu asta, asta este fabrica lumii. Ideea de bază conduce comerțul mondial, deși din momentul ăsta deja se simte suflându-i puternic în ceafă industria și ulterior comerțul Statelor Unite al Americii, <coughs> ca de obicei rămâne cumva statutul dominant chiar atunci când deja ca parcurs pierde teren, cum la fel pare să pierde rapid teren în Europa în fața noului stat al Germaniei fondat prin uh, uh, înfrângerea spectaculoasă a Franței la Sedan și proclamarea Imperiului German într-o manieră o atât de ironică la Versailles. La Versailles. Germania devine rapid principala putere militară pe uscat al lumii, își cere locul în expansiunea colonială, oricum e infim, la propriu, pe lângă Imperiul Britanic și caută să conteste mai ales o dată cu Wilhelm al Doilea supremația britanică, deși este o relație de iubire ură. În primul rând pentru că la momentul ăla majoritatea monarhilor europeni sunt rude, există totuși un monarh european care are mai multe legături decât Victoria. Este vorba de Cristian al IX-lea, al Danemarcei, ale cărui fiice și fii s-au căsătorit cam prin tot continentul european. Dar nu degeaba Regina Victoria este numită bunicuța monarhiilor europene. Dacă pui o poză a lui George al V-lea al Marii Britanii și a lui Nicolae al II-lea al Rusiei, e greu să te deprimi de cine-i de cine în imaginea respectivă. cert este că Victoria asigură prin longevitatea ei pe tron o perioadă de stabilitate care asigură dominația britanică liniștită până când politica de pe continentul european mai ales să împute destul de tare, se produce asta marea permutare că deodată de unde se adversar vreme de secole Marea Britanie și Franța acum sunt aliați. Ca niciodată, nu? Uh, Atât de evoluția puternic. Rusiei o aduce și pe ea, îmbarcă mai mult cu Franța, dar implicit și cu Anglia să ajunge la o normalizare a raporturilor și prin Asia se face o delimitare în cele din urma sferelor de influență Rusia în Asia Centrală Anglia, Marea Britanie în India și în felul acesta se creează contextul perfect pe care Victoria nu va mai trăi să-l vadă al primului război mondial. Culmea nici fiul Victoriei care până la regele Charles al III-lea a fost principele moștenitor care a așteptat cel mai mult să se vadă pe tron și mai mult decât Charles al III-lea a fost greu încercat de părinți, uh, având modelul de perfecțiune, de pudoare și de rigorism al lui Albert, care era never relax, never relax, never relax, de-aia și crăpat mm. prematur. Uh, Victoria i-a pus în cârca lui Edward, că despre el este vorba moartea tatălui. Uh, omul s-a simțit clar neiubit de părinți, și asta nu este o scuză, este o explicație pentru comportamentul lui destul de libertin. Era vedeta bordelurilor din Franța, acest principe moștenitor englez. Era un dandy, un playboy sub toate aspectele. Mânca mult, bea mult, fuma mult, paria, avea amante, dar îi plăcea și cultura, era interesat de toate aspectele științei. Nu degeaba este mec la lui pe niște țigări, într-adevăr, proaste. Dar King Edward, nu cred că am avut ocazia. de foi, nu, nu fac reclamă la produs, ah, nu mai de okay. a, Dar este în general văzut ca un bon viveur în adevăratul sens al cuvântului și e adevărat că e mult mai atras de mediul franțuzesc decât este de uh, mediul britanic. După îndelungata domnia mamei sale, mai menționez filmul Victoria and Abdul, Abdul da. din 2017 Minunat. cu Judi Dench într-o prestație absolut nemaipomenită și Ali Fazal Uh, cu majordomul, să zicem, indian. A care Victorie. nu se știe exact dacă ar fi existat, Nici dar e o poveste frumoasă. El, de fapt, trimite la oralitate din, din Imperiul Britanic al vremii acelea, unde erau reuniți africani, indieni, australieni, canadieni, etc., sub o dominație așa a metropolei din insulă. Marele Păianjen este văzut într-o imagine care stă în in, retras în văgăuna insulară și împânzește lumea cu cabluri, că Anglia este aia, Marea Britanie este cea care trage telegraful mm -hmm. peste lume, este aia cea ale, ale cărei nave trec pe toate oceanele, uh, și asta pare să explodeze în timpul lui Eduard al VII-lea. Între timp, englezii ocupaseră militar Egiptul, se construise canalul de Suez, care înlesnea navigația din. este în 1860. Să construiește uh, atunci la Victoria, da, da, da. Așa, ocupaseră Cipru în urma războiului nostru de independență, <laughs> paradoxal, și asta le asigurase dominația aproape totală. În Mediterană, în felul ăsta, își asigura sără Singapore exista deja, adică principalele strântoare ale lumii, majoritatea dintre ele, erau sub controlul Marii Britanii. Nu degeaba e să zis mereu Regina Mărilor, că da. o vedem. Însă, apare această contestație germană. Wilhelm <coughs> II își mărește și flota, și sub domnia fiului lui Eduard al VII-lea, care moare aflând că armăsarului preferat a câștigat o cursă, de, o cursă la hipodrom. I'm very glad. Asta au fost ultimele cuvinte rostite la 1910, mi se pare, de acest suveran britanic atât de vicios, dar atât de iubit de popor mm -hmm. sub aspectul ăsta. E adevărat că disprețul pe care i l-a arătat lui Wilhelm al II-lea întotdeauna acest rege britanic foarte rucolios, probabil că a grăbit puțin al doilea război mondial, cel puțin în plan personal, pentru că fiul său, George al V-lea, este nevoit în 1914 să se confrunte cu problema primului război mondial. O întrebare aici. E binecunoscută poza aceea cu nouă regi, care sunt, cred că e 1913, fix înainte de începerea primului război mondial. Da, și câți rămân după. Da, dar în ce moment este la moartea regelui britanic sau este al regelui pe care îl uit eu acum? Cred că este la mormântarea lui Eduard al VII, la 1910, la pe Nicolae al II-lea al Rusiei, Wilhelm al II-lea al Germaniei, din Spania, nu mai știu cine Dumnezeu era, dacă era. Alfons al XIII-lea, parcă, Emanuel apareși... al Portugaliei, țarul Boris, cred că? Al... Nu mai știu exact. Dar ideea că a urmat ceea ce a numit Tachionescu Cascada Tronurilor, și acum nu pentru că dorim să ridicăm expectativa, dar așa este corect. Cel puțin în ultima sută de ani, ar fi fost corect și mai dinainte, dar să zicem că am încercat o expunere uh, cât de cât echilibrată, n-ar fi corect să lăsăm expunerea despre Scoția și Wales în 1707. În ultima sută de ani, cel puțin, destinerea acestor trei nații au fost atât de strâns împletite încât consider că e corect să le continuăm în episodul următor. Bun. când vom prezenta istoria de la început a țării galor și a Scoției și apoi istoria din ultima sută de ani a ceea ce este până azi de fapt regatul unit. Am făcut împărțirea asta cumva artificială, așa cum am spus, pentru că Anglia a fost de-a lungul timpului hegemonul da. în cadrul spațiului insulelor Marii Britaniei și Irlandei, dar deja de la 1900 încolo chiar este dincolo de orice contestație faptul că istoria lor este împletită. Este ăsta cel mai lung episod pe care l avem până acum, cel mai probabil. Până acum, da. dar să nu punem uh, stabilă, eu am mai adus o mică listă pe care aș vrea să o enumăr acum: uh, care se referă la niște recomandări de sitcomuri britanice. Dacă vreți să vă familiarizați cu umorul britanic, Open All Hours cu Ronnie Barker și David Jason, uh, Last of the Summer Wine, Are You Being Served, The Thin Blue Line, care este tot cu Rowan Atkinson, este un alt uh, Blackadder. Uh, Benny Hill, bineînțeles. Mr. Bean, cu da. Rowan Atkinson. Have I Got News For You, care este o parodie la uh, emisiunile de știri. Mac The Week, care este mai recentă. Celebrul Monty Python, care am înțeles că urmează să fie reeditat acum de către John Cleese. Uh, și mai nou, Dr. House, cu Hugh Laurie și uh, asta nu este neapărat de comedie sau ceva așa specific pentru societatea britanică interbelică, Peaky Blinders. Mm -hmm. Dacă doriți, bineînțeles, există, este mult mai amplă. Am și eu de adăugat două mențiuni aici. Avem uh, Little Britain, care a inspirat la noi în anii 2004-2005 să se facă vacanța mare, a făcut emisiune special I Love Romania, cred că se chema. E trasă în oglindă după Little Britain, umorul respectiv, și mai avem și Dr. Who pentru cei care le place științifico-fantastic. Astea au fost mențiunile despre o țară care ne-a dat atât de multe lucruri când vine vorba de entertainment. Eu menționez că mai aveam în buzunar o mică listă, dar pe care o voi folosi tot în podcastul următor sperând să fie un pic mai scurt, despre uh, mici raporturi, o mică schiță cu raporturi uh, anglo- sau britanico-române. De-a lungul istoriei când ne-am cunoscut noi primor oficial, ce Britanie este importantă pentru România și viceversa. Și personalități de care vom vorbi în episodul următor. Wow, de, de deja ea e confunz, mă, conf, mă induce pe mine în eroare cât de, cum o să le așezăm episoadele astea, dar păi, pe oameni dar dacă vreți să vedeți în continuare să aflați povestea imperiului britanic spusă din perspectiva noastră. Uh, să știți că va fi și un episod 2 peste două săptămâni. Ca să mai facem o mențiune, să nu existe mici observații că mi s-a scurtat mie brus mustața de cât am vorbit, episodul ăsta a fost for, uh, filmat în două tranșe, tocmai pentru că fiind vorba de istoria unei dintre cele mai importante uh, nații europene, e greu să rămâi concentrat, probabil vreo 5 ore vor fi în total, așa că am preferat să facem pauză la un moment dat, ca să avem o expunere cât mai clară. Ideea aici este nu să enumăr, să recit niște rezi sau niște evenimente istorice, ci să țopăim din social în politic, în politică externă, în economic, etc., să încercăm să prezentăm o imagine cât mai viu colorată, că mai precisă nu poți să <coughs> ai pretenția într-o emisiune de popularizare. Asta nu este un podcast de istorie academică, este o emisiune de popularizare a cunoașterii istorice, vă trimitem la filme, vă trimitem la citit. Chiar cred că putem să adăugăm de acum încolo și o mică listă bibliografică în descrierii. Mi-ai luat înainte, vreau să... vreau să menționez asta, dar sperăm să stați la fel de atenți și la episodul următor pentru a vedea finalul ultimului secol din istoria Marii Britanii. Mai avem ceva de adăugat pentru seara asta? Eu zic că e destul. Bun. Din nou, uh, mulțumim că ați stat până la ora asta. Să, cred că sunt de aproape 5 ore. Să vă uitați la Cultural Storytellers. Din nou vreau să-i mulțumesc lui Damian Amfile că a fost și săptămâna aceasta. Mă repet cu replica asta, deși știu că ai uh, zis mai dinainte, dar hai, la, lasă-o să o lăsăm așa. Mai ales că vin din domeniul teologic, încearcă să mă faci moaște. <laughs> Bun, uh, mulțumim și oamenilor care dau share, like și subscribe și care ne urmăresc o dată la două săptămâni. Până data viitoare, nu uitați să aveți o seară faină și, Damian, o seară faină. Cheerio! <laughs> Good day, Mike! Iar am dat-o pe Australia. Mare face!